Merge, suntem live, ne vedem. Păi scrieți, noi nu ne vedem deloc? Pe canal la mine, scrieți. Da? Mai aduc noi patru televizoare. Una din ele du-te sus și vedem. Merge, ne auzim. Bună seara, bine ați venit pe live. Haide, zicem ce anunțăm și ca să închidem repede în 5 minute. Să dai pe mut. Ce faceți, băieți? Cu ce ai venit până aici, Florin? Cu motorul? Cu atașul? Ne cerem scuze că am întârziat. Noi... Mirel doar la religie ajungea. Trebuia la 9, noi suntem de la 8 aici. Dar știi cum e, dușmanii... Da, n-au valoarea. Bun, și acum 2:30 eu cu Florin vă cântăm manele. Din câte vedeți, avem doar două microfoane, pentru că mai nou așa se face, nu știu dacă urmăriți live-urile americane. Auzi, păcălim și noi aerul la condiționat, dacă merge. Facem un pic de răcorică. Am supărat cu întrebarea asta. Să vrea puțin răcorică, auzi, nu, că după aia se strică sunetul, frate. Și așa stăm în astea două. Mamă, s-a pus Florin cu geaca asta pe mine, e rece. Gata, hai. Oricum la 10 trebuie să închidem, mai stăm 7 minute, trebuie să plecăm. Nu, stăm. Stăm cu voi aici, ziceți, ne vedeți, ne auziți bine, vine și Mădălin Cârje imediat, exact. Stați niștiți, trebuie să se liniștească un pic, a turbat cu setările, cu ale lui. Da. Ia, vreți să-l auziți pe Popinciuc? Bună seara, dragilor! Tu n-ai microfonul? Mamă, ia-mă, zici și tu ceva. Bună seara, salutare, nu vorbim peste mine, bă, că te bate, ești nebun. Nu mai se mă rămâne, mai zic nimic. Se bate Milka cu africana. Așa fac ciocolatele mele în pungă. Cancel! Nu vreau să zic că Florin e cercetor, dar el ar fi mai mult mersi. Vezi că e bine, ești nebun, mersi. Vezi că e scumpă, mersi. Vezi că e scumpă, mersi, nebun, vezi că ești cercetor de clasă. Vezi că eu cu microfonul doar când am un bani. Așa, bun. Ce oferte avem la casino? 100 de rotiri la tine. Shining Crown. La noi scrie pe spatele tricourilor, super. Nu pe față, că nu suntem așa, ne ardem așa pe față. Da, mă, ce voiam să vă anunțăm, cam asta e ideea, deja probabil mulți dintre voi v-ați prins. Crezi au că știu? Au ieșit ăștia de la șef la furculițe. Cuțite ne băgăm noi. Asta n-a vrut să ia pe ăștia la șef la furculiți, ne ia tot pe noi. Da. Drăcea este Scărlătescu. Din Florin, motive evidente, da, o să presupun. Florin Bontea, da, da. Ei doi sunt Bontea. Ca atitudine, sincer, mai mult mă regăsesc eu în Bontea. Dar asta okay. Că n-are ce să mai fii ălalt. Cum adică? Nu pot să fiu eu Dumitrescu? Ba da, tu. Păi da, dar eu mai cred, eu am barbă. Da, mă, nu, Drăcea e cel mai Dumitrescu. Cârși Scărlătescu că e spre chelie, da. Da. Ia uite-l, se pregătește, bă, cum își aranjează el toate alea. Aoleu. Bă, dar stai, mă, noi erau trei live-uri, sunt trei chaturi? Da, mă, da. Ah, bravo, uite, stai că acolo e sus, gata, n-am văzut. Dobrotă, nu, 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 nu mai donați bani, nu mai țineți banii, că urmează să vă anunțăm exact, ceva. Da, nu, te rog, nu, retrageți donați. Aia 50 de lei, că-ți luai două, să mă arăt. Ia uite 10 lei, Simona, ține-i pentru tine, că nu mai ai după la ce ne trebuie. Eu vreau să intru doar să arăt că noi avem microfoane. Noi avem 18 headset-uri aici. Dar s-a stricat mixerul și merg doar două canale, îmi cer scuze la toată. Mamă, câtă chat, câtă lume, vă mulțumim foarte mult și îmi pare rău de hype-ul pe care le-am creat și mult timp terminați, n-avem un mixer ca lumea. Dar nu știu ce am făcut. Deci am să fac concert live. Scule. Dar sunt prost. Atât am vrut să vă zic. Vă mulțumesc că sunteți pe live și mai rămâneți puțin că o să vă anunțăm ceva monstru. Și acum vreau să dispar puțin, să-mi revin. Ce bezi, frații mei? Păi și când anunțăm? Mai stăm puțin, să mai fierbem. Trebuie să facem like-uri. Deci la Drăcea trebuie să facem... 43? 23? Păi... Mau, e bine, frate. Hai să facem așa. Vreau să fie... Haideți vedem. Dacă câți dintre voi vă mutați la mine... Nu. Aștia vor avea prioritate la ce vom anunța. Vreau să facem 200 de like-uri la Drăcea. Ce scrie?
doar două microfoane, așa are Florin, scuze că de ce nu vorbește. Hai, ieși afară. Ia uite mă, David Schmidt. Care vezi eu umorul ăsta, uite. Let's get down to business. David Schmidt. Bă, da, o idee e că o să anunțăm ceva super monstru, dar când, Cârge? Hai să vedem în cât timp, ca să știm... Păi e ora 9:07. Câte like-uri trebuie să faci? Păi noi n-avem 500 de oameni adunați pe toate canalele, de unde vrei le? Cum, bă, termină cu prostiile astea. Coai, vrei să plecăm de aici, apoi mâine? Trebuie să adune 50 de like-uri la canalul meu și câte 100 la canalele lor, ca să nu fim aiurea. Da. O să facem ceva puternic. Mamă, dar mă enervează că vorbim d-ampulea. Hai mă, bă, o să... Am să zicem adevărat, n-avem subiect de discuție. Da, mă, deci eu astăzi am fost și am vorbit cu o contabilă. Așa? Și urmează să lucrez cu ea, că m-am săturat de ăștia care lucrez acum, contabilitatea, nu mai îmi convine. Doamne, este femeia, din ce în ce mai rău. Doamna asta îi ține contabilitatea și lui Florin, dacă vă interesează. De la el am recomandarea. Preț bun. Bun, Florin, au fi cec. Începem cu pielea. Ia. Asta sau asta? Nu, asta, nebunule, asta. Mamă, vreau să după tine. Mamă, ce-ați făcut acolo, frate? Asta? Păi și ai lăsat bateria aia, aud, în berea aia, audă, dă-o știu de acolo. Șterge-o, dă-o de pantaloni. Șterge-o, dă-i drumul. Trebuie măcar să ținem microfoane așa să pară că avem oamenii care intră pe live, doar pare dubios. Stai că ți-au dau știe. Ți-ți dau headset. Păi fără fir, veret, gata. De-a dat de jucărie, nu? Ha, bă, mă, să anunțăm. Noi fumăm țigări și le-am dat sticks-uri. Să prefacă și ei. Și ce, merge headset? A, nu merge, stai cu el așa la mișto. Nu, așa e mai mișto. Să ne ziceți dacă se aud bine și cei care vorbesc și nu au microfon care merge. Acum trebuie să vă dați seama exact. Care nu... Stau de fapt să vă dați seama, stau ăștia cu astea mână. Și că e cu de porumb să mă așa. Da, sunt aici cu frații mei. Aoleo. Haideți să citim comentarii, să răspundem. Puneți-ne întrebări, dar nu legate de ce vrem. Facem să un pic de... Acolo. Bravo, Dobrotă, bravo. Facem da. Un pic de Q&A, deci orice întrebare noi vă răspundem. Uite, exact. De ce Florin îi umblă lui Drăgea în buzunare? Pentru că asta vreau e natura. Vreau să văd dacă are pâine în buzunare. Transpir mereu patiserie, chestia mea. Florin simte firmiturile. Ca Spider-Man, simți Florin, da, e descendentul lui Hansel și Gretel. Eu zic că e live-ul perfect, e episodul perfect după 5 episoade de mulțumim Sound Creation. Exact. Adevărata reclamă e acum. Da, plus că e canalul Dobrotă, unde nu comentează nimeni. Bă, toate sunt canale. Dar eu vreau să văd câte like-uri avem, că eu în funcție de like-uri vreau să dăm vestea. Uite, Bogdan Marian spune lucrurile pe care mi-aș plăcut să le spună tata. Nu le-a spus niciodată. Prezența voastră e suficientă. Unde-i Gojira? Unde-i Gojira? Asta e o întrebare bună. Da. Nu știm. Cât de următor roaster post? Pentru asta avem un răspuns. Dacă ești din București, este pe 12 noiembrie. Nu spune invitatul. Nu spunem invitatul. Pe 12 noiembrie la The Full. Este următorul roaster post. Și apoi pe YouTube. Microfonul lui Dobrotă se aude mai încet sau vorbește el mai încet? Mamă, două avem șase sau aud prost. Mă duc să le rezolv pe astea pe care le avem, stați așa. Uite, întreabă cineva, Mirel, cum a fost în deschidere la Maria? Foarte frumos, mi-a plăcut mult. Bănuiesc că ai fost în sală, dacă mă întrebarea asta, că nu știe. Altcineva care n-a fost, nu... Nu știe, că eu nu eram pe afiș, nu. Foarte mișto, mi-a plăcut mult. M-am distrat, sper că și... A fost... Probabil s-a părut slăbus și de-aia te întreabă pe tine. Cumva simt că, da, era ceva ascuns la mijloc. Hai să fim mai sinceri și să punem întrebările așa cum vrem să le punem, da? Uite ce dreptate are băiatul ăla. După o oră de probleme tehnice, veniți cu 5 oameni, 2 microfoane, mai cereți 550 de like-uri. Adevăr ăsta e, mâncați-a și pula ta. Să-ți trag la muie! Pe canalul meu! Da, mă, da. Noi așa am fost crescuți, frate. Nu. Păi al cui e canalul? Ah, uite, al Dobrotă e ăla din stânga. Din stânga, da. Ok. Ce înălțime are Drăcea? Dar e cu 6 găuri, dacă vreți. 6 găuri, ce pula mea.
Stai, mă, că mai era, uite, o să apară pe YouTube concursul ce l-ați făcut la Ciznădii. În primul rând, încă zi tu trecea, că tu ești mai în măsură să răspunzi. Sigur că da, nu s-a întâmplat încă concursul de la Ciznădii, dar o să apară pe YouTube, pe TVR, o să fie pus pe multe. Da, uite, salutări doamnei Tatoiu dacă se uită, sper că se uită, că altfel nu înțeleg de ce mai fac chestia asta. Dacă nu mă urmărești Monica Tatoiu, îmi bag pula în toată cariera asta. Și așteaptă să spună ceva. Bă, și asta zici că e emisiune de aia de seară România TV, de se strâng mai mult și stau acolo și nu înțelege nimeni care e subiectul, dar stau toți așa foarte concentrați. Da, bă, deci e ok cu câini în parcuri? Nu. Veniți în Republica Moldova. Călin. Da, s-a confirmat, nu. Aparent s-a rezolvat, nu o să vină. A zâmbit cu subînțeles. Deci asta înseamnă că în octombrie e anul viitor. Da, faza e că noi facem acum un fel de emisiune prin eliminare, de-aia merg doar două microfoane și o să rămână doi oameni la un moment dat aici. Trebuie să votați voi, da. Jocul ăla de la impro? Da, pentru voi s-a, pentru tine s-a stâns microfonul, Marian. Stăm cumva la Emo versus Cocalari 2023. Sunt curios, ar trebui să detaliez care ar fi Emo și care ar fi Cocalari. Bă, Cocalari cred că e clar. Da, Emo. Adică. Emo, zici că ai fi tu? Da. Care cu aia, că nu e supărat? Nu, no, mă, nu. Pe aspect, așa zici? Îl vezi tu doar după ce se dă rec la camere, în pula mea. Trebuie să petrești timp cu el. Nu, că nu vreau. Nu-mi doresc. Nu mă așteptam să anunțați ceva așa, wow. Da, și cu asta vă... Vezi, mă, că iar s-a scurs pe baterie, mută bateria aia de pe masă. E supărat, Cârge. Eu intru live pe Instagram. Cine vrea să mă audă vorbind, haideți la mine pe Instagram. Mă, e trist rău de tot. Bă, o săptămână, vă jur pe viața mea, o săptămână doar abia așteptam live-ul ăsta. Și nu știu, Dumnezeu nu știu ce a făcut, mă urește cu aia. Bă, dar până la urmă, fii serios. Voi, ca oameni care vă uitați la un live din ăsta, ce vă pasă mai mult? Să fie entertaining sau să avem noi toți microfoane și scule țuți? Bă, dar e nașpa că trebuie să fie ceva, să auzim râsul lui Drăcea mai aproape. Vrei să spunem un recorder sub tine așa? Da, mă, da. Eu zic să împărțim noi patru un microfon și unul doar să râdă Drăcea în el. Mi s-ar părea foarte tare noi să stăm să vorbim, să faci tu live. Da, 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 Mariana, în Constanța, am pe 13, să vorbească singur acolo. Mersi pentru trandafir, mersi, haideți cu tap-tap, mă rog, să bubuie live. Ha, mă, când dracu zicem? Câte like-uri sunt? Ia-te! 450? Adunat? Mamă, încă 50 de like-uri? Ne mai trebuie și anunțăm ce facem? Doamne, suntem ultimii, suntem 5 oameni care strângem 550 de like-uri pe 3 canale diferite. Bă, da. Și cu două microfoane. Bă, mor. Hai să vedem ce întrebări s-au mai pus. Mai e ceva interesant? Da, puteți să ne mai puneți pentru Q&A, vă rugăm. Uite, am primit trandafiri. Hai să întrebăm oamenii ce cred că anunțăm. Au scris, toți au zis de asta. Uite, să zică Florin, anunțul sos. Care e gluma preferată de la ceilalți? Eu nu ascult. Mirem doar ce a făcut-o, aia cu mersi. Mai devreme, dacă ești pe live de la început. Te-a rupt gluma aia. Asta e gluma mea preferată la Mirel. Bă, știi cum ar trebui să facem, frate, ca să o anunțăm, să tragem frumos de lemnul ăla de acolo? Păi, da, așa o să facem. Tragem de lemn. Și asta nu înseamnă că trebuie să te apuci să tragi de piciorul meu. Primul de cherestea, direct. Am văzut că Five Gang s-a oprit din treabă. Nici LA Gang nu mai e, mi se pare că e loc pentru piața muzicală pentru tineri și ne băgăm. Uite o întrebare bună, care dintre voi a rezistat cel mai mult în gala Eric Sef? Da, clar eu. Ai rezistat cel mai mult? Bă, dar nu cred că e vorba despre asta, cred că e vorba că te bătai posiv. Nu, dacă reziști mai mult, asta e întrebarea. Care depinde cu cine mă bat, mă, stai, depinde cu cine mă bat. Când e următorul Open Mic, am văzut că întreabă cineva, marți? La Club 99. Și joi la The Full. Îți dai seama. Dar băiatul ăla care te-a întrebat probabil în altă țară acum sau ceva. Făceam așa conversația. Am vrut să văd cum mai aveți.
Și miercuri la comics acum, na, ce să facem. Și duminica la Comedy Point. Mai sunt și altele? Și lunea la mine acasă. Lunea la Mirel. Hai, toată lumea apropiere, a venit momentul. Nu încă. Aaaa. Hai Mirele, mai ai așa la noi. Și tu aici. Hai. Oameni buni, face da. Screenshot. Mă simt ca și Costel la între show-uri. Oameni buni. Erotic. A venit momentul să anunțăm ce ne pregătim de aproape două zile. Tu trage panoul ăla, bă, ușor, ușor, Mirele. Trebuie să tragi ăla. Oameni buni, cu cine face emoții? Toată lumea asta e. Numai, îl trage aici, lângă toată tine, lumea stângata. Foc în chat. Vreau să văd doar foc în chat. Toată lumea flăcări. Să vină farfurii. Așa trebuie să facem live-ul, man. E fix așa. Vezi că a văzut mai ușor fărine cu mâna pe băcolo. Deci la orice poză în țară, când facem poză de grup cu oameni, mereu îmi pune mâna pe cur. Foc. Și farfurii, a venit și farfurile. Pizza. Toată lumea fire. Fugir. Bun, oameni buni, îmi pare rău că e atât de penibil acest moment pe care l-am așteptat foarte mult timp. Anunțăm, oameni buni. Mirel, poți să tragi pancarta. Pe data de 31 ianuarie. În București. 2024. Nu încă, nu spuneți încă locația. Nu spunem locația. Orele 20:00. Trage. Hai, mei. Cu drăcea. Oameni buni. Nu că se vede. Se vede, credeți-mă. Se vede, se vede. Bă, lipește-l de canapea. Nu te, trage-te, nu sta în față-l. Gata, se vede? Aoleu! Ce se vede aici? Ce-am făcut? Palapalatul! Ce-am făcut? Aoleu! Cine nu sare? Cine nu sare? Închideți live-ul că trebuie să-i suc pe băieții ăștia. Sala Palatului, sala Palatului. Share masiv la toată lumea, share masiv. Luați bilete acum, 50% reducere. 50% reducere. Postează link-ul în chat. Da, mă, da. Acum si. Le punem fiecare si, în chatul lui. 50% reducere următoarele 48 de ore. Haideți, săriți pe bilete, că dacă vindem 500 weekendul ăsta, chiar ne las să-l ținem. 48 de ore din momentul ăsta, vă dă cârge link-ul acolo frumos în chat-ul, dă-l pe toate chaturile, mă dă. 48 de ore la jumate toate biletele, da, codul Sala Pala 50, nu? Da, Sala Pala 50. Sala Pala 50, bă, voi puteți să vă luați la VIP, la VIP, la VIP cu cât, 70 de lei sau cât e? Cam așa. Da, 50. Ce zic eu, 3 milioane de. Acum, acum. Acum, pune și la mine, dobrătă, te rog. Nu pot să-mi dau eu pin singur, mă. Păi nu-ți dai pin, să pui acolo. Am luat deja 50 de bilete, Doamne ajută. O se vândă mai scump după aia. Da, mă, și tot două microfoane o să avem, dar o să am uităm pe rând acolo. Am uitat să anunț o chestie. Primul, Micuțu! Oh my God, e Cosmin! N-am zis chestia asta, să o fac public aici, că v-am să zic, dar n-am știut că e și Cosmin aici. O să zic după ce pleacă. Poți să ieși puțin, Cosmin? Îi mulțumim foarte mult, a fost primul om care, de fapt, primul, singur, care ne-a încurajat să facem chestia asta, ba chiar ne-a împins de la spate. Cosmine, îți mulțumim foarte mult și nu mai stai aici, că ne faci să avem emoții și să ne pare rău. Zido Shop, nu știu ce. S-au pus biletele, sunt comentariu pin. Asta voiam să anunț. În primul rând, primul om care va cumpăra bilet, nu știu dacă a cumpărat deja, trebuie să intru, va primi automat două invitații VIP. Dar lăsați-mă să vorbesc, frate. Deci biletul 1, 50 și 100 vor fi premiați cu două bilete VIP, indiferent de unde cumpără bilete. Puteți să cumpărați în spate, oriunde. V-am lăsat acum link-urile, le aveți și în descriere. E în descriere, la fiecare live avem link-ul și acum îl punem și în chat. Nu vedeți că nu prea avem. Ce trebuie să-l pun în chat sau în descriere? În chat și îl pinuiești în chat. Bine, gata. Stai. Așa mișto ce suntem, zici? Nu putem să ne abținem să ne uităm la noi pe live. Sala Palatului din ce oraș? Auzi întrebare la Silvi Duchi, în București. Vrea să vină măcați din Botoșan și el cum ajunge. A, da? Da. Vino, frate, din Botoșan, te așteptăm. Ești de acolo cu Vacariu. Pentru a putea cumpăra bilete la acest eveniment, introduc codul de acces. Ia, vezi, merge? Codul de acces este Sala Palatului. Vine și DJ Star. Nu, dar o să avem o surpriză muzicală, Sala cred. Sala Pala 50 este codul. Gata. A luat bilete chiar dacă nu sunt în țară. Mamă, Madaluna... te iubim. Mamă, că s-a făcut drăcea, ia auzi, mă. Care îndă porc direct. Mamă, cum sunt dau biletele astea, deci deja, eu zic să ieșim din chat. Câte sunt, 9000?
A întrebat cineva mai devreme unde este burtiera. Este la unul din noi sub tricou. S-a aflat curând. S-a dat 12 bilete, s-a dat 12 bilete, băieți. 12 bilete. Trebuia să avem VIP toate, VIP. Trebuia să avem un clopot ăla de vaci cu aia. La apropo, la 500, nu, la 500 de bilete voi rămâne în chiloți pe live, promit asta. Mamă, deci puteți să vă opriți la 490 lejer. 499. Îl convig eu să-l lasi și la 300 dacă sunteți băieți. Mă luați voi până la 300 că-l convig eu. Lași și la 50 dacă dă peste ce gol. La 300 de lei. Nu-l striviți pe domnul, sunt deja strivit de viață, frate. Nu mai au ce să mă strivească mai mult. Ia mă, frate, că eu am. Ce-i? Ce-i, mă, frate, că eu am? Vă place afișul iubirii? Bă, sincer, e cel mai frumos afiș pe care l-am văzut în viața. E chiar. Show așa și așa realist vorbind, dar afișul, da. Numărul 1. Jur. Bine, mai puțin eu. De ce, mă, că ești bine, mă? A fost, a fost greuț să putem fi prinși în aceste ipostaze. O să vedeți asta pe vlogul lui Drăcea de mâine dimineață. Postăm, deci tu postezi mâine dimineață podcast, un podcast, podcast, eu postez un vlog. Și atât, nu? Da. Mâine pe canalul lui Dobrotă un podcast în care vă jur pe mama, ne auzim toți deodată, toți cinci, să moră dacă nu. Fiecare cu ale lui. Ieri a mers mixerul cu aia, ieri a mers mixerul, azi nu înțeleg. Dumnezeu, nu mă vrea la sala palatului. Adevărat. 1.79, dar sunt ăștia super înalți. Mereu mi-e rușine că merg cu ei să-mi bag pula. Jur cu aia, mereu când am poze cu voi zici că am 1.20. Bă, nu mai da 25 de lei. Ia uite-l, mă, ce a făcut. Bă, acolo. A dat 25 lei doar ca să anunțe că vinde biletul. Canalul cu ăla, din dreapta al meu? Cred că al tău. Doamne, mamă, deci trebuie să scop până acum 85 de lei din el. Scoți și eu un bilet, frate. 85, păi cumpăr eu un bilet, la mișto și loc, îl arunc pe stradă. Așa. Îi scoți și iei un bilet pe AS Roma. Îți zice Florin, am două conturi, cotă 17 dacă vrei, frate, să fac. Direct din cum e, s-au mai dat? Bă, dar nu-i dai și nouă link de la să frecăși noi ia biletul ăla în fiecare zi? Dar asta i-am spus, frate, că nu... 48 de ore, pentru cine a intrat acum, 48 de ore, 50% reducere, sala Pala 50 este codul, vă așteptăm. De 450 de like-uri câte am făcut, nu? Sau 500 câte erau. Un bilet, dă-o dracu cu un bilet. Bă, dacă ați dat like, puteți să-l luați un bilet. Hai să vedem, de la adăpost, dai la adăpost banii aia pentru animăluțe. Da, e 85. Corect, de bravo. Lei, da. Ăștia după sala palatului, nu. Ăștia pe sala palatului de nu-i facem. Cum e, mă, dă? Câte avem, 300? Nu, eu beau bere, mulțumesc. Am trimis spre secretariat să mi se spună numele primului om care a luat bilet, el va primi două bilete VIP în față. În fața scenei să batem palma cu el. Încă nu am primit de la doamna secretară, cum primez vă zic. Update la bilete. 45! 45 oameni buni! Nebun! Crowder, repede, toată lumea! Și ești în București, cateriale! Biletul 50 iar va fi premiat, oameni buni, așa că băgați mare. Revin eu cu update-uri. Biletul 1, biletul 50, luăm 100, 108, mai luăm 264 și face o masă mare așa. La Mire, la casă. Mire, în garzonieră, da. Stă în bucătărie acolo, în fund, beu un bere. Baftă, mă. Păi și-a făcut burleana cu aia. Nu pot să-mi cumpăr bilete de pe acum dacă vine sfârșitul lumii până pe 31 ianuarie. Man, dacă nu vine cu show-ul ăsta, n-are cum să vină altfel. Trebuie să iei bilete de acum. Cum să mai aștept? Ia uite, mi-am 6 euro. Te rog mult de tot, de 6 euro îți luai un bilet în spate. Te rog mult de tot, nu mai donați bani. Problema asta poți să o ai și pe 30 ianuarie, dacă vine apocalipsa la noapte. Oameni buni, pregătiți focuri în chat, avem rezultatul. Diaspora. A venit diaspora? Nu pot să cred, nu? Dacă nu, primul bilet a fost cumpărat de Cheroiu Mădălina. Bravo! Zi, frate! Mădălina! Tocmai ce vreau să vă spun e că Cheroiu Mădălina vinde niște bilete că a primit altele. Nu, că Cheroiu Mădălina poți să dai, ai două invitații în față pe care să le dai unor prieteni dintre ai tăi, frate. Hai, hai să vedem numărul 50 cine va fi. Cine vine la concert? Mâine ne vedem la Șatra, la Arene și sâmbătă, luni ne vedem la Cesnădie, la The Mic. Cine e toată lumea la The Mic? Mai faceți voi, Caterin. Mai zic Florine, că vă știți. Hai să vedem ce întrebări mai avem pe acolo. Mai avem vreo întrebare interesantă? Dă și tu un scroll pe acolo, Mirel. Cine va fi în deschidere la voi 5?
Nu am hotărât asta încă. Vedem. Nu știu, avem opțiuni. O să facem un concurs pe dosar, ne-am gândit, nu știm încă în ce o să conste. Ne gândim. 2,99 lei, păi nu mai bine mai pune tu 27. Păi mai bine mai pune tu 78 de lei și îți luai. Dar orice donație e vorba asta, mai puneai și îți luai în spate. Sala Pala 50, Sala Pala 50. L-am văzut pe unul dintre voi într-o reclamă. Ce reclamă, mă, frate, mă? Care unul dintre noi, mă? Că e doar unul. Nu, cred că la mine se referă. Ești nebun? Pe unul dintre voi, drăcea. Câștigătorul de mic deschide. Foarte bună idee. Ia nu, tot noi alegem. Bă, dar am anunțat. O să anunțăm cine deschide, de fapt. Mâine, în podcastul de mâine. O să avem foarte mulți opener, foarte mulți invitați. Și noi vrăjeala acum, nu se prinde. Iau bilete, nu mai pot să... Da, mă, avem... Multe surprize frumoase. Da, mă, o să avem pantomimă, o să avem... Pantere. Bă, ce pula mea ați făcut? Nu mai sunt bilete VIP, dar le-a luat cineva, că mi-apar doar 70 de bilete luate. Dar cumva pare că VIP... Le aveți în coș, mă? Cine le are în coș și nu le dă? Așa fac eu cu aspiratoarele la EMAG. Le bag în coș să nu le ia nimeni. Dacă le bagi în curs, le blochează. Citim, Andrei Șelaru, mai dă o dată comentariu dacă te-ai simțit ofensat că nu ți s-a citit. Că citiți și comentarii sau... Și atât foarte pasiv-agresiv, așa, parcă am primit un mesaj la gagică mea, așa m-am simțit. A? Asta era mesajul lui? A, atunci înțelege de ce te-am ignorat, frate. Aștept, scuzați-mă, am băut. Aștept rezultatul cu cine a avut biletul 50, să-l felicităm și să-l pupăm. Deci, în continuare... Numărul 1. De la scaun, luăm locul și la un dat o să fie un moment când o să cadă o lumină pe tine întuneric și cineva o să vină să-ți dea un buchet de flori. Cel mai probabil Florin. Eu. La mama de la florăriță. Direct proaspăt. De-abia rupte din parcul public. La lene, trandafiri, tuberoze, ce vrei tu? Tuberoze. Tuberculoze. Tuberculoze. Ce mai are mama la florărie? Are și tuberoze și tuberculoze buchetul ăsta. Ce vrei tu, ți-aduc? Dacă la tușesc și tu, ți-aduc. Cât timp va dura momentul? Băi, ce intră 3-4 ore, vedem. Păi o să fie așa, o să fie Michael Jackson. O să fie Marcel Avram. Și ăla care l-a dus cu Michael Jackson. Probabil o să fie ăla, undeva cu... între o oră jumătate și două ore va fi. O să vină și celebrul coleg al lui Dobrotă, ăla al tău, Cristi, cum îl cheamă? Brancu. Cristi Brancu? Cristi Brancu, colegul lui Dobrotă. Nu știu, a zis ăsta la Roast Your Post, da, zici că e Cristi Brancu și doar el știe. Da, mă, prezintă niște emisiuni de alea penale, de mondenități. Da, uite. Nu se aude pe, bine prea încet. Asta am spus de la început. Lasă, măcar se aude. Faci-și... Lasă, la alții nici nu se aude. La alții, pe alții pornesc live-ul și nici nu merge microfonul. Cine-i băiatul cu codiță? Dacă vrei să afli cine e cu adevărat... Cred că e tine, zice Cârge. Da, Rapunzel al nostru. Rapunzel al pliante. Dacă vreți să aflați cine e cu adevărat, luați bilete și veți afla pe 31 ianuarie ce fel de om e cu adevărat. La ce reclame renunță să vină la sala Palatului, drăci? Uite, s-a închis televizorul. Dacă era un televizor Samsung, da? Alcum, mă. Sala Pala 50. A, păi și ce pula mea tot ziceam atunci, mă? Uite, mă, Dracea, s-a terminat definitiv colaborarea cu Porc sau te vom vedea într-un nou format? O să fie și un nou format, plus că săptămâna asta am filmat 5 urbanisturi, deci a fost plină, o să iasă. Dacă ajungem la biletul 200 în 10 minute, Dracea ne va spune cu cine a tras urbanist, toți, părând cine cum a dat-o. Andrei Șelaru, salut, vă urmăresc pe toți. Shelly! Ăla nu-i Shelly, mă? Cum a sărit de la Ros Beta la sala Palatului într-un an. Ce un an cu o săptămână, în pula mea. Ce o săptămână, că ieri a tras. Eu merg la Ros Beta de 3 ani, nu știu despre ce vorbești. E bine că m-a sărit pe mine cu umor, și a pomenit de Ros Beta. Da, mă, asta e că e mișto că eu doar pentru că nu m-am mai înscris la Ros Beta merit. așa, ce să... Are geamuri sala, să știu dacă se o văd vere. Dobrotă o să vină cu o saramură, da. Ce zodi sunteți și de ce? Câte bilete avem, mă? Ok. Atâta pot să zic, cam stagnează.
Cam stagnează? 80 și... A, oh, s-au dat. Nu, au fost 80 și 92. 92, încă puțin și ajungem la 100, mai premiem un om. Oameni buni, a venit diaspora cu rezultatul. Numărul 50 este un băiat. Da. O, Glovaci Daniel! Bine, mă, Daniele, mă! Glovaci Daniel, ești premiatul nostru cu încă două bilete VIP, că văd că tot VIP ți-ai luat, sper. Și mai premiem și 100 și 150. Normal, normal. Bă, știi ceva? Și 200. Din 50 în 50? Sau care? Da, mă, și facem o masă la 500. Noi am zis că stăm live până la 500, că nu ieșim până să dau 500? Nu, dar de ce am fi spus asta, că nu e adevărat? Păi ce faceți mâine? Băi, mi se pare că dacă avem deja 100 de bilete, trage copertina aia frumos și facem doar cu ăștia în față aici, închidem pe spate și mă... Păi la 100 nu iese bine? Adevărat, mai micuț, așa închis, să facem între noi, da. Mai rest. E altcumva simt sala, când e public larg, e... Da. Florin, să pun pe Ungaria 200 de lei pe 270 cotă? Ce zici, Florin? Bă, eu zic să pui doi pauză, doi final, depinde cu cine joacă. Spune-mi cu cine joacă, că nu așa e prea vag, nu-mi dau seama. Cu Ungaria, cu cine? Că trebuie să am informații clare cu ce echipă joacă, da? Că Glovaci, s-a făcut o glumă bună acolo. Glovaci Daniel, CEO Glovo. Ok. CEO Glovo. Jocuri de cuvinte. Bună, mă, bună, bună. Rău, dar tu, Florin, te-ai gândit adevărat? A fost foarte bună gluma, sper că ți-ai luat bilet. Întrebarea asta pe Ungaria, te-ai gândit că asta ar putea să fie contentul tău pe internet? Ce mă, să fac, să dau punturi la pariuri? Săptămâna pariurilor, mâncați-a și curată, să faci The Weekly... Nu? Nu, de nicio, Florin ziceam, nu de noi. Piona a câștigat un bilet în viața mea, mă, ești nebun la cap. Pe cine dracu vrei să minți, ești nebun la cap? Mesajul ar fi, jucați responsabil. Da, bravo, Coie. Că e Coie, când tu ești pe minus de atâția ani, e clar că faci reclamă la nu face asta. Cumva ajută. Futu-te în gură, ce bun a fost asta, cu în sfârșit ajunge și Drăcea la sală. Bună gluma, sper că ai luat 3 bilete. Da, Coie, dar la sala Palatului sunt mai multe feluri de mâncare decât gantere. Avem mâncare adevărat, avem protocol în spate. Niște alune tot trebuie să avem, nici măcar atât. Întreabă Abrudan, în ce zi pică 31 ianuarie? Miercuri este ziua. Fixați-vă, de acum este într-un miercuri la 8 seara, nu o să dureze mult. Realist vorbim probabil, nu știu, pe la 10? Începe la 8:20, la 8:30 cam aia sunt. Nu, cred că pe la 10 se termină, maxim. Da. Plus că puteți oricând să plecați când vreți, adică veniți, story și nu contează. Vezi, mamă, ce tari sunt băieții ăștia. Bă, dar nu începuse în story. Da, mă, dar au rupt după. În stradă a murit cu ei. Cu ce să venim îmbrăcați? Cu ce vreți voi puteți veniți? Întrebarea cu ce venim noi. Ia uite că miercurea e post dacă mutăm joi. Nu. Pe 32 ianuarie ne vedem la sală. After party, da, va fi și after party. O să organizăm o petrecere după. Da, garsonierul cu am discutat. Da, ne strângem 4.000 de oameni. Câți primești, frate? Câți în cap ești, nemun? Asta e întrebarea. S-au dat foarte toate VIP-urile din față și s-au mai adăugat acum bilete VIP, dacă vreți. Văd că avem, o secundă să mă uit. Badache Alexandra. 98 de bilete. Ăla, 98 de bilete, ce înseamnă asta? Că imediat mai premiem un om. Wow. Badache Alexandra, dacă ai întrebări de astea, poate nu-i cazul să... Ce mă? Cine o să mai urce în afară de voi? Mi se pare o întrebare. Coaie, stătea omul cu cardul și a zis mi-aș lua, dar cine o să mai vină la spectacol? Nu or să fie 10 minute de fiecare, vor fi mai multe minute de fiecare. Mult mai multe. Nu mult mai multe. Da, da, noi, plus opener, plus invitații de dintre. Bilete la ce că nu găsesc? Nici nu vreau să zic, te surpriză. Nu spuse biletele pe live-ul tău, mă, pind. E Vlad, bilet în deschidere? Nu. Asta putem să confirmăm de acum, nu va fi Vlad Bilț în deschidere. La ce nervi are Dobrotă, mai urcă el 10 minute înainte se schimbă. Vă asigurăm, Vlad Bilț nu va fi în incinta sălii palatului. O să-i punem poza la intrare, să asigurăm că... Nu, dar adevărat, eu dacă nu la 500, că țin mult la părul ăsta, dar dacă umplem, mâncava și gura voastră. Dacă până pe 31 ianuarie direct umplem, o să facem live pe Instagram și pe YouTube cu toți băieții ăștia și direct aduc o mașină de tuns și îi las pe fiecare să-mi dea câte o linie în frunte, direct. Da. Direct, mă tund, periuță, mâncați-a și gura ta, o să regret, sigur. Contează? Nu.
Ce nu facem pentru content, frate? Auzi, și că sunteți siguri că vin 3000 de oameni? Normal că nu, în pula mea. De-aia facem live. Zi tu câți au făcut live-uri înainte de sala Palatului. Zim tu pe cineva. 3000 de oameni a chemat doar Florin din Germania. Astăzi nebun la cap să l-ai văzut vreodată pe Brânciu să stea pe aici? Hei, hei, vă aștept, haideți că avem concert. Nu, frate, noi suntem la alt nivel. Da, mă, asta e... Pentru cine, mă? Cum? Bă, vorbiți frumos. Era să citească. Bă, ardea... Doar pe tele... Vorbim despre asta doar pe Telegram. Discord și alte aplicații safe. Alte aplicații sigure. Discord. Discord? Discord. Discord e haine. Florin stă doar pe Discord. Aoleu. Murim de ris. Câte avem, mădăline? S-a făcut suta, că o simt. Ia uite-le. Cum, mă, 400? Florin, sâmbătă asta, îl întreabă cineva dacă Florin, dacă apare la umor sâmbătă asta. Nu, nu. Nu sâmbătă asta, o să fiu, dar nu sâmbătă asta. Cum auzi? Peste 3 sâmbete, probabil. Da? Da. Da, peste 3 sâmbete. Da. Peste 3 zâmbete. Decât să fie sâmbete, mai bine pierd zâmbete. Da. Invers. Știți ce înseamnă să bei alcool scump? Am băut un pahar jumate și nu mai văd bine. Coi, eu beau numai rom de la Savoy, la 35 de lei de la Mega Image, ești nebun. Ne-au adus frații mei de ăsta, Bonobo, nu știu cum morții lui se numește. Bonobo! Am băut Bonobo! Bumbu, bambu! Am băut Mirel Bonobo! Am băut rom de ăsta, Bonobo, la 98 de lei mâncava și dumneavoastră că... Nu mai vă bine! M-a luat inima, că văd în ceață, vreți să vă vin? Am băut Bonobo! Da, mă, Bonobo, nu e specie de babă? Aoleu! Bă, ce bun! Bonobo de ăla, și morții mei m-a rupt. Broboane de ăla. Bonobo. Sunt singurul pe live la Dobrotă. Știe cineva canalul lui? El dă în comentariu pe live la Dobrotă. Aoleu. Bumbu, frate, așa, bravo, bravo, așa. Ia, că vine așa. Anunțul, atenție. Uite, Dobrotă, și eu. Update. Un comentariu pe care n-o să-l auzim niciodată. Update, în afară am fost de prost și abia acum e în descriere linkul la toate canalele de sala Palatului. Dar... Ne-am cam aruncat. Cum vi se pare numele ăsta? Vi se pare cinstit? Sincer. De asta l-am și pus ca să nu fiți, să nu săriți pe noi. Că, bă, Mădăline, dar cam ce faceți? A picat sunetul? No way. Zică glumiți. Noi să avem probleme cu sunetul. Să deci, Adrian, dacă faci Caterincă... Am pus eu pe mut, fute-te. Pentru asta, da, ar cam trebui. Am trecut de 100. Radu Andrei, îți mulțumim și eu și Pompiciuc, dar nu-i nevoie de hate-ul ăsta pentru ceilalți, frate. Dacă îți place de unul, poate să-ți placă de toată lumea, nu trebuie să ți-o arzi așa. Avem 110 băieți. Nu am încă rezultatul celui de 100, dar avem 110. Eu zic că e foarte bine. Dacă dăm așa în fiecare zi, eu cred că am umplut-o. Mihai Pitu. În 4 luni o umple, mai zici și tu. Erai un om serios, Caterica, matur, acolo, cât timp erai pe live la mine, acum ești doar un băieț așa. Acum update, avem 100 în cap, nu mai avem 110. Beau suc și mă uit la 5 băieți medium de amuzanți, funny. Care medium? Este maxim mediocru de amuzanți. Mediu. Alain Delon. Ce înseamnă cu Alain Delon? Hai că da. Îl știi pe Alain Delon? Cu Michel Morone, poate. Poate ai auzit numele ăsta? Aduc la acest metri o sticlă de Don Papa să o boteze Mirel. Ia uți, frate, bezi la el Mirel bea doar Bonabi de la sau cum ai zis că îi zice? Bonobo. Numai Bonobo bea Mirel. Nu vă pre... Adu-l, mă, Mirele, n-ai tupeu. Update pentru Florin. Austria-Belgia 0-1. Irlanda-Grecia 0-1. Islanda-Luxemburg 1-0. Olanda-Franța 0-1. Portugalia... Ia să vedem, ce mai zice nebunia asta? 112, nu prea. Rău stă cu banii. Rău stă dar cu mulțumim banii. Frumos că ați cumpărat chiar astăzi. Silviu, scriem pe WhatsApp cu aia întrebările astea personale. Să mă arăt, da, îl știu, da, ne știm. Deci pentru Mirel vă rog să cumpărați. Sunteți da, decent de amuzant. Mine. Alex, nu! E vreun om care îl place pe Mirel și nu-l cunoaște personal? Să-l bag pula, că toți care dau un mesaj... Alex, mai puneai 10 lei și îți luai bilet în spate. Exact. În loc să pui bani, mai bine intri pe iabilet.ro, scrie acolo neam cam aruncat sau linkul la morții lui
Și după aia, bai, sala Pala 50. Și ai reducere la toate biletele, 48 Cade, de ore. Îmi pare rău, dar am mâncat prea sănătos în ultimul timp. Nu pot să te ajut. Mai deschide. Salut. E de nebist, da. Asta e cea mai mare calitate a lui. Empatie, nu. Dar să vezi cum face tu, 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 tu. Da, 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 mine nu mă place, da, mă, că stă ce se bist. La mine mai de ăsta că e de nebist. Da, de mine nu vă place, mă, bă. Sunt și eu frumos azi, viața mea. O gagică și pentru mine. Da, de mine nu vă place, mă. Florin, mi se pare că ar trebui să reînvie curentul ăla cu, ia vezi, mă, ce frumos îmi bag și o cremă, să mă rămâi, știi? Cum erau ăla care îți dau cu cremă pe față și după aia erau bam și erau aranjați, pilcuiți toți. Am dat și eu un pic drumul la sprâncenele astea frumos. Eu sunt ăla care făcea Caterinca, cu du-te ce vă dracu de nonorociți. Hai să vă spun. O pregăsc cu două microfoane, da? Până la final, mai 7 minute mai durează. Păi nu avem de ales, noi am fi vrut să avem mai multe microfoane, dar nu s-a reușit. Îți dai seama că dacă intrau 500 de bilete instant, iar am vă mulțumim de live? M-am tăiat acum, nu știu unde. Cine a văzut pe filmare? S-a tăiat cârje, îi curge sânge lui Mădălin. Băi, va avea nevoie de încă o operație? Mamă, mai pleacă jumătate de oră de stand-up acum. Își pune păr în deget. Operează la genunchiul degetului acolo. Codul de acces este sala Pala 50, că văd că încă mai intră oameni. Sala Pala 50. O să fie Antonia în deschidere? Nu, dar nu. Velea va fi în sală în primul rând și o să vedeți ce se întâmplă. O întrebare foarte pertinentă la Gabriel Andrei. Materialul de acum o să fie cel de atunci? Păi nu știu, depinde când ne-ai văzut ultima oară. Noi acum construim material nou pe care îl vom prezenta acolo. Nu, nu o să fie să de acum. Răspuns la întrebare, nu o să fie să de acum. Da, nu știu ce să zic. Mă mai gândesc. Nu, frate, vă așteptăm. Poate vreo două, dar le zic eu altfel. Le schimb ordine. 50 scris cu cifre sau cu litere, Caterin Cărău? Ce primești la VIP? Scaune mai în față, asta primești la VIP, nici nu? Nici nu contează ce primești. Faptul că le iei atât de ieftin în doar 48 de ore, este păcat, exact, să nu iei. Stai, mă, cu oamenii, cred că e ca la cinema la VIP. Să le dai mâncare, să le dai sandwich-uri, să le dai chipsuri. O să găsi sub scaun câte un sandwich. Păi gata, am zis. Dar de mine nu vă place. Dar de mine nu vă place, mă. Băga mea. Ce, că n-ai canal de YouTube sau care? Care cum e? Eu când mă uit la Drăcea văd un cotlet pe grătar. Bun, s-a încercat. Eu când mă uit la tine știi ce văd? Un posibil spectator la sala Palatului. Data de 30. Bă, nu mai da, mă, bani! Te rog, eu nu mai da bani. Sau da, dar și pe canalele noastre. Nu tot la Drăcea. Cum scrisa la Pala 15 cifre romane? Ah. Deci, v-ați gândit că este posibilitate să fie sold out primele rânduri, dar să fie scaune goale? Da, ne-am gândit la asta. Tocmai... O facem pe aia clasică la examen, la facultate. Ăia din spate veniți în față aici. Nu copiază nimeni. Au rămas primele bănci libere. Da, hai, hai, veniți mai în față fiecare cu un rând plin în față, vreau să văd aici. Mamă, dar cum ar fi să ne facă manevra asta, să se vorbească vreo 2000 de oameni? Bine, nu că le-ar păsa la 2000 de oameni atât de mult. Să fie doar unul cu foarte mulți bani să ia, să cumpere 2000 de bilete, să nu vină. Mamă, dar ne-ar face manevra original. Da, stilul 50 Cent, nu? Da, asta cu gearul, da. Da. Hai că mai vedem. Ce în București e cald, că văd că Florin e în pantaloni scurți. Unde mă, cu aia pantaloni scurți? Nu-i confundați materialul de blugi cu pielea. Sunt lungi. Bă, sunt negru, dar nu atât negru, nu omor. Dar ți-ar fi plăcut să fii mai negru puțin. Ia uite, a plecat o donație și pe canalul al tău ăsta, nu? La Dobrotă? Ia uite, mă, 10 pounds de aia. Mamă. Dacă dați lire... Deci, băi... Deci nu mai donați, dacă vreți să faceți un gest, cumpărați un da, bilet. Da, îmi pucheală mine că mă cheamă Bilă. Dacă sunt diaspora și nu vin la show, donați, frate. Da. Nu, mă, nu. Anunțați-vă prietenii din România să vină la show și dați-le voi bani de bilet în caz că tot vreți să dați bani, fac ceva. Corect. De ce s-a îmbrăcat Dobrotă într-o față de masă? Pentru că în această față de masă am fost la sala Palatului acum, când la show-ul micuțul Cortea Bordea și de asta am luat-o ca să anunț sala Palatului asta, în aceeași cămașă. Adică Cârzice n-a fost în show-ul ăla cu tine?
Auzi, ia trage de afișul ăla mai așa, trage mai spre Dobrota. Da, dar se vede afișul ca lumea? Chiar aia zic că nu, nu prea am unde, că e canapeaua. Păi îndoia-l un pic așa, aia zic, asta zic. Update, vine update, cred că sunt 150, sper. Pentru o șarma peste medie. Dar dați-mă și la restul. Fiți atenți, nu mai trimiteți bani. Vă rugăm. Mai bine luați un bilet în spate. De fapt, nu, în spate nu se scoase încă. Fiți atenți, avem o veste. Că un sponsor s-a alăturat. Wow. Fii atent, eu vă zic atâta. Toți oamenii care au cumpărat bilete și cumpără bilete până la finalul live-ului primesc ceva în seara evenimentului. Ce credeți că primesc? Ce vor primi? O șapte de rotiri gratuite. Nu! Cursă gratuită cu taxi Meridian. Nu cred. Toți! Să vină la show? Să vină la show? Da, în seara evenimentului. Dus, dus sau dus întors? Să trăiască maimuțele! Deci, fiți atenți! Toți oamenii care au cumpărat bilete și vor cumpăra până la finalul live-ului vor primi în ziua evenimentului sau înainte cu o zi un cod cu care vor avea cursă gratuită în ziua aia. Ori dus, ori întors. Ia aleg. Exact. În funcție de cât bei. Dacă ești treaz la sala 4 și bei, te descurci. Asta e, asta e anunțul. Important e să veni. Eu zic să o folosiți la venit, că după aia, pula mea. Am vorbit cu Cobolcescu. Am vorbit cu Pelicanu. Am vorbit am cu... Stat de vorbă. Am stat de vorbă cu toți nevoții. Și încă un update. La 150 de ăsta îmi ia sângele de aici, Florin. Îmi suge sângele. După... Florin a zis sânge înainte să te tai. Pentru că te-am văzut sânge, nebunule. Vlad, Cazacu, te pupăm. Frate, 25 de lei, dă banii aia, Cazacule. De banii aia, Cazacule. Dă banii aia, ce făceai tu, mă, mâncați așa? David Schmidt, mă duce și din Cluj până acolo. Bă, te-ar duce, dar nu vrea conversații cu tine, domnul șofer. E drumul lung, trebuie să dea și el la vorbă cu cineva. Nu prea vorbesc. Eu cred mă că dă. M-a deschide surcică. Update, auzi. Câte avem? Deci am dat numărul 100, nu? Deci 150? Dă-i microfonul un pic. Nu am primit încă cine a fost numărul 100, dar avem 122 de bilete. Doamne, nu mă lăsați în chiloți, vă rog eu, nu mă lăsați în chiloți. La poate, 500, Florin e în chiloți. Avem nevoie de un Victoraș Micula pe live. Trage tare până la 300 că vă zic, îl conving eu să las în chiloți atunci. Nu, mă, nu, frate, am zis 500, 500 rămân. Ei, da, mă, că ai mai zis tu, 500 lei și ți-am dat 150 și ai făcut. Iar dai, mă, cârje vibratoare. Giu, giu, giu. Eu cred că va deschide Crina Surcică. Nu putem să confirmăm această informație, dar ce-i clar. Ia vezi, mă, am luat bilete la Problem Prahova, ne vedem, ia vezi acolo. Mulțumim. Ne vedem la Plopeni. Dar nu e același material ca la sala Palatului, să știi. Și după aia, bă, fugi la sala Palatului. Hai să mai vedem. N-am citit, n-am văzut. Bam, Mirele, ce faci? S-a căscat. Păi eu, ce, n-am voie să casc, că n-am microfon? Stăteam și așa. Eu uite cum vorbești. Sincer să fiu, voiam să mă duc să citesc o pișare, să mă bată data, dar mi-a stat microfonul. Du-te, viața mea. Nu, frate, mai citim. La 150 de like-uri te piși. Păi avem 150. Mirel, haide noi doi să ne pișăm. Așa. Hai, mă, că se ducă ăștia. Ne întoarcem, revenim. Vreau să vedem, revenim pe o surpriză. Ai tu o surpriză, mă? Coaie, mai chema la baie să-mi arăți o surpriză și n-am fost mulțumit niciodată. Apropo, bă. De unde a plecat, unde au plecat Florin și Mirel? Asta haideți vedem în comentarii acum, lăsați unde credeți să duc amândoi. Ia Florin, cum faci? Tu du 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 un tong no go no na na na. Care mă n-ai rude bricheta că nu e. Da, mă, cu care am rămas noi. Care e faza? Gen cam ăsta era grupul inițial. Am început așa, eram eu cu Cârge, zic, bă, hai să luăm unul tare, Dobrotă, te rămânem cu Dobrotă. Ăsta, pula mea, dezlipit de Mirel niciodată, a venit și cu Mirel, am zis, merge și Mirel. Merge la spălătorie, dăm de Florin. Ia, mai vorbești și tu, că nu mai am gânduri. Uitați-vă și voi la afișul ăsta și spuneți cine a dus cel mai cine a dus greu cu aia din tot, din afară de Maria, care ne-a făcut grafica și o pupăm și mulțumim foarte mult. Cine a dus greu? Spuneți voi, pe cine a durut spatele 3 zile? Vă zic eu, pe mine. Masa a dus greu, cred că masa a dus greu, că ne-a ținut pe toți curând. La care am dus?
Deci, neapărat să vă uitați mâine din când pui vlogul, mâine dimineață, nu? Da, dar să mai amintești că nu l-am programat, noi am pus thumbnail. O să te îmbeți în seara asta, e greu. Deci, să vă uitați neapărat la vlogul lui Drăgea, să vedeți prin ce am trecut să facem pozele astea. Că vântul ăla pe care îl vedeți voi e făcut cu ăla, de a arunca frunze. Sunt făcute pe o masă. Dobrot are o parașută de 15 kg în spate. Efectiv, ne-a rupt coloana. Nu puteam stau decât culcat cu ea. În picioare n-am putut. Bă, e foarte amuzant vlogul și podcastul care o să apară mâine. Și îmi pare rău că n-am reușit să facem azi sunetul. Chiar sunt supărat rău. Nu știu dacă se vede. Dar poate cu niște bilete. Cineva care are cele mai puține kilograme dintre noi, Florin le are și el a stat săracul cu noi doi în spatele lui și cu aia de 80 de kg. Da, inițial eu eram sus, dar nu a acceptat, nu puteam. Chiar nu înțeleg care a fost, adică mi se părea că, mă rog. Da, să vedem ce comentarii mai aveam. Mamă, ce muist! SPM! Beș! Beș, dar înainte să iei un bilet lăsă la bără. Da, cumpără bilet și apoi beș după live. Am primit. Bună seara! Numărul 100. E un băiat. Da, deci avem, o avem pe Mădălina, l-avem pe Daniel. Daniel. Mădălina, Daniel și? Pot să spun doar că îl cheamă Adi. E cineva Adi care a cumpărat bilete? Iacomi Adrian! Bine, băi, Adriene! Cum e Adrian? Nice! Numărul 100. Ne vedem la 150. Și te duce la noi. Dar nu te aduce pentru... Cine închide? Cârje? Încă nu ne-am hotărât în ce ordine intrăm. Vedem. Da. Tu ce părere ai? Părerea mea este că nimeni nu vrea să închidă. Și aici o să fie cea mai mare problemă. E o presiune prea mare și... Nu mai dorește să urce cât mai repede. Micuțu, mai ești pe live? Da, ne-ar trebui și un comedian să închidă, sincer, mi se pare că ar trebui să închidă. Da, dacă ar fi cineva să închidă show-ul ăsta, noi așa cu promovare cu asta ne băgăm, da? Da, hai că noi rupem pe promovare, că ne-am chinuit 48 de ore să meargă live-ul ăsta. Care, apropo, 48 de ore, sala Pala 50, 50% reduce la toate biletele, chiar și la cele VIP, wow, wow. Nu vreau să vă zic, dar de luni vor fi... Se, aproape că se vor dubla dacă acum ați la 50%. Dacă doamna care a făcut biletele a știu matematică, că dacă nu... Drăgea, cât mă costă pentru la anul un stand-up pentru mine și pisică? Cum adică? Pisica e un tovarăș pisică? Ați auzit aici pentru prima oară răspunsul. Dacă ai un tovarăș pisică e 100 de lei și dacă e doar o pisică, 70 de lei. Dau materialul meu cu alea cu... Ia uzi, Mădălin închide. Și eu sunt de acord. Roman, Iulian, Robert, domnul de la Paz a scris, vin eu și închid, nu vă faceți griji. Nu vă faceți, dar cum ar fi? Doar să șteargă așa și l-am dat să ia microfonul în timp ce se ridică oamenii și ca în filmul ăla face cel mai tare stand-up din lume. Știi că era filmul ăla cu, era unul care era ăsta, domn de serviciu, curăța într-o școală și l-am dat vede pe tablă, da, ecuație neterminată. Așa, bravo, da. 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 Eu n-am cunoscut un om în viața mea care începe să vorbească despre filme și să nu se întoarcă la cealaltă persoană care e lângă mine. Jur. A fost Drăgea, știi filmul ăla și a simțit că n-am habar. Când se vorbește de filme, să uită lumea în ochii tăi, vedea bisul în pula mea. Da, coa, efectiv. Dar și eu îi transmit că, coa, nu, te rog, nu spre mine. De ce nu a spus câte o femeie în spate? Oh, wow. O femeie în spate, păi ce? Am vrut, dar calița era ocupată pe 31. Și oricum noi suntem genul de bărbați care punem femeile în față. Pula mea. Nu știu dacă are vreun sens, dar am încercat să fiu feminist. Iată, 84 de bilete avem acum. Da. Câte avem, mă, ia vezi. Avem, mă, și noi un 200 cinstit? 130. Bine. Și cât am avut ultima oară când te-am rugat? 129? Bine, bine, bine. Ce faceți, mă, pufuleți-o? Ce să facem? Stăm la terasă. Dă Dobrotă click. S-a blocat? A, ba, nu, uite că merge, merge. Dar merge doar ăsta de jos, care cred că e al lui Cârje. Ce, mă? A meu e ăla, unde nu se donează. Bă, ce vreau să vă anunț? Miercuri pun o bucată de stand-by, da, scurt așa și proastă, nu o să vă mint. Urmează după aia bucată cu Toma, roaster post cu Toma, care e și foarte mișto, abia aștept să-l vedeți. Și pe 29 noiembrie trebuie să anunț chestia asta, că o să facem un cross promotion, cum nu s-a mai făcut în România. Da. În aceea seară postăm bucată de stand-up de la Comedy Store din Londra și eu și Dobrotă și Popinciuc în aceea seară pe trei canale în diferite. În același timp, trebuie să vă luați o oră liberă. Toate trei vor avea la final, salut, sala Palatului, 31 exact, ianuarie. Exact.
Dar va fi un cross promotion de la, de poate ne dă și drăcea, share, vedem. Da, trebuie, domnul, frate, aveți o oră liberă, ca și cum v-ați uitat la un special, dar vă uitați la trei bucăți diferite, la trei, adică oameni la diferiți. Adică la finalul fiecărei bucăți va fi, uite, salut, poți să vezi și... O să fac eu, le lipesc pe toate trei la mine pe YouTube, dacă vreți să nu mai intrați. Plus niște aplauze mult mai ok. Nu mai căutați până pula, vi le pun eu în ordine care cum îmi place de la cel mai bun. Și salutări din Olanda, salut Dan Popinciuc, pe ce canal pune? Eu pun la mine, Dobrotă la el și Popinciuc pe canalul The Full, Stand-Up. Oficial. By the way, pe 29 octombrie începe Rose Battle, primul episod va fi postat atunci, iar noi filmăm săptămâna viitoare, în cazul în care au intrat oameni din Sibiu mai târziu, filmăm The Mic la Cisnădie, eu cu Drăcea și prezentăm. Și nu trebuie să fii din Sibiu, poți să fii de oriunde să vii. Uite, sunt oameni din Germania care vin. Da, avem oameni, dar ce zic, avem din Australia niște oameni care vin. Avem oameni din Sibiu care vin. Nu prea. Da, ești unde ești cu aia, da, ești să-mi bag pula. Australia. Găsești o muială mereu. Imposibil să fie sold, să nu fie sold out un asemenea show cu asemenea line-up. Care line-up? Apreciem Cosmin Abrudan. Ne și știe, asta e, ne e prea știe, băiat asta, Cosmin. Ne știe, da. Personal. Bă, și anunț aici, în Drăcea, ești puțin cu capul. Deci? Avem show-uri în Germania. Ah, da. Pe 28 și 29, Landshut și Nürnberg. A, astea sunt. Pe 28 și 29 octombrie. Multă coaie pe Alex Băcică, câți bani, dacă sună mult. Alex Băcică, ne pare rău că nu poți să ajungi, dar convingeți prietenii. Noi îți mulțumim pentru donație, în orice caz. Dar numai decât să donați aici, vorbiți cu cineva în chat care n-are și luați un bilet. Exact, exact, luați bilet cuiva care vrea și n-are bani. Vrem doar trandafiri. Vrem doar oameni la show. Uite, în Northampton când veniți, vezi? Când vă duceți băieți în Northampton? Unde dracu, că abia am strâns oameni la Londra. În Northampton știu eu doi oameni care vin sigur. Exact. Lasă-mă mort. Drăcea, sunt cel mai mare fan al lui Teo. A, și între timp, dacă vă plictisiți pe canal la mine, puteți vedeți terapii de bar, scurte. Cât două minute, cât vă ține sexul. Mă rog, nu știu, vorbesc în numele meu acum mai mult. Da, na. Așteptăm sketch-urile alea puternice. Bă, sincer, o să fie sketch-uri și chestii de promovare, că pare că e nevoie. Mergi și tu? E rândul meu sens, mă duc, mai faci un rând. Păi și cine mai mă duc eu, mă duc eu cu Drăcea. Vrei să iei microfonul ăsta cu tine? Nu. Și acum vezi cum ies oameni de pe live. A plecat Drăcea, nu mai rămân. Dar mai vin apoi, nu? Sigur? Ce ați mai vorbit, mă, frate? Ce faceți? Fiți atenți. Ce se întâmplă? Eu acum am acces la canalul lui Drăcea de YouTube. Ce vreți? Vreți să postezi ceva la Drăcea pe canal? Vreau să îi fac eu cadou cuiva un bilet, nu pot veni, sunt în UK. Ce băiat. Petrariu Vlad, dacă vrei, fii atent, ia bilet, dă mie pe Instagram și eu îl dau mâine cuiva pe story cine vrea, gen ca e invitație. Ia două dacă vrei, ca să nu vină singur. Eu vreau să vă zic că eu să știți că eu văd toate comentariile în care vorbiți despre mine, dar aleg să le ignor. Știți voi de ce? Nu are rost. Vorbiți frumos? Danemarca când? Când câștigă sau ce, Florin? Te întreabă cineva. Când pun banii pe Danemarca? Noapte bună, Robert, te pupăm. Dacă ai luat bilet, poți să te cuci. Dacă nu, mai rămâi puțin, că Meridian Taxi te premiază. Avem un om în chat care are la avatar o poză cu semnalul de la Wi-Fi. Unde? Wireless. Ah, gata, da. Da, mă, voi ce ați făcut? Mirel, știi ceva, ceva concert azi? Astăzi, da, este Teddy Killers. Nu mai știu locația, DNB, dacă vă place acest lucru. Eu trebuia să merg, dar a intervenit ceva. Mergeți, recomand. Dacă vă place să vă rupeți capul, știți voi. Ce înseamnă rup capul, Mirel? Ce faci, Florine? Cum? Ce ai mai făcut? O întrebare bună. Mirel, bună seara. Mai participi la Rose Battle? Dragoșe, te pup adânc. Ce? Florin, cine? Cine ce mai participi la Rose? Mirel e top, nu mai comentați de el. Cârje, Beiuș când? Răspuns, niciodată. Nu, glumesc. La Beiuș nu știu sincer când o să ajung. În schimb, avem la Oradea de Valentine's Day. Deja e lansat show, e pe ea bilet. 14 februarie și mi-ar plăcea ca oamenii din Beiuș care vor să mă vadă să vină acolo. Casa de cultură din Oradea? Casa de cultură, 800 de oameni. Mare? E de 800 o, de oameni. Florine! Ce vreau să zic e că fiind Valentine's Day, cred că e o zi specială încât oamenii care vor să mă vadă la Oradea pot să vină la Oradea. Da. Vii la arene la nu știu cum și status? Nu. Da. Suntem așa trabenzi. Eu vin, e pe 4 noiembrie acel eveniment despre care vorbește. De absolut, da. Ca să înțelegeți, deci ca să vedeți, ca să vedeți nivelul meu de devotament pentru această artă muzicală,
pentru care Cârje mă judecă profund, îl simt deja, e lângă mine și îl simt, eu am refuzat să merg într-un turneu cu acești băieți doar ca să prind acest concert de la Arenele Romane, deci o să fiu acolo... O să fiu direct pe gard, mâncați și curata, o să fiu pe gard, o să vin cu cocktail Molotov la mine direct. Dăm foc la Arenele Romane. Când urmează următorul Vezi de glumă, peste 3 săptămâni, pot să vă dau spoiler cu cine? Maria Popovici. Mădălin, tu ți-ai făcut transplant de inimă, nu de păr, da. La Beiuș niciodată au șters piața. Au șters piața Mădălin Cârje de pe hartă? Exista o piață Mădălin Cârje. Alex Băcică mi-a făcut hartă, aveam review-uri. Gen sensul giratoriu din Beiuș cel mai mare se numea piața Mădălin Cârje. Și ce se vinde acolo, telemea? Aveam vreo 13 review-uri, toată lumea, 5 stele. Bine. Și mi-au, dar Alex Băcică, dacă mi-au șters-o, niciodată nu mă mai duc la Beiuș. Bine. Bun. Doamne, ce vă iubesc. Loredana, îți mulțumim, bilete pe ea bilet. 140 de bilete, încă 10 și facem 150 ca să mai premiem pe cineva. Sunteți tanși rău de tot, hai că se mai poate, 10? Bă, e sincer, da. e foarte mișto. Adică la cât de tare a fost, la cât de nașpa m-a simțit cu tot live-ul. Cu asta e, la cât de puține microfoane avem. Da, chiar a fost mișto și abia așteptăm. Promitem că la Sala Palatului vă vom depăși așteptările pe care le-am... Nu am creat nimic. Din sincer, n-am creat nimic. Nu, dar mă simt prost la cât am postat pe story. Bă, nebunie, vineri seara, mamă, ce facem? Da, mă, pentru că păi facem, nebunie e, dar nu nebunia aia. E nebunia cu salam. O nebunie a fost și este. Ia, un episod, vezi de glumă cu greutate. Bă, Cârje, bă. Tot respectul pentru implant, GG. Coie, dacă aveți și voi niște bani pe voi... Fiți atenți, la biletul 200, da. Nu doar că dăm premiul respectiv de două invitații, vreau o să și anunț cine este marele invitat, după părerea mea, la roaster post-ul de pe 12 noiembrie. Da? Facem asta? Da, o să o fac. Nu okay. Voiam, dar o fac. A plecat nevoie. 4 bilete pe VIP, sănătate la băieți, prieteni cu Popinciuchi ăsta. Când a scris, a plecat 4 bilete pe VIP. V-am pupat direct, nu te știu după nume, dar după sandale. Ha, că zic, ăla-i Cârje, ăla-i Drăcea. Îmi cer scuze. Îți mulțumim foarte mult, White. Așteptările voastre depășesc, ce căcat faceți voi. Nu știu, dar cred că e jignire. Crezi că a fost de rău? Da. Unde-i Drăcea că au trecut 3 luni de când nu a mai râs nimeni? În podcast. Bun, deci rămâne așa. Drăcea, hai, că am nevoie de tine, pleacă oameni de pe live. Chiar e live, a scris băiatul ăla. Nu credea, până mi-a citit comentariul. E de bine. E de foarte bine. Nu uitați, avem show la Sala Palatului pe 31 ianuarie pentru oamenii care au intrat mai târziu. În această formulă pe care vedeți acolo, doi dintre băieți da. La baie. Avem reducere 50% 48 de ore până luni dimineață. Cu codul Sala Pala 50. Este pentru prima oară când facem Sala Palatului de capul nostru. Știm și noi că ne-am aruncat, de asta e titlul ăsta. Nu lăsați în comentarii. De fapt, lăsați, că ajută. Da. Ruxandra, 2 bilete VIP asigurate. Să verific, Ruxandra. Nu prea am încredere. Pe controlate s-au mai dat 2, e bine. Pe controlate și pe luate. 142 sunt acum, s-au mai dat, ai dreptate. Da, mă. Cârje, eu sunt mai bătrân și n-am Instagram, dar ți-am trimis pe e-mail 2 bilete de donat. Stai să verific, să văd dacă ai e-mailul meu. Să văd unde am e-mailul public. Am primit, Alin. Da, am primit, Alin. O să răspund mâine. Ce drăguț, foarte mișto. O să le dau pe story la cineva. Eu nu mai participam niciodată la un live cu atâtea comentarii, dar e foarte amuzant să vezi atâtea lucruri random scrise. Asta e că sunt și trei oameni diferiți. Că la Drăcea oamenii îl plac pe Drăcea, la Dobrotă nu știu pe cine îl plac ăia de la Dobrotă. Iar la mine pare că doar sunt oameni. Te las pe tine aici? Hai să stăm așa mai uniți, frate, că planul ăsta da, e o echipă. Frate, da. Invitat la roster post Macanache sau Sorin Pârcălab. La 200 de bilete vândute o să zic. Se anunță, da. Salutarea a fost foarte tare, spectacolul din Dublin. Vezi, Mirele, că n-a fost rău? Mersi mult, frate. Pari unii din oamenii, știi tu. Un comentariu foarte bun, de care chiar cred că există problema asta, o să zic din minte. O să luăm și noi bilete, dar momentan facem lista, bătrânii din grup se mișcă greu. Asta mi se pare o problemă, că tu ai vrea să-i cumperi la un eveniment, dar nu știi câte să iei, că ai prieteni muiști. Cel mai da. Bine iei mai multe. Întotdeauna, da. Okay. Și vezi după aia. Și că e laptopul tău. Găsești un om să umpli. Ce mai am? Control, ăla de să intri în... Așa, aici. Nu știu cum să zic. Ia uite, bilea pe prietele live.
Eu mereu fac asta și la Șatra, am luat bilete și văd eu cu cine mă duc. Unde am luat, am fost la un ăla de MMA de bătăi, am luat 3 bilete și după aia am găsit oamenii cu care să mă duc. Cred că asta e, ia bilete, cât sunt reduse până duminică. Dobrot, Alexandru ți-a răspuns. Da, când n-ai prieteni și ai mult cunoștințe, așa funcționează. Ești mai multe bilete. Ai un văr fix cu numele tău? Da. Mamă, adevărat? Și el e mai mic, deci părinții lui au fost nașpa. Nu ai mei. Deci, Dobrot, Alexandru, dacă pe 31 ianuarie Dobrot tăpățește ceva, te așteptăm la sala palatului. Îți trimitem un Word cu glumele, le înveți. Să cotiți toate comentariile data viitoare. Asta ar fi o emisiune de succes. Coaie, ți-am citit tot ce ai postat. Să cotim? Nu, no, tu ai crezut cu cârje. Nu, eu am crezut că a scris să citiți din greșeală. Cred că e posibil, da. Ia, uite, acum cumpăr 4 bilete, dacă îmi cumpărați voi bilete de avion Manchester București. 200? 300? Nu, dar Meridian Taxi te poate aduce dacă... Te aducem noi de la aeroport. Cuplu căută în cazare pe 31 ianuarie în București. Câte camere? Cât vă trebuie? Vă ajunge un pat? Sunteți dispuși să dormiți în aceeași cameră cu Mirel? Uită-ți pe Virgil, te salutăm, Virgil! Două invitații și aici. Virgil le plătește că a dat 20.000 de euro de la Ai Umor, Dani și nouă. Mi-am luat bilete, Adrian, să verific. Ai luat-o la 100-lea bilet, Virgil? Ia să vedem, 31 ianuarie, nu e seara de Revelion, man? Nu. Virgil, să-mi spui când trebuie să-ți dau banii pe YouTube Premium, că nu mai știu. Sincer și eu, suntem în aceeași familie pe YouTube. Și eu, toți. Ai fi crezut vreodată, Virgil, că o să fii într-o familie cu mine și Florin? 146 de bilete, imediat dăm premiul la 150 și nu uitați, la 200 de bilete anunț cine este următorul invitat. Dobrotă și Cârci arată ca doi șoferi de Uber, unul cu Dacia, celălalt cu Mercedes, puteți să ghiciți care e care. Mai cred că-i dat pe canalul tău, deci na. Hai să fie bif între oamenii mei. Hai să vedem care sunt mai deștepți, oamenii mei sau oamenii tăi. Hai să punem întrebări de cultură generală și vedem care răspunde primul. Florine, ca să pui o întrebare de fluvii, trebuie să știi locuri. Care e cel mai lung fluviu din? Asta e întrebarea. Sau măcar română. Care e cel mai lung fluviu din Tetrales Bachtalos, ziceți? Ziceți voi. Mama, ai călcat pe... Te-ai pilit, hă? Ai băut bombă. Care e capitala Madagascarului? Nu știu. Maraciuca. Așa am văzut eu în clipuri. Mirel a răspuns la altă întrebare. Nu, știi că era ăla cum îmi place Maraciuca, clipul ăla vechi. Da, mă, cu King Laurențiu ăla, sau cum îl chema. Răspunsul este Brâncuș, da. Eu tot să stau acolo să uite pe live. Da, Cărci. După să se uite la clipuri cu el, cu aia n-am văzut așa ceva, e fiert. Așa. A fugit la fel de repede cum i-a fugit și părul din cap. Adevărat. Și se întoarce, deci, se va întoarce la fel de greu cum i s-a întors. 4 bilețele și premiem încă un om cu Meridian Taxi, transportul oferit. Câte avem acum? 146 erau când a primit cârje, 146, mamă, ce urcăm. Că probabil e trafic super mare pe aia bilet acum și cred că sunt se mai blochează la site-ul. 800, 890. Da. Auzi, mă, dacă ai luat o aplicație asta să meargă live-ul pe toate canalele astea de YouTube, numai păcăleași noi alte 2-3 canale mari? Să apară pe aia omul România, bă, din asta. Pula mea. De când poartă Ciulin șapcă? Caterinca, ce-am. Drăcea, câți ani are veverița de pe cap? O să afli la sala palatului, dacă iei bilet acum. Sala pala 50, 50% frate, reducere. Pentru Tom, că tot mă pune să-mi desclestez pișoarele. Ia așa, frate, ca să declanșez OCD-ul. Dacă vreți să-l vedeți pe Dobrot în perioada lui de bodybuilder, intrați pe vlogul trecut de când am fost. Are el mișcarea lui, cum era cu aia. Nu pot să o fac acum că nu-ți dezbrăcat. Trebuie să mă și dezbrac, altfel nu știu să o fac. 2 ori cât e egal 1? Bună întrebare. 0,5. Bine, mă. Corect? Te-am convins cu per bilet? Bine, mă, Dobrot, mă. Haideți să vedem. Suntem la 150 de bilete, trebuie doar să dublăm numărul ăsta. Și apoi încă 200. Uite-o că încă crede lumea că mergem în America Express. Bă, ar trebui să mergeți.
faci noi acolo, mă, eu mă descurc în București. Să faci bani, mă. Ce? Trebuie să faci bani în America Express, să te... Asta zic că nu fac bani în București, vrei să fac bani acolo, ești nebun. Păi acolo sunt alți oameni, sunt ial cumva. A, fac bani altfel. În America buzunarele sunt căptușite altfel, Florine. Sunt mai ușor de dovedit. Avem nachos inclus în bilet, sigur că nu. Popinciuc cu ochelarii Mincu și cu mustață e Sergiu. Și el în sine e terminat. Asta dacă asta era concluzia, dacă asta era continuarea? Nu mă joc, frate, Valorant. Nu, încerc să mă las de această patimă a jocurilor. Mirel joacă alte jocuri acum. Jocuri de adulți. Nu se mai joacă pe calculator, se joacă pe aparat. Da, astea, da, apar sirene, sar delfini. Cireșe și numere. Tot timpul mi-apare cifra 7 acolo, nu înțeleg ce mărți. E cifra norocului, frate. Ia-o, Florine, batem Pandora? Da, frate, Cotă 1-12, m-am uitat azi bine. Pare zis cineva, dacă mai desface Mădălin încă o bere, merg toate 5 microfoanele. Adevărat. Acum știm noi pe mădă. S-a riscat cu câte bere ai pe mădă? Să mor tu? Ma. Eu zic să, și dacă nu luați bilete, stați până la final, o să fie bine. Da. Eu am o întrebare, că sunt foarte curios de o chestie. Da. Cumva, tot, uite, s-au dat, sunt acum 160 de bilete, s-a trecut de 150. Woo! Care e, uite, luate două bilete, Dobrot Alexandru, e din București, e vărut-o? Da. Sau e altul? E din București? Bravo, te așteptăm. Sunt oameni care încă sunt pe live, dar nu s-au decis să cumpere sau așteaptă, că nu-mi dau seama cum încă se mai dau. Mă așteptam ca oamenii să ia când am anunțat, bă, facem sala Palatului, să ia atunci. Cum încă mai apar... Un total de cât? Vreo 400 de oameni acum, dacă adun toate? Ce? Pe live? Scrie pe receiver-ul ăla, cred că da, cam acolo, da. Mm-hmm. Da, mă, da, era greu să ia 400 din 400. Nu, mă, nu, eu nu zic că... Sunt mulțumit cu câtă lume a luat. Nu înțeleg cum încă mai ia lumea, intră oameni noi sau sunt oameni care încă mai așteaptă să fim amuzanți aici la microfon? Mai au de așteptat. Deci am trecut de 100, avem 160... Da. Dau un mesaj acum să vedem la doamna secretară să-mi spună cât cine e cu numărul 150. Revin până atunci, lasă pe colegii mei să fie amuzanți. Și tocmai se umple taxiul numărul 1. Băgă pe toți grămadă. Cheamă-mă și voi veni. A, nu, 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 era alta. Meridian Taxi. Am mers mult cu Meridianul la viața mea. Oamenii așteaptă să fie ei fix al 150-lea pentru cadou. A, păi de asta nu se iau bilete, că așteptați să luați la 150-lea. Păi gata, 150-lea și al 200-lea. E următorul la 200, asta, următorul da. Taxi Meridian. Băi, trebuie 40 din voi, 39 să sacrifice acum, ca al 200-lea să premieze. Da. La 200 reminder, pe lângă că dăm cele două invitații VIP, trebuie să anunț și cine cu cine filmăm Roast Your Post pe 12 noiembrie. Nu voiam să o fac, dar o fac. Sigur prinde cârje 31? 31 de ani? Nu mă, data de 31. Care e data de la sala Palatului? Ah, noi atunci facem sala Palatului? Da, la ora 8. 31 ianuarie, ora 8. Nu mai anunțați 170, 180? Ah, ok, că și asta la... Ok, avem 199 în cap. Iată, 199 de bilete. Să mor tu! Acum. Manevră. Hai să vedem care a fost al 200-lea. Manevră, minte de rupe. O, ce manevră are. E mentiroso. Putem să o facem doar cu ajutorul vostru. Dacă dăm acum 500 de bilete, poate îl convingem. Dar în închidere. Nu. Toată lumea, nu. Sta toată lumea mesaj lui Micuțu pe Instagram cu mulțumim coaie. Pentru că el, datorită lui, se întâmplă această sala Palatului, el... Coaie, nu, coaie! Toată lumea, vă jur pe viața mea, toată lumea mesajul Micuțu pe Instagram, mulțumim coaie, nu o să știe, el nu ne mai urmărește, el a dat mesaj la început și a ieșit. Toată lumea mulțumim coaie, el nu o să știe de ce, ca să-i mulțumim că datorită lui se întâmplă această sala Palatului, că el ne-a încurajat să facem asta. Eu cred că m-am îmbătat, nu? Nu contează, îți mulțumim Micuțule și te pupăm. Mă uitam la Mirel cu ea, mare puțin și la revedere. Nu, mai am două secunde.
E carava astral la munte Florin și prezent în podcast. Da. Florin n-a mai băut alcool de 3 ani, a băut în seara asta. Noi am venit aici să... Bună șansă să bei o seara asta. Da, da, da. Da, stai, că nu bei orice. Bei doar alcool de ăsta, scump. Mi se pare incredibil că parabola. Florin acum neavând microfon nu mai tace, să moară nu. Nu mai tace gura. Nu, nu te mai înțelegi cu el efectiv. I-am dat. I-am dat să bea Florin care e singurul alcool pe care îl bea de 3 luni aghiazmă îndoită cu cu ce ești toarnă el în ea? Cred că eu și Drăcea suntem în top acolo, care țin cel mai mult la băut dintre noi. Mi se pare funny că n-au observat în live. Dacă vă ziceți că par beat, ăsta a întrebat, domnul Andrei Șelaru a întrebat care țineți mai mult la băut. Uite-te cu aia, dar noi cum arătăm. Cred că, sincer, cred că Drăcea. Constantine Nache. Doar pentru că bea mai mult decât tine. Constantine Nache a spus, bun cârje, am băut împreună 9 beri deja. Cine ești, Constantine Nache? Dar le-a băut în 3 zile. A venit de pe diaspora. Oh! Încă un băiat. Doar prima a fost fată. George. Yeah. Amagdei. Bine, George! Amagdei George a fost numărul 150 la bilete. Bravo, George! Mergem cu următorul. Deci avem 1, 50, 100 și 150. Haideți să vedem la... Cum se numea oia, mă? Că mă simt ca la Super Bingo Metropolis. Bun, mai dăm la 200, plus anunțăm cine este invitatul din Rose Your Post pe 12 noiembrie. Biletele nu s-au pus încă în vânzare, se vor pune curând, că e direct bubuială. Când vă zic cine e... Bubuială! Cum e cu aia să te trezești noaptea în turneu și te duci la baie și să-l auzi pe Florin Para, da, e Vlad. La două noaptea. Bă, e Vlad pe live. Te salutăm, șerif. Salut! Ne salută șeriful. Vă filmezi, frate, la sala bă, bagu slow motion, nu dai seama. Bagu slow motion, s-a terminat. Cea mai dezordonată persoană e cea care stă în cea mai dezordonată poziție, Mario. Hai toți drepți acum. Nu, e clar că e Popinciuc cea mai dezordonată persoană. Ia, da, eu le zic. Asta vreau să mă... La încă 50 de bilete face Florin live NPC. Ca personalitate eu sunt dezordonat, ca corp Florin. Eu sunt dezordonat? Nu, aici mi-asum eu. Deci aduci la mine pisica moarte. Câți avem, mă, de acum? Deci mai dăm la 200, să mint, da? Sau nu? Da, nu minți. Dar dacă nu mint, am văzut în comentarii că oamenii nu cumpără, că așteaptă. Deci în același timp aștept neapărat alea două invitații în față. Păi oricum noi dăm invitații și mai încolo, să ia în continuu. 168. Bine. Sunt acum. Am fost adevărat. 168 de oameni, bă, sincer, e peste așteptările mele. O să fiu sincer. Vă mulțumesc foarte mult și chiar îmi vine să plâng așa că o să dau colegilor mei cuvântul. Pentru, așa face că pentru 10 secunde, până când se răzgândește și iar trage microfonul. Da. Să plângă. La prima, da. La prima bere idiot, la a doua doar vorbește tare și la a treia le-a plâns. La a patra bere la apucă nervii aia mari și frustrările. La a cincea bere e leșinat mort pe scaun. Și face așa la toată lumea care trece. Am luat 3 bilete. Am luat 3 bilete. Dar ce fă, mă, ce merge așa? Deci haideți, hai Cârge, dă o talbă pe aia. Shut, mai tu pe om. La 200 de bilete să moară mama dacă nu înghit. Haideți. Sticla cu totul. Eu am luat bilete, dar stau pe live și mi-e dor de accentul de Brăila. Foarte frumos din partea ta, de-aia nu renunț la el, pentru oameni ca tine. Nu este bine să iei loc în față, că cei o putea lua muială. Nu, ce ai putea lua muială. Nu este adevărat, frate, ăsta e un mit propagat de comedianți cu care nu ne asociem. Că la 5 beri mă apuc să vorbesc de biful meu cu Bromania. Și
la 6 îl sună și îl pune pe difuzor. La 6 dimineața. La 200 de bilete sub Romania. Vedeți ce se distrează la clubul lui, ușor, ușor începe să devină drăcea. Ai numărul lui? Da. Perfect. Adică oricine-i drăcea după 5 bere, asta vreau. Da. Eu am băușat acasă înainte să vin, că mă plictiseam. La 6 nu se mai întâmpla odată. Da, mă, deci nu vă feriți locuri din față, că nu se ia nimeni de voi. Va fi un show de stand-up a la carte, în care nu venim să ne luăm de voi. Decât dacă ne întâlnim prin țară și urcă cârje pe scenă. Cum a evoluat drăcea de la Severin, ca acum să faci sala Palatului? Ula mea, nu e atât de greu. O muie supus greșelii. Cum adică nu e atât de greu? De la Severin la sala Palatului? Păi nu? Se poate și din Beiuș la sala Palatului și din Brăila la sala Palatului. Și de, adică nu e atât de special Severin, mai rău decât celelalte orașe ale noastre. Da, ba, da, ba. Crezi tu că e mai rău? Nu, gen, dincolo că, da, live-ul ăsta este pentru sala Palatului, mai am eu un anunț și după aia vă las să râdeți cu băieții. Târgu Jiu, 4 noiembrie, împreună cu Drăcea. Împreună pentru Drăgea, pare că... Pitești, 5 noiembrie, dacă sunt oameni din Pitești, 5 noiembrie. Cernavodă, 10 noiembrie, fără Drăgea. Ajută că zic asta, cred că pierdem oameni. 17 noiembrie, Gherla. Sighetul Marmației, 18 noiembrie. Orăștie, 19 noiembrie. Sper că nu. 6 Focșan 14 decembrie, Bârlad 15 decembrie, Moinești 16 decembrie. Bun, dau cer scuze pentru Târgu Jiu, venim pentru Dobrota. Wow. Wow. SBM, te apreciez, chiar dacă mai devreme ți-am zis beș. Nu venim, că ești unul singur. Tu frate că n-are prieteni. Stai că iese Micu. La Arad, o să venim și la Arad, Amelia, dar nu prea curând. Mm. Pot să zic că am data deja. Ai data deja, ziua? Stai să mai râgâi un pic. În martie 2024, Așa. 9 martie, și pe 7 și pe 8 la Timișoara. Nu uitați de comentarii cu mulțumim coaie la Cosmin Edel cu Micuțu pe Instagram. Toată lumea, 500 de mesaje să fie mulțumim coaie. Bă, Timișoara, ce e Tomerlin? Avem Tomerlin? Mesajele la Micuțu, mamă, pentru că îl știm, îl știm cum ești, să bucură. A vrut să fac un gest frumos și acum trebuie pedepsit pentru asta. Mi-a supărat rău de tot, zici că ți-au picat toate și nu ți-au venit CNL-ul și întreținerea și toate aia să-mi fac. Vin toată dată de obicei, da? Supăra rău de tot. Bă, cu aia mai stăm? Cât e? Jumătate oră? Până la 12 stăm lejer. Până la 12 stăm. Ce bine. Faci? Mergem în oraș? Până la 12 stăm. Hai să ducem live-ul ăsta, mergem undeva. Doar ce s-a anunțat că până, până la ora 12. Două microfoane, ușor. S-a anunțat că se mai stă până la ora 12, deci mai aveți 46 de minute să ajungem la numărul ăla de bilete dorit. Trebuie. 46 de minute sunt destule să faci multe chestii. Poți să, nu știu... Te fuzi de 15 ori. Exact, te fuzi de 15 ori și ai și un minut să te ștergi la pulă. Au plecat biletele, chat. Ok. Cod Sala Pala, 50. Dacă intrați acum pe ea bilet, aveți reducere. 48, mai puțin de 48 de 172 de bilete. Bă, ești prost? E mai puțin decât ați crede, până la 200. Bă, eu îți mulțumim dacă facem 300 azi. Da. E mult 300 azi. În live acum? În live? Da. Nu, eu dacă facem 200 în live, eu mă dezbrac eu. Păi mai avem, mai avem foarte puțin până la 200. Păi da, mă, dar cam ăla e, adică mi se pare că cine e pe live a cumpărat. Eu cred că poate mâine, când punem și vlogul tău și oamenii văd live-ul ăsta, că mamă, deși la șterge-l da, mă, și nu șterg. Dar oricum, să vezi ce pleacă de luni încolo refund-urile. A, dacă ați cumpărat după aia să dați refund, a, nu m-am gândit la asta. Eu m-am gândit. Că eu m-am bucurat. Eu așa am făcut, acum când am mers să mai fac un pacar, am luat și aici de bilet. Să fie ok. Da, o să dau microfonul, că m-am supărat. Nu dă nimeni refund, eu știu că sunteți oameni treabă toți, chiar dacă vă mai dați voi muiști în comentarii. Voi sunteți ca lumea, sunteți oameni
te aștept la Casa de Cultură Adjud vreodată? Hmm. Ok, pare că ți-ai răspuns singură. Ținut o glumă pe care ai face-o tu. Care? Da, mă, cum e, mă? Cum e 200 de bilete în primele ore? Cât a avut, mă, Bobonete? Cât a avut Bobonete? Bobonete a pus show-ul 2 la sala Palatului, asta vreau să vă zic. Noi ce avem? Auzi, dar nu-l rugăm dacă a pus și s-a vândut la, mai bine la show-ul 2 al lui, nu putem să ne băgăm noi. Nu ne mai chinim cu grafică, cu date, e și acum recent. Bă, costeți pe 20 noiembrie. Show-ul 2 la Comedy Point, vă așteptăm cu mare drag. Vă lasă Meridianul, dar pe Lipscan, că nu poate să intre mai până în fața clubului. Da, la 8.000 de bilete mai facem un show. Ne-a întrebat Xiu Rui, care sunt sigur că e fan de-al tău. La 8.000 de bilete vândute mai faci. Băiatul de la care îți cumperi Adidas-i. Ești nebun la cap. Eu... De ce mă doar că scrie pe Xiu Rui? Cred că ții pe chinezul pe mine. Ești nebun la cap. Că dacă îi pui la ureche, dacă pui Adidas-i lui Florin la ureche, se aude Hagi, Hagi, Hagi. Se aude Ancara Mesi, Ancara Mesi. Credeam că zici dacă îi pui da și la ureche se aude marea. Dar nu orice mare, Euforie Sud. Se aude marea de călcâie. Când era mic, Florin arunca după câini doar cu pietre de călcâi. Ce prostie. Aoleu. Haideți. Hai că a venit cheful lui Mirel. Ce vă mai pun de băut la fiecare? Ziceți adevărat. Hai, mă, mai puneți un rom de la adevărat. Bravo, mă, băieți, gata. Da, poți fuma un pachet țigări zilnic. Bă, iar a dat cineva bani. Iar s-au dat. Cred că la tine. Auzi, și că gol palpitan la 1000 de bilete se era de cârje în cap. Păi avem la 500 că se era de Mirel în cap, ce e mult mai interesant. Da, eu nu am voie să mă rad în cap pentru că am implant de păr și n-am voie să mă tund acolo. Dar Lau la Orița, suntem ok având în vedere puncte, nu. Suntem ok puncte, având în vedere că am așteptat o oră să intrați live. Ce bun. Da, nu, a dat-o la modul că suntem ok puncte. Laura, crede-mă, să moară mama dacă am vrut. A fost o problemă, iartă-ne. Ce glumă bună a făcut Iustina, zic că dacă pui Adidas și lui Florin la ureche, încă auzi alarma de la magazin. Da, e singur adevăr. Foarte bună. It's funny cause it's true. Foarte bună asta. Hai, mai dați-ne niște întrebări despre viețile noastre personale, că răspundem la orice. Dar ce vreți să știți? Cumpărați bilet. Ați luat da. Bilet, vă răspundem la întrebare. Exact. Ce vreți să știți despre viețile noastre personale? Cum stă, mă, dă? 195? 182 de bilete. Bine! Încă 18 bilete și am sărit și pragul 200. 18 bilete și plecăm cu mașina numărul 2 de la Meridian Taxi. Nu mă glumesc, vă ia pe fiecare, nu vă înghesim. Când e ziua? Ar fi tare. Fiți atenți, de la mine. Pe toți oameni, ăia 200, care la 200, dacă iau 8 bilete, îi duce Drăcea cu duba. Mamă, ce mi-ar plăcea, dar trebuie altă dubă, că nu poți să-i duc pe marfă. Nu, găsim o dubă cu ăla. Da, vă conduc. Deci oamenii duba. De la 200, de la 200 până la 208 sau nu știu cât. Eu mă bag, că mi-e place să conduc dubă. A fost Caterin Căru. Eu cu Drăcea în față, da. Facem vlogging. Bună mea. Și vă dăm salopete, ne îmbrăcăm, când ne dăm jos cu niște găleți de alea de gleț, să vezi ce râdem. Face frumos și sala patului la intrare acolo, o tencuim frumos. Da, lăsăm, o să fie plin de mașini și lăsăm în față doar loc de dubă acolo, se dă jos ca rockstarul, merge. Punem faianță în loc de covor din nou. Îl trebase BM cum fac să fut capră, că și el e înalt și nu știe cum să rezolve problema asta. Pot să-ți exemplific. În primul rând, chiar, uite, nu m-am gândit niciodată. Dacă iai la fel de înaltă ca tine, rămâi în picioare. Dacă iai mai scundă, te crăcănezi, frate. Asta e soluția. Bravo. Te lași până unde e nevoie. Cât te... Deci înțelegi? Asta e. De spate. Exact, te crăcănezi cât e nevoie ca să ajungi la nivelul care trebuie. SBM, pentru alte întrebări. Cât de des futeți capră? Eu? Adică e una din alea trei poziții pe care le tot schimb. Și cumva la dobră nu poate scapră, dar niciodată unde te pui. Ha, ha, ha.
50% reducere la toate biletele. Cristian Lavre în obor. Ce? M-a întrebat unde am copilărit. La obor ai copilărit? Oborul din Brăila, nu din București. Ah, chiar eram șocat. Dar noi suntem frate, că noi suntem vecini Dobrătă. Știi, ești cumva obor gang. Da, ești da, acum da, puțin mai spre Colin. O întrebare super bună. Dacă ar trebui să fiți doar patru la Sala Palatului, la cine ați renunța? Start. Oh, ce rău, ce întrebare rea. Diana, mamă, e Diana prietena ta? A întrebat? Ea a întrebat, cred. De unde știi? Am văzut poza mică acolo. Să văd. Da? Nu am citit chat-ul. Dacă a întrebat Diana prietena mea, cred că știa că e Popiciuc. Unde, mă? Nu e muia. Oricum știm cu toții ce ar fi răspuns Diana ta dacă să întrebi pe ea. A, dacă ea drăgea, dar nu cred că ea. Eram șters de mult de babișul. Nu e, mă, nu ar fi comentat ea. Nu e ea. Ea mi-ar fi dat mie mesaj. Zi lui Mirea să plece acasă sau ceva. Eu să vă comandăm ceva de la Socului. Pe cum să ne comandați când noi mergem la Socului mai târziu oricum? Da, nu știu, eu nu vreau să răspund la întrebarea asta, nu știu. Nici mie nu mi se pare ok. Nu, nu apreciez când încercați să băgați râce între noi. Da, noi adică suntem uniți, toată comunitatea stand-up-ului este așa. Noi suntem super uniți. Nu e cazul, că dacă vă place de unul, trebuie să le dăm muie altora. Adică noi suntem împreună de la outsideri, n-are nicio... Exact. Nimic. Poziția aveți, femei, mai greu. Bravo, Laura. Poziția avem mereu, femei. Exact, exact. Dar și când ne-a ajutat Dumnezeu. Nimic, stop poziția, dau într-una, dar poziție nu prea. Ia să vedem. Uite, iar a dat cineva. Ofer bilete achiziționate plus invitație primite moca. 5 pounds. Bă, nu mai dați mă bani, terminați cu prostiile astea, că am pierdut calculul oricum. Salutări din cabina de camion Girona, Spania. Te pupăm, tu e super. Nu vrei să... Ce faci pe 31 ianuarie? Ai cursă încoa? Exact. Mai iat oameni din drum, că sigur mai sunt. Da, adevărat. Să oblige niște oameni să-i prindă pe toți acolo. Hai, am un spectacol tău. Ia, mai zici tu. Eu n-am glume. Pe mine mă bucură foarte mult că m-am uitat acum pe bilete și spre 90% sunt VIP, ceea ce înseamnă că fix oamenii care au fost pe live cu noi vor fi oamenii din față. Sunt ăia cu bani. Ceea păi, ce înseamnă că o să fie un show foarte mișto, că fix oamenii care au așteptat live-ul ăsta la fel ca noi și, din nou, repet, îmi pare rău că n-a fost mai bine, ați fost foarte drăguși, ați cumpărat bilete în față și vă promitem un show de shit să-mi va pula. Nice. Vă mulțumim foarte mult că ați luat VIP. De luni să mă bată mama mea, le dau, le mai scumpești, deci le facem la 3 milioane în față, deci sincer. Ia, stați, Cârje, te rog, zine de oferta de Sala Palatului, dar în clujeană. Cârje imită foarte bine un clujean. Ia. Dar știi că în Roaster Post nu prea am băgat când imitam, că tu mă judecai. Nu te judecam, deci, te judecam toată lumea. Vreau să văd cum scrie. Ia să vedem, oare s-au mai dat bilete? Deci, oameni buni. Salutări din Timișoara, de din România, de la Hermes. Hermes, ia. Hermes, dacă ești în România, înseamnă că pe 31 ianuarie poți să vii la Sala Palatului, păstrează banii pentru bilet. Deci, oameni buni, Sala Palatului, pe 31 ianuarie, adică miercurea, 48 de ore, avem reducere 50% la orice bilet. Cod acces. Mamă, gata, deja simt cum ies eu din live, dar pe ei. Sala Pala 50. Biletii găsiți pe iabilet.ro. Unde pleci, mă, nebunul? Mulțumim, Radu Bucălaie, te salutăm. Salut, Radu. Bă, vedeți că n-ați închis congelatorul. Se filmează show-ul de la Sala Palatului, că aș da acolo un bilet pay-per-view. Se filmează. Dar nu va fi... Posibil să se pună în funcție de cum se dau biletele. Dacă vedem. Se dau 200 în seara asta, îl punem. De ce te prefaci că nu ai stat în Cluj, te întreabă lumea. Ce? De ce te prefaci că nu ai stat în Cluj? Ba, am stat în Cluj, am spus asta doar că am fost la jurnalism, ceea ce înseamnă că nu prea vorbeam așa, că nu mă lăsau la facultate să vorbesc ardeleneaște. Mai aduci mie de spate o bere, te rog? Sau care ești acolo? Coai, avem două microfoane, măcar vorbește în el, te rog eu. Hai, Florin, lângă mine. Avem 175 de bilete, ceva de genul. Mai trebuie să facem 25 ca să anunțăm cu cine facem roster post. Ce le-ai spune oamenilor să cumpere bilet? Cu ce ai ademeni? Să cumpere nu neapărat pentru show de la Sala Palatului, să cumpere pentru că surpriza de la Roaster Post să fie una uriașă.
uriașă. Microfonul negru se aude încet. Microfonul negru se aude încet. Ne-a zis de două ori, Dani. Eu l-am dat mai tare. Dar la ce problemă avem cu mixerul, credeți-mă, bine că se aude. Socheres. Florine. Top 7 pe viață, bling bling. Îți mulțumesc foarte mult, Aiame. Te pup. Curând urmează în top 7, nu vă zic când, dar urmează. Mișto că erau, bro. Adi Ctone, Socheres, Florine. Mișto. Alex Băcică, Mada, tu faci mișto de accentul de Cluj, pân, dar zici pân, neironic. Eu nu fac mișto de accentul ăla. Eu îl fac și Drăcea râde de mine că de ce îl fac. Deci Drăcea e un prost. Măruță e cârje cu implant. Și măruță e măruță cu implant, în primul rând. Da. Pe când Germania în Hamburg, avem în Nuremberg. 28 și 29 octombrie, Landshut și Nuremberg. Microfonul lui Dobrătă se aude bine. Schimbă-l cu ăla că Mădălin vorbește mai mult. Ia, vorbește tu mai mult. Dar nu neapărat și mai bine. Alejer. Da. Uriașă, clar e micuțul. Nu, nu e micuțul, dar e mișto. Mădălin se aude încet. Mamă, deci mă duc la mixerul ăla și sparg în seara asta, dacă mai spuneți ceva de el. Și că da, nervos e Florin. Nu sunt atât de nervos. Am băut 3 de-asta de bombolombo. Ești nebun la cap. Are copil acasă, sunteți nebun la cap ăsta. 178 oameni buni, 178. Oho, câte? 22? Încă 22? Mai devreme era 188, nu. Mm-hmm. Glumesc. Nu, era 168. Nu știu, dacă sunt și puțin beați, poate. Se aude încet. Chucky, te rog. Sigur se aude încet? Nu mai faceți caterincă. Chucky, te rog. Asta spune că doarme, că îl vede pe Chucky. Chucky, te rog, în seara asta vreau să mă odihnesc. În Belgia când veniți? 200 de euro și mâine. Ce 200 de euro? Pe șu. Da. Toți de patru. Pe ce, în Anglia ai făcut mai mult? Se aude bine, vă trolează, dar se aude mai încet cel negru. Cred că e o problemă cu mixerul. Cred și eu că e o problemă cu mixerul. Mădălin se aude acceptabil, Dobrătă se aude încet. Perfect. Dar să fim serioși, aceste tehnicalități nu ne opresc din a face acest live. Ia, vorbește tu că mă duc cu timp până la mine. Și a fi... Da, frate. A aduna... Ușor, ușor. Bilete pentru acest show de mare anvergură. Florin, când erai copil... Da, frate. Și te jucai pe stradă. Era ceva în sufletul tău ce spunea într-o zi o să îmi pun show la Sala Palatului? Când eram copil și mă jucam pe stradă, nu era mingea mea. Asta e clar. Asta e cu siguranță. Nu era mingea. Mai dă-ne o situație din viața ta, Florin, în care te-ai cam aruncat și ai ieșit bine. A meritat să te cam aruncat. Bă, nu prea m-am aruncat pentru că nu... Fricos de gen, așa, nu-mi place să risc. Să riști? Da, nu prea... Fricos, de fapt, nu că nu-mi place să risc. Mi-e frică să fac chestii, dacă nu-s sigur. Nu m-am aruncat în nimic mare lucru așa. Eu, de exemplu, am avut de-astea în care am cerut numărul unei fete în club care mi se părea prea bună pentru mine și mi l-a dat. Și mi l-a dat. Și gen la alea la care mă așteptam, dacă îl cer, pula mea, clar, numărul ăsta, nu mi-l dădeau. Bă, uite-mă, că mi-au faze de-astea. Mi-au să aminte, dar nu m-am aruncat ca am vrut. M-am aruncat fără să știu că mă arunc. Îți spun de ce. Un tovarăș al meu, Vali, avea o gagică undeva prin Vitan și mergea zilnic la ea și era greu să meargă singur. Gagica lui Vali avea o prietenă și ca să mă convingă să mă duc zilnic cu ea, m-am mințit că aia vrea să fie gagica mea. Și ea nu voia. Și ea nu știa nimic. Și m-am dus și am luat-o de câșeis. Diana, știu că vrei. Și a zis, ce să vreau? Să fii cu mine. Și a zis, nu. Și a zis, m-am cam aruncat. Dar fără să vreau, fără să știu. Da, da, și atunci ai fost păcălit de un prieten cu intenții rele, ca și acum cu hârșe. Cu Sala Palatului. Terminați cu văicărele, că se aude perfect, se vede că Popinciuc o la recepția hotelului o combină. E la recepția hotelului, o combină pe recepționeră. Da, așa este, a fost acombinat. Toți avem fețe de parcă suntem într-un lobby de hotel acum. Sunt convins, ești de unde se vede, mai ales după cum îmi ies mie consoanele în acest moment. E clar că suntem la Double Tree by Hilton de departe, ești de un... Ia uite, Cezar Toma, eu m-am aruncat într-o relație. Și frate, a ieșit bine sau dacă a ieșit bine, e ok.
Florin, ai luat-o? Da. Eu m-am bucurat să vă văd înainte să ajung aici. Erați doar voi doi aici, vă țineați în brațe și eram în sfârșit, vă înțelegeți. Mi-exemplifica ceva, Florin. În sfârșit. Vezi că am o relație chiar specială cu Florin. Nu poți să înțelegi dacă nu ai trecut prin anumite chestii. Florin, de acolo, noi. Da. Eu știu, dacă caut pe Google acum interracial, voi mi-apăreți. Și eu dacă caut feisty latina, mi-apar tu. Stai, asta, frate, așa, stai așa. Da. Pentru mai mult din asta, episodul terapiei de bar cu Mirel Popinciuc, da, pe canal la mine. Unde a apărut cel cu Popinciuc, da? Da. Și acum cel mai recent cu Mincu, și nu surpriză, simt, avem și cameo în el. Nu simt că episodul cu mine mă pune pe mine într-o lumină bună, dar e vorba pune despre comedia, dobrotă. E vorba despre comedie, frate, nu e despre personaje. Stați așa. Da, mă, voi ce până ați mai vorbit? Ce, nu-l avem pe Cârge aici să ne zică? Ia zi, frate, care e situația? Cum mai stă? Trebuie să revină Cârge, trebuie să mai aplaudăm, cu mai aplaudăm puțin. Zi, Cârge, am făcut-o să nu ușim sau nu? Când a venit Cavani, acum, frate, uite, am apărut. Sincer, știind că e live, am aceste emoții să continui să vorbesc. La cât de, trebuie să-mi traduci. La cât de pișeam am făcut? Florin, oricum, ai luat în considerare participarea la acțiunea ecologică Retur Ro? Ce e asta, frate? Doar trebuie să știi, frate, pe tine te-a întrebat. Nu știu. Ia vezi, noi, e un băiat pe care îl cheamă C și a zis Popinciuc, credeam că îl cheamă C Popinciuc. Popinciuc. Să fure bomboanele? La Brașov veniți? Da, la Brașov venim. Reduta, zic Cârge, când? Când am Reduta la Brașov, frate. Când e Reduta? Uite acolo, la Brașov veniți, da, avem Reduta undeva în februarie? 27 ianuarie, cred. Ah, ianuarie. Trebuie să verific. Dacă dai un search pe ea bilet, o să vezi. Și update 192 de bilete. 192, ceea ce înseamnă că încă 8 și anunțăm cine este invitatul special. Oh! Și anunțăm și cele două bilete dacă mai e cineva, dacă mai e doamna secretară online. Că dacă nu, l-anunțăm noi personal. Shit. Îți dau 200 de euro să veniți în Belgia, m-a anunțat și pe mine că să mut niște mobile. Da, mă, eu am și dubă. La Oradea când? 14 februarie. La Oradea Valentine's Day e un show mare, de la mare. Polivalenta din Cluj când? Cum ar fi? Avem pe 16 sau 17 Cluj? Februarie. Da, avem Florin Piersic? Da. Facem din nou Florin Piersic? Băi, cât de mult mi-a plăcut ultima oară. Foarte dar mișto. Trebuie să dați un search pe ea bilet. La fel cum puteți să dați un search cu ea bilet, sala Palatului ne-am cam aruncat sau oricare dintre numele noastre și găsiți show-ul. Codul de acces este sala Pala 50 la 200 de bilete, că momentan avem 192. Ce facem, nu mai știu. Târgu Jiu când? Ia vezi. 3 noiembrie, nu știu, dă un ia bilet, că am zis. Invitați special la sala Pala. Pregătim ceva, dar nu pot să vă zic ce. Așa că mai bine ne auzim la sala Pala. Da. Schimbați tricourile că se vede alb-negru. Scuze. E și vina lui Florin că se așa. La Rose Battle vă mai înscrieți? Bună seara, Popinciuc. Pentru cine nu știe, este deja în realizare următorul sezon, în care, din fericire sau bucurie, mamă, nu mai am cuvinte, mă crezi? Am rămas fără cuvinte? Asta se întâmplă? Care e opusul ăla? Din păcate? Din bucurie. Din fericire. Liniște. Din fericire sau din păcate m-am înscris și anul acesta. Stați geană, uitați-vă la episoade, pot să se posteze la un moment dat. Adrian, ați schimbat materialul sau e același? Depinde când ai văzut Adrian, pot să spun doar că la sala Palatului clar va fi alt material pe care tot, noi acum da, l-am filmat. Îl vom pune în noiembrie, după care vom lucra la alt material. Va fi mai bun? Vă întrebați mulți dintre voi? Nu vreau să mă arunc. Nu, asta e. Voiam doar să... Încă o rugăminte, dacă vreți. E doar rugăminte. Din nou apreciez că sunteți aici. Eu cu Drăcea și cred că toți în următoarea jumătate de oră o să postăm și pe Instagram postare da? Cu afișul. Asta facem? Dacă vreți să ne ajutați cu un story. Am pus-o pe aia, era sigur cu mine cu avion. Avem voie să le punem. Nu, era mâine cu aia. Am pus-o. Păi să ia cu 48. Sergiu! Ștergi. Și la pe la șterge de păstori. Aia pune mâine. Punem pune. De ce mă am pus-o deja? Bine. O să pierzi riciu, frate. Uite, când întreba acolo cineva și prin ușă când ajung acasă în bloc,
dau un număr la ușă și intru pe și cineva în casă și... Florin, dacă oricine are acasă uși de alea speciale pentru câini sau pisici, Florin e gata să intre prin ele. Crețule. Știe, s-a trimis. Bun, perfect. Deci, rugămintea mea, dacă vreți să ne ajutați, luăm bilete, ați făcut-o, mulțumim foarte mult, unii au donat, mulțumim foarte mult, cu un share pe story sau un like, un comentariu. Lăsați comentarii cum v-ați cam aruncat, băieți, că ne ajută foarte mult, chiar dacă e muială. Pe Instagram. În rest, să vin cu update-uri. Din nou, biletul 200 va fi premiat. De luni dimineață? Nu, o să fiu la matinal, dar pe Zoom, de la Cisnădie cu băieții. Stau și singur în cameră, am găsit și un motiv să stau singur în cameră, ca să nu trezesc pe Cârje. Și poate îl mai bag și pe Cârje în live, dacă se scoală dimineața. Vineri, joi și vineri sunt cu tine, frate. Bun. Facem provocări. Da. Nebune 14. Vă dau și eu provocare? N-am avut sold out la sala Palatului. N-am! Niciodată! Nu, o să fie drăcea la matinal. Și eu voi fi luni dimineața, nu că avem nevoie sau ceva că n-am vândut, dar voi fi la Radio Sibiu, la ceva... Adevărat? Fix de la 7 la 10, frate. Băi, ce bun? Da. O să zic că poezii, o să... Nu. Eu zic fix ce spune drăcea. Îl ascult înainte și zic tot. Buletin, da, drăcea, tot ce zici, frate. Drăcea. La Rose Battle nu se mai înscrie că e prestator Cârje stagiar. Love Mirel, care e anotimpul lui la bucurie? Antonimul, frate. Fătute. Mamă, am băut și s-a îmbătat Cârje. Care e anotimpul lui la bucurie? Care e anotimpul tău de bucurie, Mirele? Mâncați și gura ta. Toamna, frate. Roșu. Care e anotimpul lui la bucurie? Hai că o să rămânem noi... Cum să numească la Palatului? Și atât. Ia uite. Oh! Bă, dar e frumos vreo afișul ăsta pe Da, da, da. Păi... Măcar asta să zic. Bă, nu mai da, mă, că n-avem multe. Păi europaletul ăsta îmi vin mie legumele când le comand acasă. Îmi vin roșii, castraveți. Evenimentul așa și așa, da, afișul. Da, afișul e numărul 1. Mai zice că... Da. Nu mai știu care cum a avut ideile, dar bun rău. Sincer. Bă, chiar. Chiar bun afișul. Dar mă deranjează că Florin a ieșit prea ok. Prea pe... Florin e prea... Prea pe prezentare. Prea pe... Florin, pare că poza asta ai trimis-o acum 10 ani, când se făcea casting pentru La La Band. Pentru tine și liniște. Florin a fost în cu viață. 197 de bilete, oh! Oameni buni. Nu vreau să zic că mai trebuie 3 bilete. E, voi alegeți. Dar puteți să aflați cine câștigă cele două invitații în față și cine va fi invitat la Roaster Post în 12 noiembrie. Da. O seară minunată vă doresc. Seară bună. Mulțumesc frumos. Cârge-i vocea aia din fiecare aeroport. Ce câștigăm? Nu câștigă nimic. E și biletul. Zi-mă, drăcea. Da. Că ai microfon. Ce să zic, frate? Pula mea, asta stă pe flashcore, e mărțumim. Eu mă vezi cum sunt, adică oricine se uită pe mine acum, înțelege. E bine. Voi vă dați eu nu înțeleg cum fac, adică bine, de fapt înțeleg. Știi când fac mai mulți streamer de la noi, de fac live de la de 7-8 ore și se îmbată? Cine? Fac, da? Mai sunt care mai fac așa, ai văzut că iese cu scandal, cu haos așa. Mie mi se pare că să ne oprim pe la 200 de bilete. Bă, da. Dă-mă o sabie să... Stai, ai o sabie să o bag într-un scaun? O referință fină, da, exact, bravo. Dacă aveți zi-mă, Florine. Hai să ne oprim la 200, la ora 12. La ora 12. Mai avem două... Este oprim la ora 00. Este ora 12 fără 17 plus 3 minute. Deci a plecat a patra bere a lui Cârje. Cârje la urbanist când? Nu știu. Salut, eu sunt Vali și când vreau salut, eu sunt Vali și când am de făcut... Vrei să cânti un pic? Hai mă să... Ia. Ia. Ce pute... Nu, 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 nu-ți fac asta. La 200 de bilete, poate. Ia. Ia. Ce putere ai, drăcea, să vorbești, să fie dobrătă la urbanist? Fiind vorba de dobrătă, o putere infimă. Un live pe FIFA. Când?
Un live pe FIFA? Eu, dacă vreți, eu, canalul meu de YouTube este Mirel Popinciuc, nu am făcut nimic pe el până acum, dar pregătiți-vă da, că da. Vă aștept acum să mă subscribe cu mai multe surprize. Dați-mi două luni, am 133 de subscriberi în momentul ăsta. Bine, n-ai nimic postat pe el și nimic postat, vă mulțumesc mult pentru susținere. Și n-ai nimic postat. Și cum dracu ați făcut? Sunt prea șmecheri astea. Alea ale noastre. Am 300 și postez săptămânal. 300 activ, realizor. N-are mai mulți ca mine, frate. L-a distrus pe Cârge, la nedorocit. Asta. Cârge nu prea știe cuvinte, de asta le impresionează mult numerele. Wow! Nice! Nice! Vreți să mi-e o glumă foarte bună. Mamă, ce morte! Mi se pare așa amuzant, Dobrotă, că zici că stăm cu degradările pe canapea aici, Andrei. Zici că i-am chemat la acces direct, vezi, s-au bătut cu primarul acum la zilele satului și întrebăm, și mă, uite-te la ei și râca prăștii. Ei au făcut un căcat și râca prăștii acum la TV. Și spune ce zicea când ți-a băgat mâna în gât. Cum adică, ți-a rupt hainele după tine? Îmi zicea că, bă, ți-am băgat mâna în gât, dar nu prea simt mărul lui Adam, nu știu. Cum e, dar domn primar face pentru voi? Primar are mărul lui Adam, are para lui Sofocle. Eu am o banană direct, e banană. Ai pula lui Cain. Cain. Cain, ăla de la... Cain, ăla de la pai. Da, da, da. Am folosit singura referință pe care o știa. Kane era de la Bayer, pe care pun eu mereu că dă două cornere. Care o cornere, că e atacat. Și ce mai lupa de cornere asta vrei să... Da, mă, la pe canalul lor puteți să intrați și vedeți la ce au dat like-uri. Asta e mișto. Vedeți ce melodii le plac? Vedeți? Au playlist-urile salvate acolo. Green Day, Nickelback, astea din clasa nouă. La mine pe astea le găsiți, mă, din păcate. Green Day, cu aia. Second Hand Serenade, numai de-astea rele. Imaginez, doar că stă Mirel în casă. One, câte bilete 21, go. Și că la 250 de bilete îi se vindecă instant, ca lui Wolverine îi se vindecă degetul lui Cârge. La 250 mergem cu Mirel să vomite la baie. La 50 de bilete îmi vând un rinic. Dacă nu, lăsăm aici pe live from us. Voi decideți. Dacă nu, vă leg în lanțuri. Mă bate Gogu, hă? Vedeți? Ăsta-i contentul după care îl puteți aștepta pe canalul lui. Nivelul ăsta de comedie. Nu venea să cred când nu reușeam să fac mixerul că vă râde atât de tare în seara asta. Da, da, cine ar fi zis că acum nici măcar o oră jumate spărgea, dădea cu pumnii în pereți? Ia uite, Popinciuc Minci, că aveai 73 de subscriber. Și tu câți ai zis că ai? 133 am zis. Am aruncat un număr, îți dai seama, am sperat. Da, wishful thinking, frate. Da, mă, dar până terminăm live-ul ăsta n-am 133? Adevărat, să muriți voi. Acolo, acolo e camera. Eu arătam spre televizor. Să muriți voi, de n-am. Ia vezi, mă, dă. Unde voi, mă, câți am? Vezi că eu simt că s-a făcut 200-le. Am așa un feeling. Ia, mamă, și Florin a făcut 200 între timp. Bravo. Cum e, stagnează? E rău? Cât? Din 300 de subscriber, mai doar, deși tu acolo, doar 200 drăge. Au același sânge ca el. Coios? Același sânge coios? Nu, în familie. Coios? Ai sânge coios? Așa te-ai descrie? No. Probleme enter. Tehnice, dă-i un enter, o ceva. Hai să ne jucăm jocul ăla, bă, de la jucatul la Pro FM. Da, dă-i că iară face faza asta, dă-i control al delete. Zi-mă, drăge, cum era jocul ăla de jucat la Pro FM? Sexul cu mine e ca o acțiune și să facem glume, ca. Frate. Am jucat eu, mă, când da, am fost eu. Da, dar n-ați spus sex, ați spus... Când am fost eu, am jucat cu sexul cu mine, e ca mersul la operă sau nu știu ce mai era. Da, da. Nu, mă, nu, sexul cu mine e ca mutat-o de mobilă pentru că... Și aici trebuie să spui tu de ce. Da. E ca mutat-o de mobilă. Pentru că... Zgârie parchetul. Sexul cu mine e ca mersul la Mega Image. Stau babel la coadă. Pentru că
Nu îmi place să plătesc cu cardul. Ok, nu merge POS-ul niciodată. Ce ziceți dacă vă faceți roster post între voi una de fiecare? Dar mai bine o labă, una de fiecare. Da, am fost la roast-uri, s-au făcut deja glumii de roast între noi. Am obosit să tot facem între noi. Da. Sincer, în ultimul roster post a scandat cam mult în mine. Da. Ce, n-ai timp? Nu putem să ne abținem, frate, sincer, nu prea putem să ne abținem. Live-ul ăsta e... Live-ul ăsta e transformarea lui Cârje. În ce sens? Din rău în mai rău. Ce zici, mă? N-ai ieșit, da? Se vede, mă, că e din Curea. Nu-ți fie ciudat că ești crezi doar în față? Ei, strici materialul pentru sala palat. Mai dă, mă, ia-l. La 500 de bilete îi crește părul la loc. Ce bine stă părul Cârje. Mersi, mamă! Mersi, mami, te iubesc! Mersi doctorul care mi-a făcut implantul. Mulțumesc mult, clinica. Clinica Bendis din Cluj. O să arate bine într-o zi cu aia. Aveți încredere, mi-a zis 6 luni, e de vreme. Până la sala palatului o să arate bine? Da, lejer. Ai șapcă la sala palatului? Lejer, numai, nici la show n-am șapcă acum. Acum am doar pentru că sunt oamenii muiști în chat. Păi și cum, cât de mare crezi că o să ai? Cum crezi? Ce fel de hairstyle o să ai? Ca tine. Da. Asta e scopul lui în viață. Ce fel de tunsoare crezi că te-ar avantaja? Deci, Drăcea, să zic sincer, ești modelul meu în viață. În prezent mă duc la cursuri de râs. Mi-am făcut implant, vreau să am așa și mănânc căcaturi. Și pune mâna murdară pe față. Dar ziceți adevărat, dacă Drăcea nu e tuns, nu e tuns cum era tunsă Nancy după ce a fost la Simon din Londra. În copii la 402. Ziceți-te vreo dacă nu asta e Freda, să mă arăt mama, dacă nu e. În comentarii, vă rog. La Simion din Londra. Ce mai are limuri în buzunar? Are limuri în buzunar? Nu mai are așa multe claie. Am primit un comentariu, cine e băiatul nou? Cred că la tine că ți-ai dat șapca jos. Cine e băiatul nou? Ok, poate. Da. Eu mă gândeam la Florin. E cel mai vechi în comedie dintre noi, Florin, frate. Florin, avem nevoie de tine în ianuarie să mergi la o emisiune să ne promovezi evenimentul. La ce emisiune mergi și de ce cântat la Vocea României? Nu mă duc la Vocea României, am spus că mă duc la Prețul Corect. Da, să-mi dea doar ceasuri. Adidas și tricouri la borbagă și alte. Florin vrea să meargă la Prețul Corect, dar pare că el n-a pus niciodată Prețul Corect pe ceva ce a vândut. Florin o să zic că o să-i dea un tricou și o să zic că 70 de lei, nu e 150, pe 150 în magazin. Corect unde? În magazin pula mea, dacă le ia atâta, da, clar, da. 150 la combinația ta, la combinația. Oameni buni, să vedem biletele. Ia să mai dăm un check. Mi-e greu să... Nu vreau să spun încă. Zi. De și mie lasă mă uit să văd dacă asta înțeleg. A fost pentru omul care mi-a cerut să mă băs mai devreme. N-am putut să fac asta, dar... Dă să mă uit eu, frate, să văd dacă înțeleg. Am ajutat cu ce am putut. Proști exact câte ai. Scrie? Dă-mă să mă uit eu. Nu, că aveam 197. Hai că 245 avem la vie. Deci, zi-mă, Florin a zis gata. Prețul corect, Popinciuc, tu la ce emisiune mergi, frate? Băi, normal. La jocul cuvintelor. Acum. Acolo mergem toți. Acolo voiam eu, frate. Și mie mi-ar plăcea acolo. Tot acolo. Ce cuvinte știi tu? Cred că da. Dacă îmi dă de-astea pipernicit. Ce jocuri știi tu, mă? Da. Fii atent. Da? Mamă, ce șmecher ar fi. Mergem. Fii atent. Ia. Jucăm. El e Cabral. Jucăm ce spun românii. Hai. Start. Am întrebat zi. Păi și Florin cine? Am întrebat. Noi doi. Bă, te jucărăm singurul de aici, mă. Îi dau, mă, dau întrebare? Hai, dă-ne întrebare. În orice altă țară, I can pass as a Mexican.
Bă, sincer, da, să mă avea, tu chiar văd. Doar aici, frate, sunt ostracizat. Jocul cuvintelor! Bun, deci am întrebat 100 de români cu ce altceva mai poți deschide o ușă în afară de cheie. Florin? Două agrafe de hârtie puse în X. Nu. Răspunsul 1, vă zic deja, o să fie rangă. Șurubelniță. Okay. Cum se cheamă ăla? Berbec. Ok. Berbec. Miel. Și ea care are un nume de bovină, de ovină, de ceva de-astea. Bă, da. Da. Pe mine m-a rupt cu aia că e, nu știu din ce episod era, dar era o frântură de asta pe TikTok de o întreabă efectiv pe una, răspunsese unul ce mai poți să pui în cuier în afară de geacă. Și i-a zis ei, ce mai poți să pui în afară de geacă? Și avea să uită și a zis, geaca. bă, da, a zis-o concret și geaca. Jacheta. A rupt, i-a deamuzată pe mine, geaca. Ce bun. Deci cine a avut răspunsul top la întrebarea asta, Drăcea? Decide, frate. Chat-ul decide? Chat-ul, păi, uite, da, acolo chat-ul, am un berbec. Chat-ul. Acolo deja am un berbec, frate. Deci am zis două agrafe de hârtie puse în X e răspunsul meu. Al tău? Jucați 98 de români și 2 țigani. Florin nu e obișnuit să răspundă la întrebări fără să aibă o lumină puternică în față. Are. Și un număr, și un număr pregătit. Fără să-i să dicteze ce scrie pe declarație. Fără presiune. Cine credeți că a câștigat? Avem așa, farfurie pentru Florin în chat. Foc. Nu, cireșe pentru Florin. Cireșe. Sau cireșe șeptai. Pentru Florin. Nu, Mirel Cireșe. Mirel Cireșe, farfurii Florin, eu foc, dobrotă negru, orice negru. Ceva cârnă așa, un bastonaș. Hai să vedem. Florin e ăla care dictează că nu știi să scrie. Da. Avem un foc. Insert farfurie, bombă. Săpun, cred că ăla, sau gel dezinfectant, ce ăla? Steaguri negre? Eu eram cu negru. Că ne-am luat după suflet, nu? După ce se vede din afară. Uite, dobrotă, copac. Uite, brad pentru mine a pus cineva acolo. Bun. Mai pune o întrebare, da. Da, ne-am distrat mult. De ce, mă, nu-ți plac ale mele? Păi și ce să fac să mă uit să văd ce au răspuns pe bune? Cu cuvintele? Poți să pun și una de aia de cuvânt. Bă, alea sunt mișto, da, cu cuvinte. Ba da, mă, nu e greu, e mai mișto să ghicești alea. Mamă, ce s-a clătinat, mi-a levitat 3 metri pătrați, ești nebun să mă. Nu uitați, oameni, bă, mâine, arenele romane, la Șatrabenzi, ne rupem capul. Luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă. Ne vedem în Cisnădie, la The Mic. Să moară mama dacă nu rupem tot. Eu cu Drăcea vom fi cei mai buni prezentatori din lume. Și nu uitați, oameni buni, mâine de la ora 18 la Comedy Point, 19.30 la 9.9 și la 22 la The Full, 3 show-uri. Mamă, Florine, îți merge, mă, mâncați-ași gura ta. Da, frățiorul meu, știi, mă știu. Da, frățiorul meu, okay. Dacă zici câte haine dau între spectacolele astea nebune. Oameni buni. Din păcate voi opri acest moment super amuzant. Tu te gândești la o premisă, da? De, da, da, m-am gândit deja. Am depășit, avem 214 bilete, ceea ce înseamnă că... Câte? 214 bine! Bilete. Ceea ce înseamnă că cel de care a câștigat cu 200 va fi anunțat pentru că secretara a adormit. E ora 12 fără 5, eu nu-i mai scriu, mi-e rușine.
O să-i scriu mâine dimineață să aflu cine a câștigat și va primi mesaj și cu două invitații. În schimb, sunt dator să vă spun cine va fi invitatul de pe 12 noiembrie la Rauser Pop. Și nu înainte, uite, Alexandru Timov te-a luat 4 bilete. Mulțumim frumos! Alex, te poate ești chiar tu! Alex, poți fi chiar tu, frate, câștigătorul, nu s-ar știu. S-ar putea. Aflăm dar săptămâna viitoare. Fiți atenți, vreau toată lumea focuri. Și la Alex Dobrătă pe canal, chiar dacă nu e nimeni, vreau focuri. La Mădălin Cârșe pe canal... De unde știi? De unde știi? Da? Ai 98 cu aia? Mamă, vreau să verific. Toată lumea, focuri în chat și când văd eu multe, când nu mai văd niciun text, doar focuri voi spune. Voi, wow, voi sunete, da? Uite, focuri, game over, lăptuci, focuri. Păi doar ăștia, ăștia, planete, sunt? Ăștia gorile, cei mai activi. Ăștia din stânga sunt cei mai activi. Bile de biliard. Canalul cu el, da. Care ăsta din stânga? Da. Ăsta cred că e al lui Dobrătă. Nu, e al meu. Păi da, dar e el ca persoană care comentează. Nu e adevărat. Da, mă, ăla și ăla de jos, de ăla de jos e al tău. Mamă, la Dobrătă, ce mai activ cu aia, n-aș fi zis. Uite, hai, tap, tap. Trandafir, la mine pe canal, puneți mulți trandafir, vă rog. Bun. Vreau să văd doar fire și vă spune... Hai. Vreau doar fire. Invitatul de pe 12 noiembrie. La The Full filmat, pe Calea Victoriei. Nu, vezi că ai scris și mă opresc. Nu mai scrieți, doar fire vreau să văd. Trandafir, mulțumesc. Este Adrian Nicolae! Dă-te morții tăi! 12 noiembrie la The Full, biletele nu s-au pus încă în vânzare când se împun Trandafir, cireșe, număr 5 minute până se dau sold out. Nicolae, direct invitat, muială pe Instagramul vostru. S-a terminat! Direct național! Bun, verific biletele, rămân... Și mai avem în discuții, că am dat mesaj ieri ce am vorbit noi. Ai dat mesaj? Ce-a zis? A zis că revine, se gândește. Du-te, morții tăi, ce urmează, oameni buni! S-a terminat. Suntem creierul României, mâncava jura voastră, nimeni nu ne bate. Nimeni nu ne bate. Asta e sore invitată următoarea? Încă n-am pus gluma aia cu aia, poți să zic gluma? Vă rog frumos. De a, într-un roster post, nu eram beat, eram doar prost. Era momentul meu de prostie și erau două fete care se mânau foarte mult și ne-am zis, voi sunteți sore? Vă alegeți voi care... Și băieți au zis, da mă, e cabron cu sore, ești prost. Era la Cluj, eram super obosit și prost. Ia uite, Bromania la roster post și stă lângă tine. Păi e bine că nu vorbim tot episodul. E România la roaster post, dar în loc de roaster post e curtea lui Cârje și în loc de Cârje nu mai contează. Lăsați așa. Bă, stop. Avem 230 de bilete. Ce facem la 250? Că trebuie să oprim în 2 minute. Da, mă, 250, gata. Să mă arăt, ăsta-i 39. Eu mi-am luat chiloții ăștia noi degeaba. Văzut? Bă, cum să face un om de 36 de ani are trupul unui băiat de 12? Eu vreau să subliniez că Florin a venit de dimineață la radio și avea pe el un tricou Boss și nu era ăsta, mâncava și pe la voastră. A schimbat două tricouri Boss într-o zi, ăsta e nivelul lui Florin. Drăgea, să amintești dacă chiloții erau aceiași? Băi, nebună, ești de bună, mi-a făcut baie. M-a dat cu parfum, m-a dat cu gel de duș. Asta de... Ia uite-l pe ăsta cu aia. Acum arăți exact ca și cum ai fi din Brăila. Sac. Cateric, ce aveți, mă? Aoleu. Doamne, gata, am făcut schimb de personalitate cu Florin. Mie trebuie să-mi dați mesaje în caz că vreți tricouri. Mamă, Florin, zici că și-a tras plapuma pe el să-mi va pula. Acum facem schimb de vieți. E ca în filmele alea. Freaky Friday. Acum eu mă duc acasă la Florin, îi pup copilul pe frunte, el se duce, îmi scoate cățeaua afară. Aoleu.
mai pot. Exact, frate, remake la Michael Jackson. Florin arată că atunci când s-a dus să facă poze de buletin și a cerut un pink jacket la ăla care face poza. Că era rușie. Iustin Nicolae, ce faci pe 12 noiembrie când tragi cu Nicolae Roster Post? Poți să cumpăr un televizor? Nu, dar un bilet la, la sala palatului poți să cumperi acum. Bă, bă, ce amuzant cu aia. Efectiv, din două microfoane, supărare, tristețe, s-a transformat într-un podcast super amuzant. Super amuzant. Bă, fiți atenți, eu pun afișul, mă duc pe la laptop, pun afișul pe ecran și voi îmi spuneți ce lipsește din afiș. Cine ghicește, primește pula mea, respectul meu. Wow, wow, chiar. Filmarea cu Adrian Nicolae pentru Mădăluna este pe 12 noiembrie. Dacă ești în București, te așteptăm, biletele încă nu s-au pus în vânzare. Ok, dar ne auzim totuși, în continuare. Ia uite, codul CRJ10 pe Superbet pentru... Okay. Ce prost e. Mamă, asta a fost grea rău. Ce că deal, dar nu vreau pula ta. M-a țipat în inimă. I-a propus cine... Ce arunci așa, mă? Păi arunc, dacă nu scrie boss pe ea. Ia uite, ce am pus pe mine sărăcie de asta. Am pus măcleală de asta pe mine. A pus HNM pe el, Florin. Cum te prima oară la 30 de ani. Stai așa să-i luăm interviu. Florin, cum te simți că ai pus pe tine o haină mai scumpă de 400 lei? Mai ieftină, mai ieftină, pardon. Jignit și apăsat. Bă, da, sincer, eu nu mă simt special. Evitește pălăria lui Florin. Deci noi am pus pe ecran mai devreme. S-a pus afișul și toată lumea și oamenii au spus ce lipsește. Ce lipsește. Cineva a spus că pălăria lui Florin. Și atât. Șapca. Șapca mea. A fost șapca mea. Băieți, vă pupăm, venim la sala palatului. Vă pupăm, șef la furculițe. Mulțumim foarte mult. Ascultați-le piesa și au scos piesă, băieții. Dobro, te verifică WhatsApp-ul. Nu are voie până dimineață. Ia să vedem. Am fost vere. Aha. Mersi, eu deci. Cred că e în plus Drăcea. Sincer? Lipsește cod QR de cumpărat bilet direct. E acolo în colț, mă, frate. Și aici între noi, că suntem între noi pe aici, în decembrie vom avea o chestie mega mișto de cine face poză cu afișul nostru prin oraș Sanchi va primi ceva mega mișto. Nu putem să spunem mai mult, că am băut. Mai dați-mi o bere și vă zic. Da. Dați-i trei guri și vă zice tot. Ești când ne-a costat, cât iese, dacă îl cumpără, nu știu câți tot. Dă din casă tot. 134 de bilete mâncava și pula. Ce 134, mă? N-aveam, mă, 200. M-a speriat, am zis că a făcut șmecheria. Ia asta, ia, ce ascultă asta? Ia, pune-mă, mă, la microfon. Ia. Pună, stai așa, scrie-mi Ioniță, scrie-mi WhatsApp dacă poți să pun la microfon ce mi-ai trimis aici. Nu spun despre cine e vorba, nu arăt, doar pun audio. Am voie? Dar ce ți-a trimis? O conversație? Mi-a trimis un clip, nu am voie de la Ioniță, îmi pare rău, nu pot să vă divulg această informație, ceva foarte funny. Dar ceva să păstrează, urmează la ei pe canal, trebuie să fiți fază la ei pe canal. Dar s-a auzit destul de tare, adică cred nu că s-a auzit pe live, sincer. Deci, oricum, dar nu, da, nu să știi cine era acolo. Ori să aibă un invitat foarte special, nu ratați următoarele episoade de okay. Șef la furculițe. Aha. Uh-huh. Deci face reclamă și asta pe unde poate mai dă-l în pula. Dacă dau o stângă. Wow, mersi mult, Robert. Te așteptam la sala palatului. Așa să mă, frate, la mine toți oamenii mei de pe canal mă iau la pulă în continuu. Bă, da, am râs o dată când am făcut un live, m-am uitat, am fost la un meci caritabil de fotbal și erau uniformele alea mici, rău de tot. Nu, am mai fost la unul, într-o sală de sport, bă, și stătea în gheboz rău de tot cu tricoul la mamă, dacă n-au râs ăștia. A dat unul cea mai bună, a zis că eu nu sunt Maradona, eu sunt Maradoner.
Cu două puncte pe O. Foarte, m-a rupt aia, Maradoner. Golul ridicat al lui Florin, imediat. Da, nu merge cu asta. Nu merge cum să merge. Nu merge, că e întărită pielea. Nu stă. E tăbăcit, ia uite-l, hap, direct Brăila. Sunt prea rapid. Ia zi ce vrei, parfum sau apă de toaletă? Da, da, da. Asta m-am bătat odată. Când eram în facultate, mi-am cumpărat, era mai cocalar când eram în facultate. Era mai cocalar de atât? Și îmi luam cămăși de-astea înflorate, îmi plăceau foarte mult cămășile înflorate și îmi cumpăr... Și eu la fel ai zis de cămăși colorate? Cu floricele, mă, de-alea, multe okay. Pe ele. A, stric pe floricele. Da, da, da. Ok. Îmi plăceau mie alea și la un moment dat mi-am cumpărat una roșie cu niște floricele albe. Așa și în seara aia am ajuns la Maria și Ion și m-am bătat foarte tare. Asta vreau stătea, să aud. Stăteam doar în mijlocul ringului, acolo dansa toată lumea și doar stăteam așa în picioare. Și lumea m-a întrebat ce faci și ce stai aici și am zis, nu-i nevoie să dansezi, dansează cam așa pentru mine. La toată lumea aveam replica asta, pentru toți care mă întrebau ce fac acolo, eram pe glume. Din facultate să vedeau semnele că o să ajung un comedian. Uite, care să facă show la Sala Palatului. Și noi când am vorbit mai devreme de mers la Manele, ai făcut figuri și tu și Mirel. Și da, acum, domne, eu am fost la Maria și eu. Da, mă, a man grows. Pula da, mea, am mai crescut ca om, nu mai vreau. Ce hal, domne, am propus să mergem la Manele și doar eu cu Florin și Cârge, te bagi? Ia uite și pe ăsta, mă. Merg eu cu Florin. Mergem pe 31. Nu mai îmi place muzica tare, orice muzică ar fi ea, frate, da pe ei. Urcăm primii și mergem după aia poză de final. Auzi, mă, și ai fost și la Maria și Ion, adică acolo în studenție. Da, în studenție acolo. Eu aș vrea să... Știți când vine nașul și mai negociază la nuntă? Da. Așa vreau să fiu acum cu Florin. Florin, ai spus că la 500 de bilete TVI dezbrăca în chiloți. Putem negocia? Hai la un 300. La 300 îmi dau doar pantalonii jos, tricou rămâne pe mine. Da, rămâi chiloți. Da, da. Fără tricou. Cu tricou pe mine, da. Revin. Mamă, deci mai stăm, mai stăm, mai stăm. Cât avem acum? 234. Wow, la 250, mă, hai mai dă-te-n pula mea. Nu, bă, 250 e foarte ușor. Adică e unul cu bani acum pe live. Sigur care așteaptă să cumpere. Ca să-i vadă, ca să-i vadă muștiucul lui Florin. Așa puțin. Mirel, ce ai de făcut mâine? Unde mergi, mă? Chiar am treburi mâine. Mamă, mie îmi spui câte treburi am. Dar în același timp e important live-ul ăsta, frate, pentru noi. Te auzi pe microfon. Mai stăm, mă? Mai stăm. Cât mai stăm, mă, să moară? Nu plecați toți, bă, Caterincile. Bă, verifică-ți chiloții să fii curat. Florine! Florine, verifică chiloții să fii curați, că cred că se dau. Ești ok? Ușor, ușor ne mutăm pe OnlyFans. Asta sperăm și noi, frate, să nu facem bani adevărat. Nu vreau să zic că Florin e cel mai bun șofer de aici, dar are cele mai multe urme de frână. S-a făcut gluma că Florin îi căca pe el. Când, toată, mereu când filmăm ceva e countdown to gluma asta. Și mie geaca mea de nylon. Da, frate. Da, mă, Florin e Paraschiva aia de care cântam original. Întreabă cineva VIP ce înseamnă, crețule. VIP înseamnă fix în față. Cât îl chinuiți pe Drăcea, i-a trecut ora de Very som. Important person, frate, înseamnă VIP. Răustul lui Florin în seara asta. Stai să vedeți la sala palatului. Rămân eu cu Cârge? Unde mergi, mă? Mergi, mă? A, până doar te îmbraci? Nu știu, frate, eu sunt obișnuit să te văd când dai haine jos de pe tine. Pe ce apă să văd băieții care sunt amuzanți? Păi rămâi așa, frate, că uite, ne vezi. Caterinca. Au rămas cei mai buni, wow, wow. Băi, eu nu-s de acord. Eu când văd numele Cati, știi ce vine să fac? Cati, going on. Cati, going on. Mie vine să fac exerciții la mate, că era o profă de mate, Cati, la mine în liceu. Cati Sufergel. Cati Domocoș. Cati Moghioroș? Da, hai, de ce întrebări mai aveți la care să răspundem? Dobro Tarat de parcă urmează să-ți explice cum nu mai are bani să ajungă acasă, că să stă în afara Bucureștiului și mai trebuie să ia o mașină asta în timp ce el e pe jos la metrou la Unirii.
Bă, înțeleg ideea de glumă, dar trebuie frazarea, frazarea, lucrat da. La frazare. Taie jumate din cuvinte. Exact. Dacă tai jumate din cuvinte... Da. Dacă nu simțeam că citesc un roman de Alexandre Dumas, până am terminat gluma asta, era mai fain. Gata, Cris. Mai, Cârșe, mai zici tu odată care e schema cu taxiurile alea? Ia vezi. Domnul Călin, vă uitați la mine? Încă este valabilă. Să mă uit cum se numesc. Nu dă mai mult de 500. Apasă tu pe ecranul ăla să văd comentariile. Oameni buni, ca să fiu sigur că mă auziți egal, Taxi Meridian, cărora le mulțumim în sufletul nostru, oferă o cursă gratis, ei s-au aruncat tuturor oamenilor care vor cumpăra pe live până închide noi live-ul ăsta, o cursă gratuită în seara respectivă, 31 ianuarie. Alexandru Timofte, ai înțeles? L-am certat? Taxi Pelicanul? Nu! Nu Pelicanul! Meridian! Mamă, dar are o leacă. Sunt atâția șoferi? 1100 de șoferi? Bine. Deci mai puteți să cumpărați un șofer ori 4 locuri? E, dacă faceți sold out, au șoferi pentru sold out. Și voi 4 stă unul în față? 240 de bilete, mai trebuie 10 să facem 250 și 60 ca să-și dea Florin chiloții jos. Eu aș cumpăra eu 50 de bilete să-și dea Florin chiloții jos. Nu chiloții jos, pantalonii jos. E bun, zi lui Mert, e bun. Ce? Bere. Eu aș cumpăra 50 de bilete ca să nu-și dea. Berea la TNR e bună, păi pula mea, nici nu ce ziceam așa. A, da, ai greșit tu. Ce? Că era pe chat la tine și pe live pe TV la Drăcea, pe canalul lui și nu înțelegea de ce nu se pupă. Probabil scria și nu vedea că să pun întrebările. Ia. E foarte bun premiu pentru 250, Călin, doar că nu cred că avem cum să-l aflăm la ora asta. Că nici 200 nu l-am aflat. Ai tu cum? Sigur? Bun. Premiul cu cumpărătorul cu numărul 250 primește un six-pack de Corona. Oh! Mamă, vreau să-l iau eu, sincer. Vreți să-mi dați un mesaj când ați luat numărul 2? Un six-pack de Corona în seara asta. Oameni buni, avem 235 de bilete. Ceea ce înseamnă că mai trebuie încă 15 până ajungem la... În seara asta primește direct câștigătorul bere Corona prin... Dar Călin, te rog, asigură-te că putem afla cine câștigă. Și trimitem direct live prin Glovo. Iată sponsorul, încă un sponsor Glovo. Live-ul ăsta avea un sponsor decât a avut Drăcea în viața lui. Dar mai puțin bani. Clar mai puțin bani. Deci dacă vreți un six bere în seara asta, băgați bilete forță, luați 15 odată. Nu știu BMW-ul cu belit pula. Pare că e sigur e neam cu mine ăla care a făcut BMW-ul cu belit pula, nu știu. Știi cineva BMW-ul cu belit pula? Nu. Anunță că Mirel pleacă. Ăsta e Mirel. Dar treaba voastră. Noi n-avem toți 5 microfoane, dacă Râșe mi-a zis, du-te frate, du-te liniștit. Nu e nicio problemă. Bă, vă mulțumim foarte mult. Eu mie îmi place să cred că o să mai ciupiți 15 bilete până ajung eu acasă, că sincer, după cum mă vedeți, sunt pișa pe mine, de ce să vă mint? Ăsta sunt aici, mă termin. Și chiar aici mă termin din mai multe puncte de vedere. Vă mulțumesc. De obicei să termin în baie singur, dar bă, acum aici. Doar în baie, în camerele în care stau cu Dobrota în turneu. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Cumpărați bilete, fiți alături de băieții ăștia în continuare. Voi faceți petrecere mare? Sunteți pe ele? Mai stați? Mai stăm ca să dăm premiul la 250. Eu îl țin pe Drăcea, e fiert. De-abia așteptă să-i dau microfonul ăsta. Ia, nu mai poate. Ha, mă, vino, vii aici. N-ajunge asta. Stai, mă, frate. 242 de bilete. Băi, ești nebun? 242? La 250, premiu, n-ai fost aici. 250 primește un six-pack de Corona în seara asta. În seara asta?
Așa a promis domnul Călin. O întrebare și la Mădăluna, la Roaster, poți poate cumpăra orice bilete chiar dacă nu, nu sunt activă pe Insta. Da, poți veni la show oricum. Dar te judecăm. Da, ar fi mai... am preferat să-ți dai și Instagram-ul, dar asta e. Dacă nu. Dacă la urbanism. 250 de bilete. E ceva, nu? E ceva. Nu ne așteptam. Cred. Bă, dar vreți să facem câte un live de ăsta pentru fiecare show și dacă e la club în București? Ce pula mea să ne mai... Mai stăm toată săptămâna cu grijă dacă îl ținem, dacă nu-l ținem. Anunțăm o surpriză mare. Stai că mai mută cârge din camera. Bă, 250, ne-am descurcat onorabil. Nu? Cash, așa zic și eu. Noi pretenția de 500, dar azi s-o la mișto, că e bine. Păi să, da. 250 și vorba aia, frate, sunt oamenii care au luat... Mai de pula mea. Mai mari rușine, oameni. Uite-l, mă, mâncați-o și curat. Mai mare rușine. Om în toată firea. Ferească. Are permis, conduce mașini. Conduce mașini, Tiguan, Volkswagen Transporter, ce mai conduci, Mădăline, ce nave spațiale mai conduci? Doamne, ce festival alcoolicilor, e aici un cafea și cura voastră, bă, rău. Așa. Sala Pala 50, băgați acolo, scrie și pe prompter, bă, dar e incredibil. Și-a luat apa, mă, gata. Și îți dai seama că suntem la început și deja vine meridianul, voia de acasă. Exact. Vă aduce la spectacol, frumos, elegant. 246. 246. Dacă ia cineva acum 4 bilete, o să câștige un six-pack de Corona în seara asta. Care va fi adus acum printr-o rețea de transportat mâncare și băutură. Platformă, cum zice. Ce pula mea rădețe. Prin Glovo o să trimit berile acum la 200, al 250-lea care ia bilet. Da. Salut, Mirel. Pa, Mirele. Mirele, merge să fută. Ia uite, trebuie să-l ducă Călin. Trebuie să-l ducă Călin, că nu e stare singur Mirele. Ai grijă să nu cadă pe lor în acolo. Taxi. Da. În taxi meridian, bineînțeles. Mirel, nu merge cu orice în seara asta. Au dispărut datele alea de pe burtieră, nu se mai vede codul. Amintim noi aici, în caz că au dispărut de pe burtieră, codul este Sala Pala 50. 48, mai puțin 48 de 48 de ore. Sunt la, acum da, deja sunt vreo 46 de ore doar. Cinstit. Da, mă. Haideți să ajutăm băieții ăștia. La 135.000 de subscriber, adică la canalul tău, cred, Cârje, putem să luăm 240 de bilete. Mi se pare corect. Dar mulți sunt minori. Fură cardul, taxul, cum îl fură ca să-și ia pecuri la FIFA, poate să ia și bilete la show. Bă, din nou, e nicio glumă, doar mega apreciere. Din oamenii care au luat bilet 246, efectiv 200 sunt VIP coaie. Toată lumea va fi în față, în prima zi. Adică, ce în prima zi? În primele 4 ore? Vă iubim și vă apreciem. 3 ore de la lansare. Da. Sunteți minunat și coaie... Când ne-am aruncat să facem asta, în primul rând de asta am pus neam că am aruncat doar ca să se bage dobrută. Că fără disclaimer... Da, da, de mâine. Fără disclaimer ăsta, dobrută nu s-ar fi băgat. A trebuit să zicem pentru el. Coaie, dar prieten, punem asta, coaie. Dacă ți-e zice Teo sau ceva, hai să punem asta. Dar chiar apreciem foarte mult și, bă, sincer, chiar ne dați curaj că pare că o să se întâmple. Că noi... Călin, la cât anulăm? Sub 1000. Oameni buni, haideți cu tăță. Deci dacă sunt 1000, se ține. Păi în seara asta cred că puteți să-i facem. Nu, fără 3000 nu-l ținem, ești nebun, 3000 facem. Acum am prins încredere. Ia, cine nu vrea să-și amui la stand-up, de-aia ne luăm. Bă, în primul e rând. Și, e și destul. Bă, de târziu, nu stă nimeni să facă cumpărături din astea dubioase. Dar așa mai pușuim pe weekend, pe luni, marți, tot așa, pe zi. Clar, bă, da, clar, până luni avem 800, zic eu. Bine, mă, dobrăță. Da. Da, mă, că știi, te scol sâmbătă dimineața la cafea, bam, niște bani să-mi iau eu de mâncare sau să-mi iau un bilet la Sala Palatului, redus 50%. Sincer, e mai ieftin la Sala Palatului decât o mâncare pe Glovo, să mă bată mama. Unde găsești, mă, burger în față la 35 de lei? Da, să dăm câte ceva, să dăm câte nu știu, un sandwich, ceva. Un tricou. Zis așa la mișto. Carcani? Vă plac? Vă plac carlcanii? Am 2000 de tricouri.
Florin, hai să dăm pe șleau. 146 de oameni. Te dezbraci în 4 bilete? Nu, am zis la 300, frate. Ei, Florine. Am zis la 500, dar mai suci tu. Florine, ai copii la casă. Dezbracă-te în pula mea la 250 și hai. Te așteaptă băiatul acasă. Maxim rând niște oameni de tine pe internet, dar banii mâncați și curată. Dă mesaj, David. Ce dracu, tati? Mamă, tati, ce cringe ești. Ce cringe sunteți. Să umpleți toate 4.000 de locuri. Bogdan Marian, asta e atitudinea. Să te audă Dumnezeu. Hai că am intrat și eu. Cine se dezbracă? Florin, frate, dacă... Să mai iau 4 bilete, deci 500, poți să ajuți. Nu, am spus la 500, am coborât la 300. De ce te duci la 250? Păi așa decurg negocierile, Florin. La 300 am spus că îmi dau doar pantalonii la 500. Ha, mă, nu mai păcălim noi 50 de bilete. Bă. Deci... Sincer, eu cred că mai sunt oameni pe live care încă nu știu pentru că grupul lor nu le-a confirmat. Luați bilete, aruncați-vă cu capul înainte că e 50% și după aia combinați-vă niște oameni. Știți momentul ăla când aveți cu cine să ieșiți și dați mesaje la oameni de ampulea? Exact. Cârje, idee, campanie, vrei să faci cadou de Crăciun? Cumpără bilet. Băiatul meu, Ion Horia Petrișor, e gândită și asta. Dar până la Sala Palatului, până la Crăciun, Sala Palatului va fi plină. Pentru că noi vom fi și mâine live și poi mâine live. Da, facem live în fiecare zi până pe 31 ianuarie murim. Mâine vor merge 3 microfoane, poi mâine 4 și tot așa. Da, în decembrie o să avem 3 microfoane de fiecare. Dar merg camerele, o să stăm doar cu sunet. Și că lăsați-l pe Florin în pace să dau 4.000 și fără cuculi. Credeți-ne, nu! No, no, no. Nu știi deloc cuculul marketing. Cuculul Florin e fermecat. Ce mușchiuc ascund aici. E direct de la de clarinet. Direct muștuc de clarinet. Are pula ca la porcă, ca coada aia de porcă, rotită așa. Noaptea pune un diblu pe ea. E burghiu, mă. Ferească Dumnezeu. Să facă drăcea peștele pe uscat. Auzi, frate, și tot... La 250! Cum adică pești, gen ăla de te miști? Adică nu te-ai uitat la emisiunea noastră, frate? La vezi de glumă ăla pe care l-am făcut noi patru? Am făcut eu peștele pe uscat la sfârșit, m-am bătut pe canapea. Te lăsăm pe canapeaua asta să faci la 250. Nu, frate, la 300 se dezbracă Florin și după aia vorbim de pe alte provocări. E mai simplu. Ce, mă? Să faci tu peștele pe uscat la 250. Da, pe, asta e că drăcea nu poate să facă. Avem deja 250 cel mai probabil, dar la 300 să te dezbraci mi se pare... Da, mă, dar... Mă dezbrac și fac eu peștele pe tine dezbrăcat. Da, mă, asta e problema cu cerința asta. Drăcea nu poate să facă peștele pe uscat, trebuie să facă peștele balon pe uscat. Bună, bună. Regnul animal, mereu amuzant. Drăcea poate face maxim foca pe uscat, auzi, alte animale. Cum e, Mădăline? Simt că... Top, poate, se întâmplă iaur. Ia zi. Dă nevestea, pune microfonul în gură, dobrătă. 248. Încă două? Tot 248? 246. Ah. Încă două ne mai trebuie și îi vedem pula lui Florin direct. Nu, prin chiloți, dar o... să fim serioși. E mai mult decât ne doream la seara asta. Face peștele pe Viena. Cine, eu? Cine crezi, Florin? Dintre noi de care crezi? Fiți atenți, dacă nu mai cumpărați două bilete, eu mă duc să mai beau o bere. Nu. Le cumpăr eu. Cârje mai merge pasatul cu Albine? O întrebare pentru Cârje. Da, și după ce l-am făcut de râs la televiziune și a făcut curat în mașină, taică meu. Și acum numai cară Albină, cară tot stupul întreg. Dar unde l-are în portbagaj? În spate, pe bancheta din spate. Și el când merge cu mașina, alea zboară pe acolo? Da. Și are ceva de protecție? Da, pielea. Deci în spate... Are iconiță. În spate are două stupuri sau stupe? Stupuri? Doi stupi. Doi stupi. Și în față are, știi că... Ai fost vreodată la Albine? Are fum de la Albine.
are fum, lădițe, chestii în față. Când dă drumul la aer, iese de la... Ca să calmezi albinele, e un fel de fum pe care îl faci din, nu știu, habar n-am, ceva lemn, Și dacă dai fum, pe albine le calmezi, în teorie. Dar e... e... Are albine Popinciuc. Se calmează cu fumuri. Apropo de fumuri, fiți atenți comentariu pentru Cârje. Să nu mai fumezi înainte de live-uri, are gena aia la care se observă ușor. Ce mi-a zis asta, că-i dau bloc? Ceva muzic este asta, că mereu crede lumea că e Cârje drogat. Nu mai fumuri și calmat are Cârje în cap. Of. Am trecut de 250, asta vreau să... S-au dat 250? Da. Mamă. Putem să aflăm cine a luat al 250-lea? Care... Ca să primească berile, da. Da. Nu pot, că din cifre și semne. Aoleo! Hai că... Haideți să vedem dacă putem să aflăm cine a fost cel care a luat biletul cu numărul 250, ca să știm cine primește berile în seara asta. Ce întrebare? Ce întrebare? Da, vei să o dau în continuare? Stai să vină și Cârje. Stai că acum cifre deja, 250, ei, deja am împărțit banii. A luat-o pe numere. Uite, bun asta. Băgați pe OnlyFans, pe Florin și accesul se face pe baza la biletul la stand-up. Se poate face chestia asta? Dar de ce nu? Cream că e doar și mai pui exclusiv acolo Florin niște poze cu tălpile? Nu contează. Pun eu că la mine intră la de-alea ciudate, gen, știi, încă pentru fetiș. Plus, nu știu de ce tu par genul care are inel pe degetul la picior. Pare că ai acolo pe al doilea degetul de la micuță. Am ghiul cu Mercedes. Arată piciorul tău, laba piciorului tău, Florin, arată ca un esclas vechi. Vișiniu. Da, de la vișiniu, așa, boieresc. De la vechi cu bordola maro, așa. Bă, toate ca toate live, sala Palatului, pula mea, vrăjeală, dar eu l-am văzut ceodată pe Florin atât de fericit. L-am văzut ceodată așa, așa liber, așa, acest joa de vivră în el. Păi el crede, că, el crede că banii din aia 250 sunt doar ai lui, că el l-a înțeles încă. El lui a zis că ce bă, fiate, primi-o mie, ai tăi, ai tăi, a doua mie a mea, a treia a lui Drăcea. Mihai Pantea. Este Mihai Pantea pe live 250. Al omul care a luat biletul cu numărul 250, vrem să-i trimitem în seara asta un six-pack de Corona. Scrie-mi, te rog, mie pe Instagram sau lui Drăcea sau cui vrei tu, dar nu lui Popinciu, că e distrus. În dar nu, ăsta. Să scrie aici unde ai scris, măcar să știm. Dar nu, exact, nu să adresa, scrie... Nu, să zic că dacă mai ești, dacă... Pe scrie... Instagram, scrie-mi pe Instagram mie, Mihai Pantea. Da, și scrie și aici, asta zic, scrie și aici după ce ai dat mesaj. Și ca să vedem noi, ca să-ți dăm în seara asta un six-pack, 6 sunt six-pack, nu? Da. 6 Corona. Eu dau acum pe ea bilet. Mihai Pantea. Fiți atenți, dau pe ea bilet, 261 de bilete. Bine! Mai sunt... Atât avem? Da. Încă puțin și Florin va fi în... Kiloței goi. Stăm nu, până la Florine, 300. Nu! Bă, stăm până la 300. Stăm, eu stau. Eu mâine oricum, 300, ziua mea e compromisă, ziua mea e pentru live-ul ăsta făcută, eu sunt nervos și mâine, sunt supărat și mâine. De ce, mă, că eu mă bucur? Întrebare, de ce spun românii? Bun. Hai, luați voi microfonul. Mihai Pantea, scrie-mi, te rog, pe Instagram. Am întrebat 100 de români ce nu îngheață iarna. Varicele de la babe. Ia să vedem. X. Nu. Și poate stau omul prin Maramureș să vezi atunci cost pentru six-pack. Dar chiar ne-am pus problema asta. Că poate noi din București. 7 milioane investiție ca să primească niște beri un om în Târgu Mureș. Nici dacă stăm Popeș de Orden nu le primește. Fii atent, comandă-ți tu și ne dai Revolutul. Da. Să-ți trimitem banii, jur că e mai simplu. Exact. Jur că e mult mai simplu. Ce nu îngheață iarna? Da. Vânzarea la biletele show 2 sala Palatului. Opa, opa. Asta nu se îngheață iarna. Pentru că da, în ianuarie lansăm show-ul 2 la sala Palatului.
A zis-o aici, Florin. Al golul încheiați ea. Călin, tot ce se vinde de când a plecat Mirel, sper să se împartă la patru. Bineînțeles, cu comision la dumneata. De parcă noi am împărțit cu Popinciuc ce facem asta. Păi numai, gen, noi a spus de față, Mirel ia banii doar la primele 250, frate, că el a plecat, care treabă cu ei. Ia banii împărțit cu noi, cu sigur. Ce? Credeți că noi n-avem multe fete în DM acum sau care-i faza? Colcă-i. Doar că am ales să stăm cu voi. Ce cum? Bă, dar adevărat că de când a plecat Mirel, a fost aia că a stat în două bilete și o dată 18 sau câte s-au dat. Cred că a luat Mirel. Cred că a luat Mirel acum, era leșinat în Meridian și a comandat da, băiatul. Oamenii lui erau aia care ziceau, lasă-mă, că n-au mai încol. Oamenii lui erau bro, n-am chef să-mi bag datele acum. Frate, poate mergem în vamă în ianuarie, nu știm. Pe 31 ianuarie, da. Am agustat 31 ianuarie. Poate să dă drumul la expirată din vamă. Unde credeți că a plecat Mirel? David Schmidt a pus întrebarea noi asta. Noi știm unde a plecat Mirel, întrebarea. David Schmidt, lasă-mă să răspundă ca să înțelegi. A plecat to get down to business? E Mirel, e baga bondana. Vrea să vină de la mine asta, că ai fost bulangiu cu mine, coaie. Da, domnul, de-i tovarășul meu. Mă iubește și ți-a dat. Ți-a dat. A plecat Mirel, are un pic de muncă. El, dar ai văzut ce bine a jucat? Mamă, sunt bea, Mirel, mai fă, frate. Da. A intrat acum număr, bună a seara, ce faceți? A pregătit-o, cu o oră înainte o pregătea. Unde vă duc? De la un live cringe vine. A băut Mirel două pahare de rom, s-a urcat în taxi și a luat comandă direct. A plecat să ceară azil politic în da, Craiova. Dar chiar mă, uite, Mirel s-a dus să combine niște fete, să-și ia bilete la spectacol. La clar își iau bilete. Împart amândoi o Fanta la jumate acum, dar sigur și-au bilet. Fanta Madness. E Fanta cu un pic de sirop de ăla, așa, când să stea amețeală. Le-a pus coare de rădă. Aoleu. Zii, Madeline, cum stăm? Să mai cer update-uri. Mamă, stă... Tot acolo, 260 ceva. Băieți! Eu încep să dau palmă să se mai trezească. Deci mai... 264. Oameni buni, încă puțin. Câte mă? 264. Mai elei. Ce împlabile. Bă, dacă mai e cineva care e pe gânduri să cumpere, eu, deci la 300 am închis live-ul, să moară mama de vă mai chinuim. Dar până la 300 nu plecăm. Jur pe viața până la 300? Sunteți ok cu asta? Da, mă, da. Și după aia la 6 dimineața, bă, Crâșe, două morți, ne somn, mă, mâncați-a și pula ta, ne somn. Bă, vreți să intrăm live și pe TikTok să vedem ce poate? Bă, ar trebui să intrăm pe ăla, mă, pe zi, pe Omegle. Mamă, dacă nu am intrat departe, acum... Nu suntem departe, suntem la o bere distanță. Hai, mă, să intrăm, vreți? Nu știu cum poți să intri. Trebuie să te conectezi cu laptopul, să se audă mai bine. OMTV, mă rog. A, nu știu. Mirel s-a dus și să-și mute cortul că parchează cârje mașina. Ce? Hă? Nu știu. Bă, dacă mai sunt oameni care la fel cu prieteni care nu știu ce să facă, luați coaie și vedeți voi. Oricum e la 50% reducere. În cazul în care nu vin ăia jumate, e bine că este la fix. Cât va costa biletul în mod normal. Dobrota nu mai poate. Tot speră să vină unul la el să cumpere pe toate și să plece acasă. SBM, am o relație de love-hate cu tine, nu știu ce să cred despre tine. Că ba mi-ai dat de alea de mai supăra, ba simt că ești singurul om care mă înțelege în lumea asta, nu știu. Dacă îi mai dai o beri lucruri și intră și la Balamuc. La Balamuc! Și că la 299 ai cum să o trezești pe soția lui Florin, a întrebat un băiat. Și acum? Dacă la 299 de bilete să o trezească pe nevastă și pe copil să te vadă, când te faci de râs pe internet pentru niște bilete la un show, frate. Nu e ca și cum nu rămâne live-ul, stați liniștiți. Bă, ce e clar cum te e faci că... de râs, dar ce plânge Florinica în BMW după aia? Ce e clar e că biletele stagnează și că oamenii care au rămas, ăștia sunt. Cum putem să facem să ajungem la alți oameni? Oamenii deci care sunt share. Acum să share-uiască aceste live-uri și către alți prieteni ai lor. Da, men, dar e 12:30. Eu mă gândesc să punem o provocare. Trecea, tu ești de ăsta, tu faci emisiuni de genul ăsta.
Adică? La 300, dincolo că Florin e în chiloții goi, să sunăm pe cineva. Pe cine dracu să sumă la pun noapte? Păi tu știi, frate, la emisiunea ta pe, pe Ina. Păi noi o filmăm mai pe zi. Pe Ina. Să sun pe doamna Ina, nu se face. Doamna Ina, doamna, da, Ina. Ce-i căsorită. Pe cine am putea noi să sunăm acum? Mirel! Hai să, bă, știi ce facem? Hai să sunăm la chestii care sunt deschise acum și rugăm să intre să vadă că ne-am pus spectacol și dacă vor să cumpere două bilete. KFC. Nu, 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 că își pierde campanie. Am lăsat liniștea asta să te simți mai rău. Nu, eu m-am gândit că la emisiunea Dobrota și facem prim plan. Să le zică. Mamă, da, sau mai sună? Nu tot prin aplicații să dau și la Meridian? La 300 îl sună pe Bobonete, e foarte bună ideea. Sună-l pe MCN. Sincer, Micuțu nu doarme la ora asta. Bă, gata. La 300 sunt pe Micuțu. Eu m-am îmbătat suficient. Gata, pe Micuțu. Ce mă, Colmine? Colmine și eu! Îi dau un mesaj de acum să nu doarmă. Să-l sunați pe cel care cumpără biletul 300. Dacă ne dă numărul, sună, da, și pe mă, el. Da, da. Bă, dar chiar mă, hai să-i sunăm până acum și pe ăștia care au cumpărat. Chiar, au numărul de telefon acolo? Coaie, câți am avut? 1,50, 100, 150, du-te morții tăi, Mădălină. E plin taxiul. Da, mă, adevărat, hai să sunăm, hai să sunăm unul din oamenii care a cumpărat. Atent. Și paranteză. Să întrebăm cum i s-a schimbat când viața. Când am vorbit noi de chestia asta cu 1,50, 100 să fie premiați, Dobrota spunea că, bă, da, hai să le dăm ceva mai special, să vină în backstage. După care mi-am dat seama că va fi cringe pentru toată lumea și pentru noi și pentru el. Că el vrea să vadă show-ul, nu vrea să ne audă pe noi cum suntem emoționați și căcați pe noi și... Adică n-avem noi... Tu ești Florin, că tu ai geci mișto, geci scump. Ce ai, mă, că rupe Florin pe poze, să-mi bat plan în orice ora și au împărțit pliante, a rupt Florinică pe poze. Adevărat? Adevărat, cum... Eu nu ții minte, frate. Și că nu ții minte, a făcut în vamă la poze de să-mi bat plan. Eu asta o povestesc, eu dacă... Vamă, cum ai vezi că ai rupt pe poze? Eu o să am 60 de ani și o să zic că, Mădeline, zine cea mai bună povestea ta, bancul lui Bobonete la podcast, o să zic, fiți atenți, eram la Lidl cu Florin, împărțeam flyere, da? Și vine un băiat și dă Florin flyer și zice băiatul ăla, bă, te știu de la Ai Umor. Și Florin, da, să mă votez, că m-am dus iar. Și el, și și ăla spune, iar, dar fix fața asta de, iar la Ai Umor. Bă, man, un om random în reghin, mâncați-aș pula ta, lui Florin, care da bucuros, să mă votez că m-am dus iar. Și ăla, iar mâncați-ași. Bă, e povestea, bă, dar nu te potolești, nu e povestea vieții mele, jur, la 80 de ani o să povestesc la orice podcast la care mă duc, că simt, bă, minunat cu aia. Bă, dar am avut îl cunosc acum... oamenii pe Florin, da. Am avut acum una cu aia, am filmat săptămâna asta cu Shelly ceva în mall. Și la un dat am coborât pe scări spre parcare, eram doar eu cu el. Și au țipat două fete că și el îi putem să facem o poză, nu știu ce. Și da, s-au dus să facă poză și eu am stat și lângă. Și trebuie să putem face o reclamă fii altcineva. Fii atent cu aia, nu, fii atent. Și dăm să plec și vine fetița la mine și face, Mădălin, putem să facem și cu tine una? Urât. Dar nu, bă, era Cârj, eram Șerban. Da, Mădălin Șerban, mamă, bă, dar a râs. Bă, cu aia. Mădălin, nu, mă, Mădălin Șerban, Mădălin Voicu. La 300... Hai că da, unul la unul noi suntem. La 300 dă Cârje șapca să vadă implantul. Nu cu aia, o dau acum. Nu cumpărați ampulea. Bine pe marketing, mă, dă, n-ai treabă cu el. Bă, luați bilete, mai e 50% reducere. Prinzi loc la VIP, aproape s-au dat locurile la VIP. Mai sunt la VIP? Mai sunt. Mai sunt câteva. Mai sunt câteva în față, dar nu foarte. Plus că o să știm că voi sunteți aia care a stat vineri seară cu noi pe live aici. Uai, exact. Cât de frumos exact. Poate să fie asta. Și o să facem gluma. E, cum e? Se aude microfonul? Acum se aude microfonul. Acum ne ajunge unul. Nu mai, da. La 500 bilete vândute, pune Drăcea bucata lui Cârje nedifuzată la Umor. Dar la 4.000, vă jur pe mama. Mamă. Nu, dar dacă o cerem, eu când m-am dus la Ai Umor, primul sezon a fost o chestie, a fost printre singurele mele cerințe să nu se amintească nimic din ce s-a întâmplat înainte. Și iată. Și vine Muistru de Drăcea la rostul lui Frânculescu cu clipul el.
Păi nu te apucă panica. Dar să știi că mă gândeam când am scris atunci la tine, mă gândeam ce să mai scriu și am zis, bă, trebuie ceva cu bucata. Și m-am gândit, n-are cum să fie o glumă, că nu știe nimeni bucata, zis, trebuie să fie ceva să te doară. Mulțumesc din suflet. Cu mare drag. A reușit. Dar rupea, rost următor sper să fac rost de ea să o pun. Aș vrea, eu chiar sunt, ce ai făcut, pantomimă, nu? Păi, nu-i mai spune asta, că vrem să o copii și de următor. Anunțăm roastul viitor sau la 300 de bilete? Nu, roastul următor îl anunțăm la 1000. Îl avem stabilit, dar nu puteți să-l anunțăm încă. Bine, mai e stăm. Prea info și Carlos a zis eu? Că încă nu e ok să vină de machiat. nu puteți. Eu oricum m-am îmbătat foarte tare și am dat deja vreo ce? Două chestii. Am turnat deja vreo două chestii pe care voiam să le zic, așa că ce mă mai costă să zic că e roastul lui? Nu putem să Ionuț Rusu. Silviu Fire. Iohannis. Da, Iohannis, da, jucat de Ionuț Rusu. După interpretarea lui Tănase. Adaptare după Bendeac. Rostul lui Cornel Dinu. Rostul 273 de bilete, oameni. 273? 27 mai ne trebuie. Câți oameni sunt acum pe live? 27 trebuie să mai găsească, să mai ia 20... bilete. Cu aia nu vine să cred, că facem 300. Sunteți nebuni? Facem, frate. 300 de bilete, ești prost? Tu îți dai seama că dacă noi ne-am dat interesul mai mult, am putea să ne fie mai bine în general? Mâine... 3 sala palatului. Deci dacă sala palatului avea 100 de locuri maxim, acum aveam 3 sala palatului. Avem noi 300 de bilete în ianuarie, dar eu mâine cred că am vreo 12 la show. Da, dar nu mai contează. Bă, dacă îl facem pe ăsta, nu-i mai pasă nimeni de nimic. Exact, nu mai, să uită tot. Nu mai trebuie să șterge așa cu un buret. Dar nu mai, ce mai e de toată demonstrat? Viața mea, dacă ținem show-ul ăsta, toată viața mea înainte va fi ștearsă cu un burete, de atunci voi fi o altă persoană. Eu mă apuc de Bolt. Dacă fac sala palatului, după sala palatului, Bolt direct. Ca să faci și niște bani. Dă și mie microfonul. Se aude. Se aude, mă, că sunt două microfoane, jemă, la cap. Da, mă, da. Ia. Bă, exact ca bătrânia, s-a pus piscior pe semn. Ia, ce mă? Asta era schema lui taică-mi la televizor, că ținea telecomanda când era copil și eu și mama n-aveam voie cu telecomanda, numai la el stătea. Și schimba canalele așa și la chestii random așa facea, ia! Și noi eram amândoi și noi, știi ce pula mea a văzut asta? Și după aia facea, și schimba la loc, ia! De când? 274, încă și ai 26 ne mai trebuie. Dacă mai stați un pic, vindeți toți. Cati, going on. Asta e pentru Popinciuc. Cati, going on. Auzi și că dacă aveți și open act la pala sălajului, mâncava și mâna voastră, voi n-aveți, lasă la patru. Voi n-aveți idee ce oameni sunt pe lista acolo. Da, deci oameni cu care am vorbit, ne-au scris oameni din alte țări că nu vin la spectacolul ăsta. Da. Michel Wolf ne deschide. Și Mark Norman. Poți lași eu. Bă, nu, dar o să fie niște oameni în deschidere foarte mulți. O să fie un cypher ce facem noi acolo. Unde, mă? Nu, mă, unul o să fie. Florine, încercăm să vină. Bine, să o să avem tigri. În deschidere va fi băiatul care cumpără biletul 300. Deci, bă, Popinciuc, sincer, ar fi cel mai tare lucru pe care am putea să-l facem. Zici? Jur, da? Că ar fi cel mai ultimul tare lucru. Ultimul bilet, 4321, s-am pula mea care bă, e. Ar fi cine cel mai tare lucru să pui un om total random așa. Să zic că gândești. Bună seara. Îi scriem noi materialul. Bună eu nu o să stau mult fix cât mă ține la sex. Nikita cu Michel Morone, auzi. Fii atent, să și deviem puțin de la că prea mult sala palatului. Care vi se pare că e cea mai, imediat asta mi se pare, că prima glumă care îți vine ca open micer când urci, e ori că, vai, nu văd nimic în față, o glumă aici, sau că nu o să stau mult, e fix ca la sex. Astea două mi se pare mie cele mai uzuale, cele mai repetitive glume, că nu am cuvinte acum. Vouă care vi se par cele mai easy la îndemână ca om care urcă pentru prima, a doua oară pe scenă? Pentru mine asta cu lumina în față, am avut-o și eu, dar am dat-o o singură dată și apoi mi-a fost prea rușine cu mine. Bine, singură dată de mai multe ori. Că sunt exact ca o femeie în timpul sexului, că nu vă văd bine, dar sper că vă simțiți bine, gen. Și după aia făceam eu un act-out, cum stăteam capră și mă tot chinuiam să mă uit în spate așa la oameni. La 300 de like-uri reface în momentul ăsta. Mamă, dobră-te. Da, o singură dată am dat-o și am renunțat, gata. Bun, la 300 de bilete,
pe lângă că, ce am zis că facem? Mă știu. A, Florin în chiloți, lângă Dobrotă care face momentul ăla cu... Da. Mă fac, mă fac că mă uit în spate. Na, na, nu e atât de amuzat. Ba da, crede-mă, e prea amuzat că fac cadrul larg. E foarte amuzant atunci. Bun, Drăcea, părere. Despre? Da, am vorbit abia... nu, mi se pare că jocurile de cuvinte cu Iisus cuie, ceva sunt constipat, nu știu ce, e ca nu știu ce constipat, nu-mi iese. Mm-hmm. Din astea, adică din astea care sunt foarte, na, până la urmă cu toții cred că am trecut pe acolo. Dar trebuie să știi când să renunți, gen a doua oară, deja poți să renunți la ele. Uite, David Schmidt a scris că prima lui glumă a fost: mă bucur să vă văd, adică m-aș bucura să vă văd, Caterin, că el are și ochelari. Ați fi râs mai mult dacă îl știați. Cea mai la îndemână glumă pentru prima oară, i-am zis nevastă mea că mă duc la opărmic și a zis: sper că glumești. Da, și asta am mai auzit-o de multe ori. Ok. Uite, o să stau la fel de mult cât a fost Cârge pe TV. Opa. Dar chiar ce s-a întâmplat la Stand Up Revolution atunci? Da, a trecut Dobrotă mai departe. Să fumeze. Da, zi, zine. Stai, frate, nu stai. Stai, mă, că se va întoarce Dobroteț. Stai, mă, așa un pic, stai. Da, ce? Păi, nu știu ce să zic cu Dobrotă. Zi. Adică mi se pare că 5 suntem mulți. Zici? Cred că dacă am stat 4. Câte 25? Mai trage noi puțin, face mai lung materialul, 20, nu? 20, 20, opener. Doi openeri. Doi openeri. Adică îi zicem două, bă, ne-am gândit și mai bine o lăsăm așa și după aia story-uri. Poate... Bă, Dobrotă, ne-am gândit și ne-am uitat la cine a fost mai... Da. Ne-am uitat la cine a fost engagement pe canal. Că am slăbus, Dobrotă. Pot ca să la cu lăptuci, cu pula mea, nu știu ce să zic. Dar place că a rămas și canalul lui Dobrotă, unde s-a și noi vorbim despre Dobrotă. Fii atent ce mă gândeam. Ia. Yeah. Am subscribe la Dobrotă, toată lumea care e acum, subscribe la Madalin Cirje și primiți, da, de la mine încă o cursă. Puteți să veniți cu două taxiuri în același drum, aceeași cursă, jumate într-un, jumate într-altul. La mine primiți o cursă, dă șobolan direct, vă dau. Ia vezi, mă, cum stăm. Eu zic că s-a făcut e eventul. E greu, mă, de aici avem, e greu. Avem 290, 274. Mai dat nimic. E greu, mă, că de acum au rămas fix oamenii care sunt de la început. S-au dormit oamenii. Și înțeleg. Noi oricum mai stăm până la 300. Eu jur pe viața mea că eu nu plec de aici. Eu rămân singur. Dacă voi plecați și nu moare mixerul, care oricum e păducă, mulțumim sau creation. Foc, foc, iese fumul. Dacă nu moare mixerul, eu nu plec de aici. Am multă treabă mâine, oameni buni. N-aveți idee. Mamă, am de editat, am de mult. Nu plec. Până la 300 de bilete să moară Bibi. Bibi fosta iubita lui Antonio Pican. Wow. Dacă îi mai dai o bere lui Cârje, cumpără el biletele lejer. Acum abia aștept. Face asta direct, nu te zăie nicio bere, că a făcut deja. Bă, sincer, n-am cumpărat niciun bilet încă și mi se pare incredibil că au luat atât de mulți oameni bilet la live-ul ăsta. Deci Mădălin Câmbia se jură, notat. Cârje, editez în Premier Pro. Am auzit că Da Vinci e mai bun pe colorizare. Sunt de modă veche, editez de vreo 12 ani. Nu accept să mai învăț chestii noi. Adică și la Premier. Nu mai bag tutoriale pentru că nu accept să, la vârsta asta, să mai învăț chestii. Încerc să las editatul deoparte. Ce mi l-a luat? Eu știu un Da Vinci care e mai bun pe voce la Han, nu pe editare. Ce editezi în Da Vinci sau în Premier Da Vinci? Știe, mă, n-ai treabă. Aoleu! Aoleu! Uite. Pe TikTok care primesc planete sau avioane, ce dracu primesc ei acolo? Avionul cred că e cel avionul, mai avionul, da. Nu, da. Planeta, mă. Planeta? Planeta e cel mai tare, da. Da? Cât? Sau... Am încredere în Florin că știe mai bine. Dar cât cred înseamnă? Am auzit de prea multe ori. Aoleu! A venit nebunul meu! A venit planeta aici, nebun, direct. Așa o să facem. Cârje, acest suflet bătrân al editului prost. Dar chiar uite, o întrebare bună, la câta bere ești? Și sunt la 5-a sau 6-a și au apă plată între ele. Ce unde trebuie cu 5-6, mă? Man, sunt tancazi.
Alexandru Timofte, zi-mi un clip prost pe care l-a meritat, eu n-ai voie să spui nimic în podcast primele 10 episoade și eu te voi contrazice. Să mă bată mama dacă am editat vreun clip prost. Micuțule, poate lumea a dormit pe live, să nu urlați. Opa, s-a mai dat 3 bilete. S-a mai dat 3 bilete. Hai băieții mei. 207. Da, 277. Bă, încă puțin cu aia. MCN Live, doar alea. Nu, nu m-am ocupat de MCN Live. Călin, poți să confirmi? Ultimul MCN Live cu Adrian Nicolae, a zis așa e, nu s-a auzit. Nu m-am ocupat eu. MCN-ul cu Bendeac? Da, da. Cu Delia? Da. Cabral? Da. E țapă în cârje. Abia ăsta din Bihor cu aia, care a scris e țapă în cârje. Da, nu. Bă, sincer, am făcut chestii. A fost o glumă? Da. Ultimele? Nu. Da. Primele AFG și primele MCN au fost proaste, recunosc că învățam și eu din mers, dar mi-am pus suflet acolo. Hai. N-am pus suflet. Trenedit. Stai că mai plecat pe aici să-l stai că vine dobă. S-o parolace. Deci, noi nu, noi nu mai vedem ecranul pentru că Dobrota și-a pus parola la laptop. Hai prin comentarii ce parolă ar putea avea Alex Dobrota la laptop. Eu o să pun, eu cu Dumitru vom cuceri lumea 24. Eu cred că are o parolă formată din puncte și liniuțe care formează de fapt un penis. Pune, podcastul Lăptuci e cel mai tare. Să-ți dea jos Dobrota tocurile. Piciorangele. Da. Are număr la circ după. Da. Păcate, statisticile... Statisticile mi-arată că nu vom mai da restul biletelor până la 300. Dar eu nu-mi pierd speranța și nu voi pleca de aici. După cum îl cunosc pe Dobrota, e 1, 2, 3, 4 parola. MCN Live, așa de tare e cârje pe editare încât Micuțul tocmai a anunțat că Bordea nu mai face MCN Podcast. Anunțat la Bordea că nu mai face MCN Podcast. Vezi, frate meu, că Micuțul nu mai face MCN Podcast de foarte mult timp. Înainte ca eu să nu mai fac MCN Podcast. Da, dar poate acum a zis clar că gen, bă, nu o să mai fac deloc. Păi, el oricum trecuse la MCN Live și... Păi, dar poate n-a știut lumea, frate. Bă, linge microfonul la 300 de bilete. Girafă, am zis oamenilor să dea ce parolă cred că avea tu la laptop. Dumitru Love, Cupru 234, Girafă 23, ăla, T5. Bă, dar te cunoaște bine, Schmidt. Te cunoaște perfect. Cu cârje l-am găsit vorbind în cameră, cârje băgat în felie. Aoleo, aoleo. Tu râzi, drăgea, dar nu știu ce-a păsat sufletul. De ce, mă, frate? Florine, vrei să-ți arăt ca mai multă cardeală decât tine? Ia. Dă-mi telefonul un pic. Ia, frate, telefonul să despre asta vreau să vorbim. Stai cu minte. Aoleo! Eu mai intru pe statistici puțin, dar din păcate nu... Da, e foarte greu să mai evolueze. Noi tot nu plecăm până la 300. Deci, vedeți ce faceți. Ai microfonul în mână? Unde e microfonul? Nu ia, mă, microfonul bun. Ia și tu, Dobrota, că tu nu prea ai vorbit în ultimul timp, că am vorbit prostii. Lasă-mă că e mișto, ne-am distrat. Drăcea, trebuie să-mi dai 7 lei de la un eveniment. Ce teleshopping? Ce, de ce fă? Cum faceți? Nu dă nimeni tap-tap, auzi întrebare. Cumpăr eu până la 300 dacă închideți live-ul. Gata, har, frate, hai Bogdan! Bogdane! Bogdane, dă-i, frate, Daniele. Mă, da, Bogdane. Dar rămâi totuși să mă vezi în chiloți. Nu ieși imediat exact, după ce le cumperi, exact. Rămâi. Salutări că... din Deva și noi salutăm Deva. Parolă Dobrota, Dobrota nu e uscător de rufe. Așa este. Asta este parola mea, ai ghicit. Așa tare e cârge. Nu mai avem niciun comentariu interesant. Haideți să mai puneți niște întrebări interesante, să mai povestim căcaturi personale. Ce chestii, ce credeți voi că n-am vrea noi să zicem? Și voi vreți să zicem.
Dă-ne un indiciu, Dobrota, despre parola ta de la laptop. E foarte aproape de un 2, 3, 4. Păi, pula mea. Doar cifre? Da. Doar cifre? Nu, și semne. Ok. Semne, da? E așa, e 1, 2, 3, 4. Pauză și 4. Iată, experiența primului act sexual. Oh, shit. Oh, shit. Nu mă bag aici că sunt bărbat însurat. Am avut material cu asta. Și l-ai? Care o să apară pe 29 octombrie. De la Comedy Store? Noiembrie, pardon. De unde? Noiembrie, de la filmat la Comedy Store. Da. Nice. Experiența primului act sexual pentru mine a fost un act sexual oral, primul. A mai durat ceva. Adică doar ați vorbit despre sex. Nu, am vorbit puțin și după aia mi-am dat drum. Nu, a fost doar sex oral și apoi a mai durat vreun an jumate, 2 ani până am făcut și sex cu inserție. Nu știu cum pune asta. Cu inserție. Penetrare. Penetrare. Dar prima experiență a fost, I got a blowjob. Nu e prima dată. Da, în parcul Monument din Brăila, la ora 3 după amiaza, când se plimbau bătrâni cu nepoți în cărucioare, pe lângă noi. Auzi, coaie, muie la ora cât? Ora 3 după amiaza, 3-4 după amiaza era. Brăila. Da, mă, da, ea e de vină, nu tu. Da, ea era mare bagabantă, da. Bagabonta vieții mele. Asta a fost, a ta care a fost, frate, prima experiență sexuală? Ai cu nevasta, n-ai cum să o zici. Da, da, nu mă bag aici la discuții de astea, nu mă bag. Nu e frumos, nu mă nu bag. Nu e frumos. Poate nici Cărge bănuiesc că nu vrea să bage. Întrebare, ați văzut podcastul lui Vlad Bilze la Happy Fish cu Dragoș Comedy? Pot să răspund în numele tuturor? Nu. Nu mai râde, mă, Drăcea, și hai la poză aici. Mă întreabă cineva dacă în pădurea din spate la, a, mă întreabă chiar văr, nu, nu în pădure, în parc, frate, pe o băncuță. În parc fix unde să face dreapta spre stadion. E foarte greu. Am rămas la 274, din păcate nimeni. Mai avem nevoie de 26 de bilete ca să vedem. Pare în momentul ăsta irealizat. Deci 274 de bilete ne despart de băiatul lui Florin dimineață, care va spune: tati, ești cringe. Tati, ești cringe. Ai fost cringe. A stat în picioare fata, ai răspuns? Nu, eram pe o bancă și am pus un hanoracul pe care l-aveam pe mine, am rămas în tricou și l-am pus peste ea să o acopăr. Să nu se vadă rușinea pe care o făcea acolo. Era rușinos. Dacă sunteți pe live acum și sunteți pe live acum, nu uitați dimineață două chestii de content foarte bune. Vlogul lui Drăcea, unde o să ne vedeți cât de tare ne-am chinuit la ședința asta foto. Și sincer, vlogul lui Drăcea n-arată de fapt cât de tare ne-am chinuit. Să mă bat pe mama că Florin și-a rupt spatele, eu a mi-am rupt spatele chinuială. Și Drăcea... E greu să-și rupă spatele la kilogramele lui, dar și-a rupt spatele și el. Apare un podcast pe canalul Dobrota în care ne auzim toți cu toate exact. Cele 5 microfoane. Să mă îmbată mama, dacă înțeleg. Și cumva e de la cu călătorii în timp. Dar ai făcut podcastul după live, dar ai filmat înainte. Și știți ce e ciudat? E că e tras înainte cu 10 ore de live-ul ăsta. Da. Hai, mai mult. Dar am mers, n-am umblat nimic la mixer și am mers cu aia pe podcast. Nu, e efectiv Dumnezeu. N-a vrut ca noi să vindem biletele la Sala Palatului, dar Dumnezeu, iată. Scuze. Mamă, dacă vezi asta, nu e muie, e iubire spre Dumnezeu. Dar am reușit și vă mulțumim foarte mult. Chiar dacă nu dăm 300 în seara asta, eu nu plec până la 300, eu v-am zis. Eu la ora 7 dimineața sunt aici. Grădina Monteoru, vin la cafea sau pula mea, nu știu. Eu până la ora 3 schimb baterii în mixer, schimb carduri, pula mea, mă doare în pulă. Eu sunt de bătut albuș. Direct vă aduc. Să vină băiatul lui Florin să duce la grădiniță de aici, să mă bată mama. Eu nu plec până la 300 de bilete, sau cum se zice alea, tichete. Bilete. Dar nu plecăm până la 300. Dacă mai aveți bani pe dreapta, acum investiți. Mai sunt oameni în live, dar îi simt săraci că au luat bilete și sunt... Păi lasă-ne, coaie, serios, sunt în Sighet. Mădălin. Nu am ce să fac cu bilete. S-a închis Monteoru, Mădălin, deci caut altul. A, acolo a fost prins Mirel. A fost cu... Da. Ce aveți cu Blitz? Da, nu mai mișcă biletele, din păcate. E clar. Dar ce aveți cu Blitz? Nimic.
Și acum ultima experiență sexuală, ultima a fost foarte asemănătoare cu, cu prima, doar că eu făceam muia. Doar că eu aveam hanoracul unui băiat pe cap. Ai zis că nu spui, frate, niciodată asta. Ai zis că rămâne secret. Ultima mea experiență sexuală a fost prima a lui Florin. Doar că în loc de hanorac aveam o geacă de piele pe cap. Puțin scorojită la guler. Ia, ce ți-a întâmplat acolo? Să dau niște 100% chestii. Luați, băi, exemplu lui Cârșea, atâta devotament. Da, e foarte devotat. Ce înseamnă devotament? Că dorești, adică mult. Când devotament, când ești de acord să votezi. Bă, Alexandru, îți mulțumesc foarte mult și te iubesc. Unde e viața mea, Drăcea? Drăcea e pe balcon și va veni în 10, 9, 8, 7. Cati going on. Sigur găsiști tu un meridian care să te aducă și la Cluj. Bă, sincer, având, sincer, gândim două chestii mega șmechere la Sala Palatului. Un intro șmecher și un outro șmecher. Dacă ne ies amândouă, jur. Deci eu nu jur. Ultima oară când am jurat, am dezamăgit-o pe maică mea. Deci nu mai jur a doua oară. Jur pe viața mea că o să fie un show, dincolo de materialul nostru, să îl țineți amintire. Respectiv, eu dacă aș fi din Cluj, și am fost în Cluj, credeți-mă, m-aș muta mâine, dar aș veni la show. A venit viața ta, Drăcea. Îi dau microfonul, Alex Dulamă. Cum e? Cum stăm? Rău. Ce înseamnă? Zi-me. Dacă îmi dădeai vestea asta, frâne, te pupam pe gură. Te pupam pe gură, ce? 278, s-au mai dat 3. S-au mai dat 3. Uite, am mai mișcat, mă. 22 de bilete. Nu e imposibil, dar e și unul noaptea. Da, asta e problema. Hai că ne-am odihnit și azi, dacă e... Deja că începem la 9, cum trebuia să începem la 9? Altcumva ci că să băgăm un am-nam ca să atragem niște adolescenți de pe TikTok. Ok, am-nam, păi scrieți în astea, în comentarii ce am-nam și noi răspundem fiecare. Hai, Costi Rules. Wow, uite, am mai plecat 3 bilete sau, cu plecarea. Sau ești Costi Rules. Văr cu Cristi Dules. Vezi că s-a închis laptopul. Am observat. Am observat acest aspect. Cârșe deja e pe diemuri, e mort. Are de aia de vețiu de... Hei, mă gândeam la noi. Ia să vedem. Am, n-am. Uite, cred că e pentru tine, Dobrota, asta. Da, mă, da, am. Păi doar ce-am povestit cât ai fost tu plecat. Da? Da. Asta ai făcut? Da. Mam. Deci la voi bănuiesc că n-am. În Brăila și niciodată, gen și niciun alt oraș, nu. Am primit un mesaj de la... Primit un mesaj! De la autocarromania.ro. Așa. Mi-a zis, dacă se cumpără minim 30 de persoane bilete... Ce? Mai zi-o, da. Dacă se cumpără 30 de bilete minim din orice oraș, se asigură autocar spre București dus întors. Deci, Beiuș! Ai zis cumva autocar.ro, celebrul site, nici măcar nu te-ai chinuit să inventezi. Autogări.ro era... Deci, Beiuș, acum e momentul să vedeți Bucureștiul. O să fim noi și cu politicienii ce mai aduc oameni din alte orașe cu autocarele ca hai aici, lângă mine, frate meu. Stau așa bine pe scaunul ăsta, hai, frate. Hai, te rog eu din suflet, ca să ne vedem frumos la cadru, să rupem biletele până la... Că nu plecăm până la 300. Și TikTok-ăria care simt că muncesc? Cum? TikTok-ăria care muncesc. 281 de bilete. Da? 19 mai sunt. Ai zis serios sau la mișto? Zi-mă. Coie, uite-l. Confirm, 280. Coie. 19 bilete. Avădanii sau Sebastian, pula mea, nu cred că o mai găsești în Brăila pe fata că... Dacă poți să ieși ce bancă exact ca să stau acolo. Că, cred că a plecat, a părăsit localitatea și țara destul de... Plus repede, că probabil acum are și vreo 53 de ani, doamna. Nu, era în liceu cu mine.
Era mai mare ca mine, că rămăsese și repetentă, dar pula mea. Oameni buni, la da, 300... Repetentă la școală, nu la... La 300 de bilete, Florin rămâne în chiloți. Dobru, te face... peștele. O, peștele. Auto ăla de la... Ăla cu... La se lasă în jos da. Puțin. Da. Și voi aveți cod... Bă, 50% reducere. E doar azi și până luni sau nu? Până duminică. Până luni dimineață. Până luni Flavius, dimineață. Și eu i-am cerut numărul Andrei Marin, nu-l dă Bulangiu. N-am numărul. Nu l-ai? Nu. Ce îți doreai? Andreea Marin. Da? Ok. E cumva, nu? Este. Nu l-are, dar la 300 de bilete poate e surprize, surprize. N-am râvnit curvește, n-am râvnit curvește la invitatele lui Derilic la Porc TV. Am. Au fost câteva. Care? Au fost multe fete frumoase la Urbanist. Irina da. Rimeș. Au fost cine multe. Cine a fost? Isaac? Nu știu cum o cheamă. Erica Isaac? Erica? Aia? Erica Batu. Au fost Batu. Multe mă care au fost frumoase la Urbanist. Sau nu știu ce înseamnă râvnit. Îi dau mesaj Andrei Marin și îi spun sunt Alex Dobrotă și aș vrea să te cunosc. Asta fac dacă am numărul ei. Cum? M-a întrebat ce fac dacă am numărul Andrei Marin. Păi să ți-l trimită și vedem ce face acum. Da, exact. Bună seara, doamna. Ia, ce zice acolo? Dă să văd și eu cum arată tabelul ăla. Dă-mă și mie. Dă-mă un pic să văd și eu. De ce, mă? Pentru că n-ai voie să vezi chestii care sunt legate de organizatori. De ce? Tu ești artist. Mamă, ce dam de bere a venit. Tu ești artist, mi-au usturat nările. Deci avem așa. Zi, frate. Yeah. Nu știu ce a zis. 281. Flavius. Mai avem nevoie de 19 oameni. 19 am oameni. Citit, frate, cu Andreea Marin. Nu te-am sărit. M-am bășit în microfon. Da, de am. Ce pula? M-am. Pula mea, jucăm jocuri. Zi, mă, și tu-i prima ta experiență păi, sexuală, drăcea. Mi-a arătat-o de mine. Înțeleg. Ia de la un pic. Dă-l încoa. Deblochează, dă încoa. Nu, mă, vezi că ăla-i bilet. Alea sunt biletele, 281. Astea sunt biletele. Astea sunt available, coaie. Dar nu sunt toate scoase la vânzare încă. Da, scuzați-ne puțin. Haideți să păi mai vedem alte comentarii scrie... cât timp vorbesc băieții ăștia chestii organizatorice care știm știm că mereu astea reprezintă conținutul ăla valoros pentru YouTube. Când ne auziți că vorbim chestii din backstage care nu sunt entertaining nici pentru Doamne, noi, dar păi pentru voi. Doamne, e cea mai mare terminată pe planeta asta, Cârje. Sunt 288, dar eu încerc să fac mai multe. Asta e singura glumă. Stai că ai prins microfonul ăsta. Scuze. Experiența voastră ești la Pro FM. Da. Dacă ne mai cheamă Drăcea, ne mai ducem. Invitații. Sunt invitațiile pe care noi le-am scos deja să le dăm la oamenii care au fost deja în loc 1, 1.50, 100, pula mea. La băiatul ăla de... Mi-a scris băiatul ăla pe Glovo că nu m-am uitat. De pe Instagram. Că e ora 1 deja. Hai mă, zi să dau un refresh și eu. Hai zi, vedem. Cel mai grav heckle pe care vi l-ați luat vreodată s-a întrebat. Zi, Drăcea. Ok. Nu, am unul unde m-am enervat eu foarte tare. La Club 99, de am fost... cred că acum vreo 2-3 ani sau ceva și era unul în față care a vorbit în continuu și l-am lăsat, dar la un moment dat a început să vorbească mult prea tare și deranja și a avut-o de-asta, de s-a întors la unul la altă masă și a început să vorbească cu el și am văzut un pic negru în fața ochilor și l-am înjurat, dar la modul nu, da. Nimic funny, a fost taci morții, mătii, nu vezi că deranja și am luat foc și oamenii au aplaudat că deranja într-adevăr, dar eu după aia n-am mai putut, gen, îmi făceau mâinile așa și simțeam că bun mâine la mine și m-am dat jos, da.
Cât timp aveai de când erai pe stat? Adică gen mai aveai ceva de stat? Eram pe la jumate, lejer. Mai aveam de stat, dar n-am mai putut. Și eu am avut, nu mai știu exact ce a zis moșul ăla la Curtea de Argeș, care te-a hecăluit și pe tine înainte. Și apoi am urcat și eu și tot nu s-o oprea. Adică era genul de moș care nu mai fusese la stand-up și doar voia el să ajute cu comentarii și tot completând el orice premisă, orice chestie. Și la un moment dat adică mi-am pierdut răbdarea cu el și i-am zis, bre, dar nu vrei să taci în pula mea. Și cumva, după aia știu că a plecat moșul ăla, dar show a continuat, ok. A, și n-a zis nimic, nu? A? N-a mai zis nimic. Moșul, nu, după ce i-am zis chestia asta, cumva s-a închis în el. Și a plecat după puțin timp, dar era și beat, pula mea. Și băgați-l pe Cârje în orez. Uite-mă, părere show de la Comedy Store, cum vi s-a părut? Foarte bun, extraordinar. Îl veți vedea pe YouTube pe 29 noiembrie. Foarte bun a fost show. Bine, mă. N-am urcat drogat la show. N-am. Nici eu. Uite, bă. 183. Deci mai trebuie 17. 183 de bilete, 17 bilete ca să fie Florin. 200, mă rog, 283 de bilete. Deci mai trebuie 17 bilete. 17 bilete ca să fie Florin în chiloții semigoi și Dobrota să facă primul act out pe care l-am avut la stand-up. Oameni buni, cât de aproape? Cât de aproape? Eu, sincer, ești mortu Scârje. SBM. SBM ai pula. Oameni buni, iată că și în starea asta jocuri de cuvinte există. Eu nu aș avea răbdarea voastră, m-aș enerva foarte rău la un comentariu de la ceva din public sau orice gest. Exact, asta spun. Da. SBM ai pula. Cârje, acum explică în engleză. Lasă-mă, frate. Oh. Bun, dau o legătură a colegului meu, Drecea Bogdan. Ne vedem la 300 de bilete. No, jokes on me atunci, nu on Cârje. Cârje așa se simte bine. Ia frate, ți-am schimbat bateria în el deja. Drăcia aia de copil. Doar ca să mergi generic sef cu Georgescu. Experiență sexuală. Zi-mă cum a fost prima ta experiență sexuală. Am o bucată la stand-up pe care mă gândesc să o dau la un moment dat și nu știu dacă aș povesti eu. De fapt, cred că am povestit-o undeva. A fost rău, a fost foarte rău. Foarte rău. Plângea mătușta. Da, a fost la curbe să ai agățat-o. Nu, ai agățat-o. Ai agățat, bravo, bravo. Ai fost la curve sau nu, o fată, fată. Că eu la curve mă duc la băieți. Asta, Florin s-a asigurat, bravo, ai agățat tot. 289 cât vine? 11? Haideți, 11. 11 bilete. Haide, vreau să intre primul 11 la sportul studențesc. Deci deja mă descalț, ca bilet. Să știți. Deja lasă biglezele afară. Deja, oricum erau afară. 289. A plecat pantoful jos. Hai că pleacă și puțin, dai, stai așa. Arată-le doamne firma. Firma. Oh. A venit și firma. Nu, frate, ăștia erau. Aveam cu galbeni, când am venit ața la tine era cu galbeni. Nu știu că s-au văzut. Ei are cu două feți, om. Cum e lumea în ziua de azi. Da. Dar vă și popați după ce vă dezbrăcați? Da! Evident. Frumos, dragon roșu. Bă, dar au luat bilete la altceva. Ok, stăm până la trei. Cea mai tare replică din public. Nu mi-aduc aminte, sincer, una care neapărat să fie ajutat show. E rău, e rău ce se întâmplă în dreapta mea. Ce ați făcut? Doamne, cât de urât a răgărit, băie. Doamne, n-am o să observ. Da.
exact vibe-ul ăla pe care îl vedeți dimineața înainte să deschidă cărciuma din cartier. Știți că stau doi moși la intrare și așteaptă să dea drumul ăla. Cea mai, am eu un răspuns. Care a fost cea mai tare replică din public? Am filmat un roaster post și la un moment dat era un băiat... Da. Și la un moment dat era un băiat care țipa ceva din public. Nu mai știu cum a fost. Mă rog, noi am țipat... Păi și ce ai vrea? Și el a zis, banii înapoi pe bilet. Și s-a strâns carnea pe tot. Mă rog, a fost mai funny, trebuie să fiți în public. N-a râs nimeni. Dar părere Club Comedy Point din București. Mulțumim Edi Moise care te ocupi. În fiecare weekend sunt show-ul la Comedy Point în Centru Vechi, unde avem noi. E, să zicem, clubul nostru de casă. Oarecum, după The Full. Da. E cam acolo, avem show-ul în fiecare sâmbătă. Mai unde mai încercăm chestii noi din când în când. Când ai încercat ultima chestie nouă, Florin, acolo? Acolo la naștere materiului pe care l-am acum. Acum câte luni? 8. Ce, se pare mult sau ce? Deci, acolo suntem în fiecare weekend în care nu suntem plecați din București. Când suntem în București, ne greșiți, sâmbătă ne găsiți acolo. E foarte mișto și e foarte cozy, 70 de locuri, fix cât avem noi nevoie. Mă rog, într-o zi de sâmbătă, miercurea, suntem la... Sala Palatului. Eu verific biletele de dobrotă. Visul nostru în carieră este să mai dea 11 bilete acum. Ăsta e visul nostru în carieră. Thomas O'Malley. Au rămas 289. 11 oameni. Da, mă, nu sunt 11. E o echipă de fotbal, 11 oameni. E somn, nu mai putem. Hai. Întrebare pentru Drăcea. Haideți, ia te rog, știi bine. Ăsta era anunțul Sala Palatului? Da, ăsta era anunțul. Dar ce crezi că am vorbit în ultimele 3 ore, în pula mea? Crezi că avem un anunț mai mare, dar am zis, pula mea, pune jos Sala Palatului, că tot ne-a zis. Așa l-am zis. Hai să punem și eu de asta. Ăsta era anunțul jegoșilor, Sala Palatului. Și voi sunteți șmecheri. Vrea voucher pentru 10 bilete, auzi? Dacă iau 10 bilete, primesc un voucher de 2000 de ron la porc? Nu. Hai să zicem da și nu o să aibă nicio dovadă. Îți pare fain cealaltă. Încă o bere și luăm biletele, cârje. Nu, 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 nu mai bag încă o bere, mă cam aici. Oh, ne-am cam aruncat la Sala Palatului. 31 ianuarie. Mâine nu o să mai aveți chef de cumpărat, mai e puțin timp reducerea asta, e la jumate. Luați banii, biletele, luați banii, spărgeți-i pe bilete și vedem după aia. Și ne vedem acolo, stați în față cu toți ăștia care am fost pe live, suntem toți 500. Nu? 300. 500, că o să mai ia și mâine, poi mâine. Zici? Da, Cârje e mort tare, e capac. Nimic greșit până aici. Stai, mulțumim. Da, de ce ai zis-o ca și cum a zis ceva rău? Da. Că nu e așa, vrei să sar fără niciun picior nu. În față? Da. Nu. Da, eu vreau să văd. Eu vreau să văd. Of, porniți camerele care... La 300, la 298 de bilete. Oameni buni, dacă pentru săritura asta nu se mai dau 11 bilete... Hai, Simona! Haideți, te-ai cam aruncat, Cârje. A reușit! A reușit! Mamă, dar... Ce bine că nu locuiește nimeni jos, că bă, băiatul le-a îndoit parchetul ăla acolo de urât, a sărit să bă, dacă se mai ia un bilet... Ce faci, frate? Tânără la chiloți, fac munoc. Faci munoc? Facem munoc. Mamă, trebuie să-l vedeți pe Florin cum face munoc, că e numărul unu, jur. Mamă, ce rău îmi pare că nu-i Popinciuca aici de a uite, replica. A zis, Drăcea, fii atent că iau bilete, te caut pentru voi. Caută-mă, frate, te rezolv. Bă, cu un hanorac te rezolv să mori la Drăcea, de unde șmecherii vin? De la Drobeta Turnul Severin, se știe. Ia uite, 5 bilete iau după săritura asta, asta vreau să văd. Gata, frate, hai! Ia-le! Și are tricou cu fructe și legume și a rupt berile. Pun observații, te așteptau la open mic. Eu când mă îmbăt, încep să alerg, Cârje, văd că începe să sară peste lucruri. Are Cârje, puls 120, fiți cu ochii pe el. Ușor, mă, dă-mi că ești operat.
Dacă facem un ochi revers, iau eu. Știi să-l faci în față, frate, monocul? Mamă, există asta? Să mergi în față, doar în spate, știi, ne pare rău. Câte avem, mă, că face Florin Munu? Ia doar jumate. La fel? Da. Am zis mai devreme gluma mea, pe care mi-e rușine, am dat-o odată. Aia la care o să-i fac iar act auto. Dacă să dau 300 de bilete. Bun. 289. Hai să facem la 295, Florin. Ce mai sunt, mă, încă 5? 6 bilete. Încă o oră. Eu, bă! În chat, mai sunt oameni care încă se gândesc... Dacă merge, îmi pare că în 3 ore mai sunt 3 bilete. Bă, sunt oameni care încă se mai gândesc la, bă, nu știu că n-am prieten încă, dacă da, luați acum, vă rog frumos. Eu chiar vreau să văd dacă chiloții lui Florin sunt chiar de firmă sau nu. Hai, vă rog din suflet. Eu când mă îmbăt, încep să alerg. Cârje, văd că începe să sară peste lucruri. Da, auzi și că dați material nou, v-am văzut acum 3 săptămâni la The Full. Păi ce, mă, tu mai ții minte ce ai auzit la The Full acum? Da, până în ianuarie. Nu mai avem și niște bucăți noi. Nu, pentru sala, eu personal, pentru sala Palatului, dacă mai auzit acum 3 săptămâni, o să am 2 minute, 6... Avem 13 minute noi, nou. Adică 90% va fi nou la sala Palatului, pentru că abia ce eu îmi pun materialul pe net și restul voi da nou. Deci o VMT, eu acum aș lua 10 bilete. Da, o să avem, o să avem alt material. Ușor, Mădăline, se, că se împarte sala Palatului la 4 în curând. Vrei să spui Ion Horia Petrișor că Mirela a plecat și tot pe mine mă scot din schemă băieții ăștia? Asta e portul la comedie, să fii pe el. Prost. Mai știi cu aia, momentul meu preferat cu tine când ești beat, Cârge, nu știu dacă l-am povestit vreodată undeva și nu știu dacă știu băieții. Nu-l povesti până la 300 de bilete. Nu, vreau să-l, vreau să-l povestesc. Deci a fost acum, nu știu, cred că vreo 3 ani, când făceai parte din grupul Outsiderii. Care erați tu, Dobrotă, și când Casacu, ai ieșit, Eugen? Eugen, H... Și atât, nu? Da. Bun. Și a fost seara în care Eugen, care nu mai face stand-up, s-a retras. Și Cârge, era open mic la Comics, sau nu mai știu ce era. Și a venit Cârge al meu, nu știu ce a avut SRA, un podcast final de asta, era rachetă de beat. Bă, dar era mort. Două beri, probabil, băuse. Nu, băuse un vin de țară acasă. Era rachetă și a venit cu o poză cu Eugen. Cu fața lui, exact poza de aia de pui la mort la mașină, așa, alb-negru, și o tot lipea acolo pe lucru și dădea cu palma în ea și că ne-ai părăsit, ne-ai nu știu ce, făcea tot aia. Bă, dar a făcut urât rău de tot și momentul meu preferat, deci bă, când am văzut pe Cârge, bă, a râs atât de mult, am intrat la un moment dat înăuntru, el se așezase să se uite la show și își luase nachos, el să mănânce nachos și avea o bere. Și era atât de rupt, m-am uitat la el și a fost la un moment dat atât de distrus de beat încât a luat un șervețel și a mușcat din el cu aia și nu și-a dat seama. Și la un moment dat a venit cineva, cred că Gabi, și a zis, du-te acasă, Mădăline, și l-a luat așa și du-te acasă. Bă, dar cum a mușcat, a luat așa cu pumnul și a mușcat din șervețel, nicio urmă de observație. N-am simțit la textură, la gust, la nimic. Era rachetă de beat. Recunosc tot ce s-a întâmplat. Era mort. A fost prima, cred că prima și singura oară când eu am plecat de la un show la ora 11 seara. Deci, dacă nu 10. Nu cred că ai prins 11, sincer. Asta, eu băusem acasă la ora 6, nu știu, era iarnă, sărbătorisem ceva acasă, habar n-am ce. După care am mers la podcast, am tras podcast, că trăgeam podcast pe vremea aia. Sunt private toate, nu le căutați. De la ora 8, la ora 10 eram mangă și am plecat acasă de urgență, trimis de oameni. A fost atât de amuzant încât... Ce? Nu vreau să zi, mă, dă. Tu tocmai ce ai spus că nu vrei la mâncare? Uh-huh. Ai spus pas la mâncare, drăcea? Povestește morții, mă, odată și tași dracu din gură. Că-mi faci nervi. Bă, sincer, nu mai am ce să povestesc. Mamă, dacă îi dau o dreaptă să mă arăt mamile mea că ți-l adorm. Mamă, ce grea e să Bă, dar ce bun e filmuleț ăla, eu nu, care eram prima zi de școală cu un buchet de flori, zice, am venit să-i aduc doamnei diriginte flori, că dacă îi dau o stângă, îi le pun pe piept. Bă, am o idee, fii atent. Bă, cât am râs la fii atent. Oameni din chat, am nevoie de inspirația voastră. Eu, pula mea, suntem între noi, eu vreau să fac asta. Eu cu Drăcea, la The Mic, pregătim o chestie.
Avem 36 de concurenți, fiecare înainte să urce pe scenă, mă rog, nu fiecare, în fiecare episod, oamenii vor trece printr-o probă. Vă dau un exemplu. Într-o probă merg la mall și să dea cu pumnul în... Da, alea. Să vedem care dă mai tare. Bun, da. Dați-ne o probă foarte mișto prin care să fie supuși 6 concurenți la The Mic, că mai avem un episod, ne găsit o probă. Da. Poate aveți voi o idee, super funny. Ce? Stai, scuze, ai zis, Cârge, nu livrezi tu alea 6 beri personal să le beți împreună. Vine Cârge direct cu 4. Așa zi. Dacă aveți vreo idee de cum ar putea cei 6 să decidă cum intră pe scenă, nu știu, habar n-am, numărat mazăre înainte. Ziceți voi ceva amuzant, că nu mai am în cap. A alergat în saci, iată, spune Florin Gheorghe de la Ai Umor. Iar... Uite, are dreptate, de ce ai povestit ceva și după jumătate te-ai oprit? Ce ai povestit? Ce-am am povestit? Uitat. Bă, Drăcea cred că a povestit, că el e pe... Nu, vorbeai tu ceva, dar am uitat. Dar cu el laptopul ăsta de are gradele în Fahrenheit? Dobrotă, dă-și tu play acolo, să mai citim comentarii. E Dobrotă, e pe America, are și ora acum. 291, încă 9, coaie. S-a mai dat 2. Ia, arată și mie la un pic. Aoleu! 291, coaie. Mai are Cârge relație după detectorul de minciuni? Dacă nu eu, măcar am rămas foarte mult cu acești... Am râs, nu cum mai te-ai simțit, mă, de la detectorul de minciuni? Bă... Ți se pare că a fost măzluită? Da, da, de da, ce? Da, 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 da. Deci, la Shelly... La fost emisiune am fost la circă. Man! La detectorul de minciuni. Man, am fost măsluit... 100%. Efectiv, tot ce ai răspuns a fost corect și am intrat eu primele 5 fake. Mi-a zis, refuz. Și eram, coaie, am spus, coaie, cum să te întrebe cineva? E mai amuzant, Dobrotă, ca tine să spui, lasă-mă, că te bat. A fost cea mai bună apariție a ta vreodată. Și să spun nu, mai sinceră. Să-mi spună fals, că bă, îl bat pe Shelly acolo, live. Așa, lasă-l boss pe Drăcea să doarmă. Coaie, sincer, dacă nu cumpărați bilete, pare că la ora 5... Da. E din ăla, mă, pe TikTok, am văzut că mai e una. Deci sunt aia care vezi, doamne, vor să doarmă și pornește o melodie și se ridică și... și eu după aia mă pun să dor și, bă, nu, iar mi-ați dat bani să dansez pe melodie. Ești doar invidios, Cârge. Pe cine? Ca probă poți să-i pui să găsească... Că e rupt. Eu sau... Mie sau ție? Da, nu știu că i-a zis. Să se tragă de șireturi. Cine are șireturile mai lungi, urcă primul. Ok, prins foaia cu capul pe perete. Mamă, asta direct liceu 2004. Prins foaia cu capul pe perete. Slipstream cu Cârge. Plecați acasă restul. La, când mergi la radio la 7 să scriu, cum stă cu biletele Cârge? Eu nu știu, frate, să vedem. Să-și dea cât o pagă, mă. Cum e? Nu mai vrei, frate? 293? Mâncă 7. S-a supărat Dobrotă, frate. S-a supărat Dobrotă. Ce i-ai scris? Hai să vedem. Nu mi-a scris nimeni nimic, dar nu mai gata. Am treabă mâine. Dar poți să pleci, frate, ca Popinciuc, când simți. Poți să pleci. Da! Haide, mai să legăm de gard. Are treabă, Dobrotă. Trebuie să programezi podcastul dimineață. E hai mult să legăm de gard și dacă până la ora 2:30, până ajung acasă, se dau 300, vă fac poză în kilo și o trimit și vă postați voi unde vreți. Și dacă nu, anulăm sala Palatului. A, da. Corect. Avem deja poză cu el. Aveți poză cu mine în kiloți? Da. Da, nu vrem mai mișto. Mai mișto de atât? Ia tu, frate, faceți încheierea, voi, eu mă refer. Deci gata, facem încheiere? Hai. Oameni buni, vă mulțumim. Oare cât am stat? Am stat ceva live. Păi la ora 10 a început. Live-ul este ora 1:30. Mama, deci, stat 3 ore jumate, mâncă vă și gura voastră. Vă mulțumim din suflet că ați stat cu noi până la ora asta. Mai aveți disponibilitate la reducere până luni dimineață. Cod Sala Pala 50. Să luați bilete la orice categorie de la Sala Palatului la jumătate. O să mai punem poze, campanii, o să fie nebunii pe aici acum. Bă, noi vă mai băgăm biletele astea pe gât și vă apreciem că ați luat ăștia primii, că vă știm că sunteți în fața acolo și de-abia așteptăm să vă vedem pe 31 ianuarie. Știi cum e, șmecherii food fraierii comentează, asta să nu uitați niciodată.
câinele latră, dar ursul știe. Mi se pare că trebuia după de asta o de Serghei, mi zic, să moară, mă. Foarte amuzant, Serghei, mi se îmi place mult. Opa! Oameni de radio, bun. Bun, bun. Hai, fiecare să zică ceva de încheiere. Florine, te rugăm. Bă, da, sunteți foarte drăguți ca să cu noi până la ora asta, nu ne așteptam. Sunt și bătrân cu aia. Mirele, te pupăm de aici, de pe Petrica. Și Mirel noastră. Cred că pupă la ora asta Mirel acum, da. Asta. Ce face Mirel la ora asta acum? Ce-o fi la gura lui? Ce-o fi la gura lui Mirel acum? Nu mai spume, nu mai spume, sperăm să nu. Da, nu mai spumele mării, ce-o la gura lui Mirel acum? Haideți până luni să atingem pragul ăla de 500 de care vorbeam astăzi, din păcate. Bă, până luni nici nu-mi fac griji că nu. Deci am încredere în oamenii noi. Și oricum vă mulțumim pentru biletele cumpărate. Și mâine dimineață, scuzăm, podcast și vlog apar, vedeți, da, cum vine, a fost vine. La poze, vorbim, așteptări, deci, na. Deci vă mulțumim și eu, legăm de garsără. Bună, dar nu înainte să vorbească ceilalți. Ceilalți doi. Îmi cer scuze pentru Dobro că e supărat. Nu sunt supărat deloc, doar că pula mea, am obosit. Cât să mai stau aici? Sunt om! Sunt om și eu, frate! De ce iar n-ați numărat bine cărțile la ce pula mea vă jucați voi? Zici tu, Dobro, și după aia eu vreau să fac finalul că... Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici și vă mulțumim pentru că ați luat atâtea bilete pe live-ul ăsta. Nu ne așteptam să fie numărul atât de mare, chiar dacă nu s-a atins 300, suntem foarte mândri de ce s-a întâmplat. Vă mulțumim și ne vedem la Sala Palatului. Luați bilete. Și restul săptămânilor, chiar dacă nu zici redus. Eu, bună seara. Mădălin Cârje, este numele meu. 48 de minute s-a Mădălin Cârje, este numele meu și dăm start cronometru. Mă voi opri când se vor da 300 de bilete. Bun. nu, bă, fără Caterinca. Îmi cer scuze că v-am stresat pe story foarte mult să fiți aici pe live și pula mea și... N-a ieșit la 100%, dar a ieșit funny până la urmă. Vă promitem că contentul din viitor care o să iasă o să fie mult mai bun, că sparg mixerul seara asta. Și live-urile rămân pe YouTube până la ora... Nu, dacă se fac 300 de bilete cumpărate, până la ora 2 rămâne live-ul dacă nu-l ștergem. Bine. Păi și ăștia vor să-ți teagă că sunt șerpi, vor să vadă doar ei chestia asta, deci nu mai cumpără nimeni. Nu mă, Drăcea postează vlogul mâine doar dacă cumpărați acum 1000 de bilete. Bun, hai mă, fără Caterinca, vă mulțumim foarte mult, chiar ne-ați depășit așteptările. Nu ne așteptam să avem 200 de oameni până când pe 31 ianuarie, iată că am făcut în seara asta. Sunteți minunați, ne vedem cu content online, roster post cu Nicolae pe 12 noiembrie. Bilete aproape vândute, ești nebun. Iată, în prima zi, Brenciu, dacă ești șmecher, dă temp. Așa. Oameni buni, vă mulțumim din suflet. Salutări, Cristi, Drăcea, Cârje, Pavel, Strata, noapte bună. Te iubim, frate meu. Ai nimerit 50%, fix cât e codul nostru de reducere. Eu știu că sunt Pavel Stratan, dar nu înțeleg care Cristi ești tu. Da, eu știu că sunt Pavel Stratan, dar tu care Cristi ești? Cristi Minculescu. Cristi Brancu ăla. Cristi Brancu. Hai, voi faceți o încheiere. Eu trebuie să mă duc să închid. Eu trebuie să mă duc să închid live-ul. Voi faceți o încheiere în concomitent. Toți trei în același timp cântați o chestie. O piesă. Nu! Nu, 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 stop! Uite-te în ochii mei. Așa. Și spune-mi că știi ce urmează să spunem la unii. Au făcut copii. Spune-mi, spune-mi, cuvânt. Fii atent, că n-am vorbit nimic. Hai. Hai. La 2, 3 și? Da. Hai. 2, 3 și... Carasupte!